Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Aproape că aș zice o poezie. Luați dosare, da, la copii, nu dați banii pe prostii. Da. Adică îi puseseră microfon în toată, da, casa? Avea și... în toată casa și în, și în telefon, deci era și o interceptare ambientală și de convorbiri telefonice și te transcria tot. Adică a intrat în viața ta. Da, cineva, deci a intrat și asta cu tine. Da, fără ca asta tu cu să tine, știi. Fără ca tu să știi. Primul dosar de rețea adevărat pe care l-am văzut erau alegerile din 2000 și a fost dosarul domnului Ionescu Chintus. Pe cine turna, scuzați, puteți spune asta? Felurite personaje din jur, nu era nimic, nu cred că era selectiv. Cred că despre cine era întrebat. Da. S-a publicat săptămâna trecută o notă informativă a unei mame despre copilul ei. Și evident că rămâi stupefiat, adică... Și a fost pus să-l toarne pe cel mai bun prieten al lui, pe Andrei Bodiu, săracu, la care s-a dus și căruia i-a spus: am primit, sunt obligat să te torn. Și Andrei a spus: toarnă-mă. Oamenii care s-au opus cooperativizării sunt nenumărabili. Țăranii cumpărau pâinea de la oraș, de la sau oraș, pe cartelă, exact. Da. Și trebuiau să dea ouă la schimb pentru gaz și nu aveau butelii și nu aveau becuri și nu aveau lemne și nu aveau curent. Asta o spun dintr-o experiență directă pe care am avut-o ca profesor la țară. Deci, umbra securității 33 de ani mai târziu. Nu e umbra, că e chiar securitatea, nu vă supărați. Deci umbra înseamnă să am în cărți. Când îi am pe ei în carne și oase... candidând, că la alegeri, iertați-mă, nu-i limita de vârstă. Outlaws cutlet. What? Cutlet haiducesc. Outlaws cutlet. Și gypsy muscle. Muși țigănesc. Și vă spun așa, în momentul în care Cristi Minculescu a plecat de aici și a spus câteva lucruri pe care nu le-a spus la podcast, revin la el, a lăsat și un banc, moștenire, cum face toată lumea. Așa. Și-l știi pe ăla cu pescuitul? Da, da, care s-a dus la pescuit, un tip se duce noaptea la pescuit și îl prinde o ploaie cumplită și stă și stă și stă și la un moment dat zice: bă, n-are rost. Și se întoarce acasă, pe-ntuneric frumos, se dezbracă și intră la loc în pat lângă soție și spune: plouă afară de rupe. Și soția spune: și boala s-a dus la pescuit. Este bancul lui Cristi, da. Dezvoltat dintr-un caz real, probabil. Da, inspirat de un caz real, da. Am mai văzut unul, e viralizat pe tot Facebook-ul, s-ar putea să-l fi văzut și voi, ăsta cu un moldovean trece pe lângă un bar. Glumesc. Mulțumesc că am înregistrat-o și spunem ce banc ți-a zis Răzvi când... ne-am văzut cu, înainte de a ne vedea. Nu pot. Nu, e din categoria așa, nu. Lăsat nu unul... se poate. Este lubric. Da. În momentul în care ne-am văzut noi cu Răzvi, când ne-am văzut la aeroport, parcă ne-a zis și un banc pe care îl... avuabil, de la pe care îl poți mărturisi, nu mai știu. Ce cuvinte importante avuabil. Da. Nu mai știu că unul era cu așa nu, deci nu se putea spune. Nu mai știu, ne-a spus și unul publicabil. Dar trebuie să vă zic că ne-am întâlnit... mers împreună cu Răzvi la Cluj. La aeroport, am avut întâlnire la Cluj și a venit și el că mergea la TEDx Eroilor. Și s-a așezat la masă, avionul a avut întârziere și atunci am înțeles fericire. Magia. Da. Magia pentru că am reușit să bem cumva, dar cred că la îndemnul lui, că altfel nu-mi explic. Da. Multe sticluțe de șampanie. De Prosecco, da. De Prosecco. Da. Așa, popice mici. Da. Da. Popii ce mici. Da. Să fie adunat... N-a trebuit să pilotăm noi, să spunem. A existat o fotografie la un moment dat. Da. Dar eu cred că Răzvi s-a ocupat să... Bănuiesc că el e the mastermind. Așa cred și eu. Mai ales că dacă stăm și ne aducem aminte cum se auzea sticla, cum se auzea lichidul curgând în cupe... Da. Răzvi trebuie să fi fost. Eu cred că avea un renume de păstrat. Că îți dai seama că a văzut multă lume masa aia noastră. Da, au tot trecut oameni care s-au uitat așa. Întâi la noi 12 ani vedeau pe el, că stătea cu și se lămureau. Exarhul, La noi existau expresii de nedumerire. Ce cu ăștia, că parcă
poza un oameni serios, după care își dădea seama. Ei, da, dacă e și Răzvi, okay. E de la el. E l-am înfundat pe Răzvi. Așa, ne înfundă și el pe noi. Nu-i nu face probleme. Ne prinde el imediat. Mm-hmm. Da. Okay. Dacă a fost foarte bună asta. Am aflat de la unul dintre ascultătorii noștri că ascultați acest podcast în grup. Mm. Da? Nu știi că a scris cineva? Că a ascultat podcastul în grup pe munte, mergeau pe munte și au dat drumul la boxă ca să-l audă toată lumea. Mi se pare absolut genial și absolut formidabil din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumim! Asta e de fapt ideea. Da. Și în fiecare zi tindem să vă mulțumim. Vă mulțumim și pentru că veniți la întâlnirile noastre din țară și pentru că ne înconjurați cu atenție, cu prețuire și nu numai, și pentru că vă abonați, pentru toate lucrurile bune pe care le faceți în folosul nostru, în așa fel încât și noi să putem face niște lucruri în folosul vostru. Da, și chiar vă mulțumim pentru abonamente, ele contează foarte mult, ne ajută să ne mai deplasăm, să mai plătim niște oameni, să mai facem niște investiții. O să vă povestim imediat că am făcut aici niște investiții, că o să mai punem câte ceva la cale și să spunem că suntem tare mândri că întâlnirile noastre sunt sold out, dar nu că sunt sold out. Se soldează cu sold out. Se soldează cu sold out. Am avut... Am avut la Cluj așa ceva. La Cluj așa ceva, da. Sold out de 72 de ore, cred, în 72 de ore. Și uite că acum avem la Iași. La Iași s-a vândut în 48 de ore. S-a vândut, sala din Iași fiind mai mare decât cea din Cluj și există acum discuții pentru suplimentarea numărului de locuri. A dus cu niște scaune, cu încă 30 de locuri, da. Să vedem dacă s-o putea. Să vedem dacă s-o putea, da, e important, bine ar fi să se poată. Oricum le promitem tuturor că ne întoarcem și că facem și la anul, că sigur, deja suntem în discuții între noi, că să facem, facem și o harta deplasărilor la anul. Da. Dar oricum e foarte frumos. Acum și îmi cer scuze ieșenilor, noi avem o campanie publicitară în derulare pentru Iași. Da. O campanie publicitară care este setată în mod automat pentru mai multe zile și probabil că o să mai vedeți. Bine, o să oprim la un moment dat. Sigur. În moment ce vedeți campania, vedeți doar că sunt biletele vândute și asta e. Încercăm să mai facem ceva acum, să vedem ce s-o mai, ce s-o mai putea cu încă 30 de locuri. O doamnă ne-a întrebat cu ceva ce cred că trece drept ironie, dacă venim la Iași pentru că vrem mălai. Nu știu ce înseamnă asta. Dacă avem nevoie de bani, că de-aia venim la Iași. A. Și am spus că eu am primit deja că am fost la Filit. Dar noi suntem plătiți pentru două. Ceea da, ce mă rog. Facem, da, nu știu, o ironie tristă. Da. Tristă, da, mă rog. Da. Drept omului, nu interzis nicăieri să faci glume proaste. Da, adică, nu că suntem foarte permite. Transparenți aici. Da. Avem oameni care ne susțin, adică e compania Dedeman, îi mulțumim că ea s-a care îngrijit. Care susține întâlnirile noastre. Care susține întâlnirile noastre, banii care se încasează din bilete rămân la organizatorii de la sala respectivă. Deci nu avem de ce să ne rușinăm și atenție, munca trebuie plătită, adică peste tot în lume. Peste tot în lume. Și astăzi avem oameni care susțin acest podcast. O să vedeți un pic mai încolo că există o companie care susține, de fapt susține un proiect important pentru România și cumva ne susține și pe noi. Până una alta, domnule Paraschivescu, hai să vedem ce ați adus aici. Mick Jagger, evident. Da. Bite My Head Off, rupem capul cum ar veni, de pe Hackney Diamonds, al 24-lea album de studio și cred că e primul după ce am luat Charlie Watts, bateristul lor mitic. Da, deci am ales-o. Mm-hmm. Am ales-o pentru că oamenii ăștia, Mick Jagger cel puțin, are 80 de ani. Mm-hmm. Ăsta e motivul. Bine că sună splendid piesa, că e un rock de ăsta clasic, dar e un rock cântat la 80 de ani. Și este un fel de automotivare pentru mine. Dacă Mick Jagger face așa ceva la 80 de ani, vreau și eu la 80 de ani să fac lucruri la aceeași intensitate și cu aceeași plăcere. Avem podcasturi de făcut, conferințe, o să fii în concert precum Rolling Stones. Da, pe la 80 de ani o să fiu în comune deja, vom fi lichidat orașele mici. Nu, ne vom întoarce în marele turneu, știi cum fac ăștia? The farewell tour. Da. Și apoi mai vine încă unul și încă unul, că nu și-au luat goodbye la revedere. După cele vom fi făcut și pe cele din străinătate, că avem invitații. Avem invitații
cu nemiluița, da. Nu știu cum o să facem cu el, adică luăm în calcul, deocamdată și noi suntem destul de mici, destul de puțini, o să mai aducem oameni, pe măsură ce trec lunile, tot mai vin oameni pe lângă noi, care ne ajută, dar cu plecatul în străinătate e delicat, da, pentru că asta presupune... E o logistică complicată. O logistică și o decuplare de la ce înseamnă angajamentele noastre din România, măcar pentru câteva zile, ceea ce poate fi delicat. Da, asta e, cel puțin luna noiembrie e o lună nebună pentru amândoi. Hai să o fi văzut pe octombrie. Da. Ce n-a fost mai brează. Decembrie, apropo, să știți că pe 16 decembrie suntem la Timișoara, da. Și eu o să fiu acolo și pe 6, 7 și 8 decembrie. Ca așa, some guys have all the luck. Da. Pare că mergem în tandem, știi? Cu două vagoane, așa. Bine, o să mai avem de povestit. L-am văzut pe Mick Jagger la lansarea albumului, că tot ziceai, da. Cu doamna Lady Gaga. L-am văzut cântând live. Excepțional. Da, un blues de data asta. Foarte bun, foarte bun el. Adică e spectaculos că îl ține vocea la vârsta asta. Sigur. Da. Impresionant, impresionant. Oare cum păstrează vocea asta? Nu știu. Da. Nu știu, John Anderson, care a făcut abia 79 de ani, solistul de la Yes, dacă mai cântă și la ce nivel este vocea, pentru că el avea o voce cristal definitiv. Da, l-am văzut pe Mick Jagger și la Barcelona Real cu Ronnie Wood alături. Da, au fost sponsori, da, cumva. Da, sponsorii Barcelonei sunt Spotify și... Așa se explică. S-au lansat albumul acolo respectiv. Și a observat cineva în presă, cred că Andrei Niculescu, că altădată la un Barcelona Real sau Real Barcelona, o vedetă aflată în tribune avea parte de un prim plan. Pentru că în rest erau prim planuri cu Messi, Ronaldo, Neymar, Benzema și așa mai departe. Acum, distribuțiile fiind un pic mai subțiri și contractul fiind probabil un pic mai apăsat, au fost multe prin planuri cu Jagger și Ron Wood. Da. Într-un fel și merită, dar înțeleg și afacerea. Mick a fost din cartea asta de care ți-am spus, cea cu Masters, scrisă de Ian Venner. Da. Chiar l-a întrebat. Deci Mick este un afacerist bun. Cred. Și asta l-a întrebat în anii 90, când afacerea de-abia creștea. Și Jagger a spus, domnule, am învățat să fac unele lucruri, zice, dar am ajuns la un nivel la care am început să deleg și suntem un very good business. Da, și trebuie să știi și asta pe lângă cântare. Mai sunt oameni care au morbul afacerilor, cum se zice, sau care cel puțin își gestionează bine afacerile, de tipul Jürgen Klinsmann, care își negocia singur contractele și ca selecționer și ca jucător. Prin urmare, da, e probabil falsă imaginea asta care vede în protagonist, în vedetă, ceva la discreția celorlalți. Nu, există o independență, există o inteligență practică. Uită-te la Bruce Springsteen. Sau Springsteen, da. Exact. Mai vorbim despre asta azi, vă provocăm să începem acest podcast, domnule Paraschivescu. E o idee foarte bună. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii. Salutare, Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblea. În câteva momente vă explic ce este cu tricoul meu, pe care scrie The Fields of Athenry. Da. Și de ce acest lucru este legat de cartea domnului Paraschivescu, pe care o aveți aici, cartea reeditată la Humanitas. Astăzi este Mâinele de care te-ai temut ieri. Exact. A apărut în prima ediție în 2012, tot pe la Gaudeamus, și reeditată acum, tot înainte de un Gaudeamus și cu minime modificări, de fapt corecturi. Existau acolo câteva scăpări de care m-am ocupat. În rest, textul e același. Tricoul a fost al lui Radu. Da. Este luat din Athenry. Exact. Numele cântecului celebru care este personaj în carte și rămâne al meu, nu? Da. Nu e ca la Rolling Stone. Da, nu e și nu e la, ca la Cupa României sau așa. Nu e transmisibil. Da, rămâne al tău. Rămâne al meu. Eu am tot sperat, am spus și la lansarea din 24, am sperat că acest tricou să fi fost făcut la Dublin sau în Cork sau mai știu eu pe unde. Nu e făcut în China, asta e vestea bună, vestea mai puțin bună e că e făcut în Maroc. Prin urmare, globalizarea a mai lovit odată. Cork nu înseamnă tirbușon? Ba da, înseamnă dop. Dop. Corkscrew. Corkscrew. Deci tirbușon. Dop. Dop, da. Orașul ăla se numește Dop? Dop. Cred că tot Cork e și Pluta.
Aia, Plută. Plută, da, da, da. O fi fost vreun arbore de plută rătăcit pe acolo. Cine știe. Altfel, noi am fost la Cluj, da, unde am avut conferința despre România plagiată, România educată, și educată. Plagiată, da. Da, și am vorbit 3 ore cu oamenii de la Cluj. Foarte bune întrebări, foarte solid și oamenii foarte doriți de discuție și este marea noastră bucurie că oamenii vin la discuții care nu îi amuză. Oamenii vin la discuții care pun să gândească. Nu facem stand-up, exact, nu facem comedie. Exact, asta mă gândeam și eu, dar nu cântăm. Nici măcar nu lansăm o carte, deși am vorbit despre carte. Că ai zice, domnule, lumea vine să ia o carte, să simtă bine sau... Da. Am spus 2-3 fraze despre sigur carte, da, am dat și câteva autografe după discuția asta. Da, dar a fost foarte frumos, cu o sală plină și cu întrebări istețe, cu judecăți interesante, da. Oameni destupați la minte, ceea ce așteptam și noi, bănuiam că așa va fi și am făcut promisiunea să ne întoarcem la Cluj, pentru că sold-out-ul ăsta ne obligă, după cum... Elanul publicului ne obligă și el. Ne obligă și cel de la Iași. Conferințele, întâlnirile noastre au crescut în 6 luni. Suntem foarte bucuroși. Căutăm metode și tragem speranță ca anul viitor să alăturăm prieteni importanți. Ei, da. Asta ar fi. Asta e un gând semeț, care e concretizabil până la urmă. E concretizabil, depinde de oamenii care ne vor ajuta, depinde de sălile în care vom fi. Și să vedem orașele în care vom merge, că n-are rost să reparcurgi pas cu pas traseul de anul ăsta, sigur că vom găsi și alte orașe, cu oameni care ne așteaptă. Da, am primit după întâlnirea de la Cluj-Napoca. Da, eu zic Cluj, mă rog, tu zici cum vrei, da. Trebuie să-i spunem și numele oficial din când în când. Îl zic pe ăsta. Un mesaj de la Alexia Pescar, care mi-a scris pe adresa de e-mail. Bună ziua, de un an și ceva vă ascult podcastul și am fost astăzi la întâlnirea dumneavoastră din Cluj, dar nu am venit la sfârșit să vă spun în persoană cât de mult apreciez ceea ce faceți împreună cu domnul Paraschivescu, fapt pe care acum îl regret. Acestea fiind spuse, prin acest mesaj îmi doresc să vă felicit pentru felul în care ne arătați că încă se pune accentul pe cultură în România. Am descoperit podcastul dumneavoastră prin intermediul profesoarei mele de limba și literatura română, care de asemenea astăzi a fost prezentă și care mi-a spus că va vorbi despre mine și despre felul în care a reușit să-mi deschid ochii spre un nou mod de a fi conectată la tot ce se întâmplă în jurul meu. Ca student în primul an la drept, subiectul pe care l-ați abordat astăzi a fost pentru mine unul de maxim interes și mi-a făcut o deosebită plăcere să vă ascult și în persoană. Sper ca la următoarea întâlnire de la Cluj sau la viitoarele lansări de carte ale domnului Paraschivescu să vă pot spune aceste lucruri și în persoană. Vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți. Da, mulțumim și noi, e măgulitor, e reconfortant și chiar dacă acum dăm impresia că ne lăudăm singuri, e o reacție care ne face plăcere și ne umflă pânzele, ca să zic așa. Dar mie îmi face plăcere și din alt punct de vedere, pentru că e mesajul unui om foarte tânăr, e mesajul unui om care caută valori în România, e mesajul cuiva care și-a luat 3 ore din viață ca să discute, să-și pune la încercare ideile. Și ăsta e un lucru... Și căutăm valoria dat peste noi, mă rog. Fost o mică confuzie. S-a și tras la poartă, nu-i problemă. Se întâmplă și chestiunea asta. Am primit și eu ceva, un semn de, cred că de apreciere și de nostalgie și de aducere aminte, dar îl împart cu tine semnul ăla, sunt 2 napolitane dănuți, despre care eu am spus, am uitat să o aduc. Dar ne întâlnim. O să le mănânci? Nu. O să mănânc una. Da. Am uitat să o aduc. O aducem acum. Da, sunt 2 napolitane dănuți și am scris despre napolitanele dănuți, despre locurile în care se găseau, despre cum arătau, ce gust aveau. Sigur că acum, dacă mănânci o napolitană de asta și ai concurența ciocolatelor străine și produselor străine, s-ar putea să nu mai ai impresii superlative, dar nostalgia rămâne, pentru că nu mănânci ceva dulce, mănânci o bucată de viață, de copilărie. Mănânci un dănuț, cum ar fi. Da. Arătau foarte bine la asta, ajung ele și la mine. De la Timișoara, evident că arătau bine. La Begapan, acolo. Am fost la Cinema Arta, condus de doamna Monica Sebastian, care organizează și festivalul Urban Eye de la București, care, dacă nu mă înșel, nu e în săptămâna asta, dar săptămâna viitoare, și o să-l trecem și în newsletter, merită să vedeți, să aruncați un ochi pe festivalul acesta. Cinema Arta de la Cluj merită
intrat acolo măcar ca să vedeți cinematograful. Da, da, e foarte frumos. Da, e o clădire veche, primul cinematograf din Cluj, cu o istorie semeață, să spun așa, o istorie dinainte, are 100 și vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Da. Are o istorie interbelică, are și o istorie înainte de primul război mondial. E unul dintre locurile culturale. Primul cinematograf din Cluj e o întreagă istorie. Da, și e chiar în centru, adică la doi pași de Piața Unirii, vis-a-vis de Humanitas Cluj. A venit, am primit un mesaj, dar eu mi-e greu deja de la o vârstă și de la vreme să înțeleg. Ai văzut că sunt niște lucrări în față. Eu cred că acolo se face o ale pietonală. Am văzut. Da, eu așa, de cred că deduc. Sunt lucrările astea, da. Da. Sunt oameni nemulțumiți că se întâmplă lucruri. Ale, ok, bine. Da, ce să zic? Știu. Am avut așa ceva și la Oradea. Au fost mustăciri de genul ăsta. Dom'le, orașul e șantier. Da, și Timișoara a fost șantier și acum nu mai e și arată bine. Și Bucureștiul e șantier. București, București nu se termină niciodată. Păi acum, dacă tot, niciun oraș nu se termină. Dacă tot recomandăm până nu vine Diana, o să vină și ea cu recomandele, să spun și eu că puteți merge, știu că nu vine, de-aia profit, puteți merge la festivalul Sonoro de muzică de cameră, începe, nu știu dacă nu mâine începe, sau azi, habar n-am. Oricum eu mâine am deja invitație acolo la Ateneu. Și va începe și festivalul de muzică veche, la care iarăși vă invit să mergeți. El se desfășoară la Muzeul de Artă, fie în sala Auditorium, fie în Sufrageria Regală. Deci sunt două isprăvi culturale din București la care vă invit. Rolling Stones e muzică veche? Așa. Da, e și veche și nouă, ceea ce e un merit. Mai ales că ai o concurență, ai serii peste serii de interpreți, de muzicieni care apar și care dispar, unii dintre ei rămân, ori să ți steagul sus la 80 de ani în vâlmășagul ăsta de muzici, e absolut lăudabil. Când era noi să plecăm de la Cluj, din sală, au venit doi tineri la mine, doi foarte tineri la mine, un el și o ea, un domn și o doamnă, să zic așa, care mi-au adus o serie de broșuri, să le zic. Cred că e pe sistemul ăla, fanzin, magazin, știu, magazin mai mic. Da. Așa. Și au spus că ei se ocupă cu chestiunea asta. Au un site, se numește Celula Foto. Site-ul ăsta, sau, mă rog, această mică afacere, publică fotografiile unor oameni care se ocupă de așa ceva, deci probabil că sunt fotografi profesioniști, sau nu toți dintre ei, nu-mi dau seama, și ei publică periodic câte un album din ăsta fotografic, micuț, pe o anumită temă. Ele sunt și de vânzare, dacă vreți, pe Celula Foto. Și am zis, ia uite ce chestie fac cu oamenii ăștia, hai să-mi arunc o privire mai cu atenție, să vedem de ce această pasiune încotro împinge și așa mai departe. Și am găsit între aceste broșuri pe care ni le-au dat nouă și o să le avem aici la Vorbitorinci, câteva bijuterii pe care Celula Foto, așa se numește odată, celulafoto.ro, le dă României. Iată albumul acesta, se numește Închisoarea Îngerilor, fotograful se numește Vasile Dorolții, uite aici așa, s-ar putea să-l mai găsiți pe site dacă nu s-o fi vândut tot. Și omul acesta are o poveste extraordinară, născută absolut din întâmplare. El este un fotograf de care probabil că multă lume nu știa, care a reușit să surprindă imagini cât se poate de adevărate din leagănele alea de groază ale copiilor din perioada ceaușistă. Ce avem noi aici sunt imagini de la mijlocul anilor 80, din 1985, de la Gherla. El și spune povestea asta, domnule, eram inginer constructor, făceam naveta la Gherla și la un moment dat una dintre prietenele mele lucra aici educatoare, da, pe tura de seară cumva și mi-a zis, hai să vezi și tu cum e. Fără a-i spune că e o grozăvie sau fără a accentua, pentru că probabil femeia știa că astea sunt condițiile, nu considera o grozăvie. Și Vasile Dorolții a reușit, și-a luat aparatul foto și a zis, da, de ce să nu fotografiez eu ce-i vedea acolo, fără a gândi că documentează unul dintre episoadele noastre
istorice, cum să zic, îngrozitoare și despre care trebuie să vorbim mai mult. Și zice că a început să-și dea seama de povestea asta în momentul în care copiii s-au adunat în jurul lui și au început să-i zică: pentru cine ai venit? Tu pe cine o să iei astăzi? Care dintre noi pleacă cu tine? Imaginile le găsiți și pe celula foto, vă puteți uita acolo, celulafoto.ro, asta e una dintre fotografii. Știu că ți se întunecă privirea când vezi copiii aceștia. Asta e altă fotografie aici. Eu am văzut leagănul de la Bădăcin, din Sălaj, în 91. După. N-a arătat cu nimic mai bine, să știi. Da, bănuiesc că nu se schimbaseră multe orori acolo. Da, erau niște copii ascunși de lume. Pitiți undeva să nu-i vadă nimeni. În așa fel încât dacă nu-i vede nimeni, ei teoretic nu există. Practic erau niște drame în formă continuată. Nu este singurul album. Sunt albume pe multe alte teme. Ăsta de departe pare așa cel mai important din punctul meu de vedere, pentru că rezonez cu povestea asta istorică și pentru că documentează ceva ce noi cred că în mare măsură nici nu vrem să știm. Dar aveți albume de fotografii din Dobrogea, din localitatea Pit, aveți un portret al unui personaj ciudat care se numește Juju. Dacă vreți să vedeți niște Healing Waters, un reportaj cu mult talent fotografic din partea tuturor celor care fac chestiunea asta, și felicitări pentru inițiativă. Dacă vreți să sprijiniți sau să aveți așa ceva acasă, luați cu încredere. Eu și cu Alina ne cumpărăm de multe ori albume din muzee. Mare plăcere. Da. Ne uitam acum și le păstrăm. Știu că e gestul ăla, dar de câte ori te uiți, domnule? Din când în când îl mai deschizi și îți dau stare de bine. Este acum la... Am fost din nou la Picasso. Ok. Ai fost și pentru mine de data asta. Da. Prima dată ai fost pentru tine, a doua oară pentru mine. Și o să mă mai duc o dată, pentru că era atât de aglomerat și Alina nu s-a bucurat de experiență. Și este album acolo. Acum reflectăm dacă îl cumpăr. Cum a spus Yogi Berra, nimeni nu se mai duce la restaurantul ăla pentru că e foarte aglomerat. Cam așa a fost. Adânc. Da. Cam așa a fost. Am prins un duminică la prânz o călcare pe picioare. Da. Okay. Eveniment mare și oamenii trebuie să se bucure. Și e foarte interesant ce e acolo, că e efectul Picasso. Ai o grămadă de autori români care... Da. Sunt influențați de treaba asta. Tu ce ai făcut? Eu ce am făcut? Am fost la un festival de literatură și la un salon de carte, unul după altul, în consecuție, la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, Filit, mai pe scurt, și în avion, dacă am mers cu un ATR, cum de la micuț așa, și la fiecare mică turbulență ne întrebau unii pe alții: did you feel it? A fost frumos. E un festival organizat cu resurse mari, cu o logistică superbă, de trei scriitori ieșeni foarte buni și foarte cunoscuți: Lucian Dan Teodorovici, Florin Lăzărescu și Dan Lungu. Cu Dan și cu Florin m-am și întâlnit acolo. Un festival care se întinde acum și în alte orașe din jurul Iașului și unde vin autori foarte cunoscuți, deci autori foarte cunoscuți care sunt puși în prim plan. În fiecare seară de la 8 a existat câte un dialog între un moderator român, că el a fost Marius Constantinescu, Ioana Bâldea Constantinescu sau Robert Șerban sau altcineva. Invitații au fost Gisel Iahina, Eric Emanuel Schmidt, Birhanson Mez, despre care o să mai vorbim un pic, deci invitați de anvergură. Și în rest acțiuni, întâlniri cu elevi, cu alte categorii de public, tot felul de puneri față în față. Eu am avut două asemenea întâlniri cu elevii de la Colegiul Național Costache Negruți, unde am fost cu Dan Sociu, și apoi la un club care se cheamă Logos, ținut de o entuziastă profesoară de română. Și a fost foarte frumos. Tot acolo la clubul Logos funcționa și voluntarul meu, Vlad Zurcanu, pe care îl salut pe această cale, dacă se uită cumva la noi. Da, a fost foarte interesant. Deci mi-a părut rău că n-am putut să stau pe toată durata festivalului. Am stat în primele două zile când am avut trei evenimente, 7 sau 8 interviuri și așa mai departe.
După care am zburat înapoi și în aceea zi m-am dus la Brașov, unde m-am întâlnit din nou cu Mihai Mirică, pe care îl mai salut odată, că știu că se uită la noi, și care îi mulțumesc și pentru salonul Bookfest de la Brașov, unde mi-am produs cele 7 lansări tradiționale, care o să mă aștepte și la Gaudeamus, în noiembrie, ultima parte, și acolo a fost obositor, dar frumos, și cam cu așa ceva m-am lăudat și imediat după aceea a venit Clujul. Da. În urmare, ocupa tot timpul. Eu am fost la Cluj 2 weekenduri consecutive. Da, tu ai fost cu tenisul, că am fost la tenis la Transilvania Open și am scris acolo la inițiativa La Fântâna lucruri despre Transilvania Open și despre turneu și despre jucătoare. Și am făcut un foarte bun interviu cu Ana Bogdan, care am stat și m-am uitat și am admirat că claritatea și maturitatea obținute în timp. A fost un turneu foarte bun. Și ai văzut diferența dintre cum se vede tenisul la televizor și cum se vede acolo. La televizor se vede mai încet, da, ca să zic așa. Pare că e mai simplu. Dar acolo e în foarte mare viteză și fetele acelea nu au fost primele 20 din lume. Adică să înțelegem că e un turneu WTA 250 la final de sezon competițional. Vin jucătoare din primele 100. Cam așa se întâmplă. Și dintre cele de top 20, doar dacă au nevoie de puncte foarte multe să facă turneul final a campionilor, cum ar fi. Aici au fost româncele, Sorana, Ana Bogdan, Jacqueline Cristian, o nemțoaică, Tamara Corpaci, care a și câștigat, da, și care era genul soldățel, așa. Am văzut-o și relaxată la hotel. Acolo e un mediu foarte interesant, că se stă la un loc, adică toată lumea stă în hotelul acela. Păi și la Filit, la fel, am stat toți în același hotel. Și era amuzant să vezi. Am văzut-o diminețile foarte relaxată, după care intra într-un modul de stat, de război. Gabriela Rusea a prins un turneu foarte bun, de unde a urcat foarte tare, nu se aștepta nimeni să vină până în finală. Pentru ea conta mult, dar nu era, așa mi s-a părut că din punct de vedere sportiv nu era la momentul câștigării finalei. Și un turneu, cum să zic, foarte bine organizat, foarte plăcut tot ce s-a întâmplat acolo pentru clujeni, e atmosferă frumoasă, e civilizație, oamenii își susțin favoritele, dar fără a sări calul, fără a sări calul, totuși nu-i fotbal. Da, l-am văzut pe Horia Tecău, care a fost omul care lua interviuri la turneu și care povesti mult despre psihologia și modul în care jucătorii de tenis se adaptează la chestiunea asta cu turneile. Știi că, de exemplu, dar nu mai știu care dintre jucătoare îmi povestea, una dintre ele mi-a zis că preferă să stea la hotel, deși are joacă acasă în orașul natal, pentru că nu pot ieși din ecosistemul ăsta de hotel. Aha. Că mintea îi se așează mai bine în, așa cum e și la celelalte, știu eu, 20 de turnee, 30 pe care le are într-un an. Și e foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Noi de obicei, dar noi suntem turiști. Noi abia așteptăm să ieșim din hotel, ne lăsăm bagajele, facem un duș și o luăm la plimbare, la picior. Sunt prinse într-un sistem în care li se pune totul la dispoziție să le fie ușor. Inter Clujul fiind votat cel mai, în 2022, cel mai bun turneu din categoria sa. Okay. Aici au mașini la dispoziție care le duc. Au inclusiv un salon de cosmetică, știi? În spate, fetele, au un salon de cosmetică. Cocheteria există și acolo. Da. Sigur că da, au tot felul de instrumente de astea medicale, o armată de oameni care le stau la dispoziție, masă separat. Am văzut multe dintre realitățile turneului, e un caiet de sarcini. Da, și că ai voie să aduci numai 5 tipuri de cereale. Și să le comunici acolo la WTA. Ce fel de apă bei, tot felul de chestiuni. Sunt rigorile de competiție. O muncă foarte mare și felicitări Clujului care are povestea asta, care pe mine se intru un pic în intimitatea lor,
Mi-a dat un... Da, și îi felicit pe Ieșeni, mă rog, și pe Clujeni, mm-hmm. și pe Ieșeni pentru Filit și pentru ce s-a întâmplat în jurul Filitului. Deveneam foarte nepoliticos dacă nu le aminteam pe doamnele care au moderat discuțiile, Camelia Gavrilă, la profesor Camelia Gavrilă, la Costache Negruți, la Colegiul Național, și Serinela Zara, din coace la Clubul Logos. Serinela este o bomboană de femeie, este extraordinară. Am fost, nu colegi de facultate, că ea era la litere, dar am făcut parte în aceeași gașcă. Da, cu serii ne știu de când eram mici, da, ca să zic așa. Și foarte fain, ne-am despărțit prieteni, deși atunci ne-am văzut prima dată. Da. Iar trupa de acolo, de la Logos, e admirabilă. În general, copiii de acolo, felul lor de a se uita la tine, de a spune întrebări, de a te sonda, sunt dezghețați, sunt dezinvolți, au chef de vorbă, ceea ce a fost minunat. Da. Să zic că am fost la teatru. Am fost la... Și eu. Da. Am fost la ce a pus Radu Afrim, Repetiție pentru o lume mai bună. Da. Wow! Asta e după cartea lui Mihai Radu, nu? Da. Care a fost și el la Filit. Wow! Adică a pus Afrim ceva în care Manole, Raluca, Produ, da, știi, distribuția lui obișnuită, au pur și simplu, au plutit. Extraordinar ce a putut să fac. Dar ce viziune are omul ăsta. Câte lucruri se petrec pe scenă și toate atât de faine și modalitatea lui de a combina cinematografia filmată live atunci cu teatrul, toate simbolurile pe care le folosește. Ei, am și eu de gând la un moment dat, nu știu, să vedem. Eu deocamdată am fost la acasă la zoo. La act. La act, da, la act, jos acolo unde ai sentimentul de plinei nesiguranțe. Piesă bună de tot a lui Edward Albee, cel cu Three Tall Women, trei blășgane, și cu E frică de Virginia Woolf. Jucat piesă de trei personaje cu Ada Condescu, Ionuț Grama și Ișvan Teglaș. Mamă, Teglaș, toți trei foarte buni, la Teglaș, ceva uimitor. Să repet, și-au jucat toți povestea impecabil, te ajută și spațiul ăla care este suficient de mic încât să vezi primul fir de transpirație pe fruntea cui apare, să vezi o clipire din ochi, să observi altfel decât ai observat din rândul 20 de la Național. Ne? Alina a fost la Seaside Story, okay. la festivalul de teatru, tot de Afrin, și cică a fost cu Urale. Ne. Mari Urale, e ceva ce trebuie să vedem. Mai multe lucruri le-a și pus în newsletter. Și amândoi împreună am fost cu avionul. Ceea ce a fost o experiență... E așa neobișnuit? Nu, dar personajul pe care l-am găsit în avion, despre care te-am întrebat eu, ia zi, domnule, să potrivește definiția de mitocan. Care ți minte că era pe care a vorbit foarte tare, care vorbea ardelenește și părea oricând în pericol să fie scos din avion. Dar ne-am și gândit, și așa întârziase o oră. Da. Zic, dacă îl dă pe ăsta jos și mai ai și bagajele, întârziem aici toată noaptea. Pierdem discuția, da. El ce făcea? El vorbea tare la telefon. Da, tare, adică nu tare și cu accent. Tare și cu accent. Adică era o combinație de nou și vechi, așa. No, ăștia au întârziat, dă-i dracu cu avioanele lor. Da. Așa, pune și tu masa când o-i veni. Există oameni care vor neapărat să fie auziți, să se facă auziți. Da, auzit, adică... Știu, da. Erau, adică eu m-am gândit la un moment dat să umblu în bagaj și să-mi scot dopurile de urechi, dar nu știu dacă ar fi ajutat. Că eu, ca un moș tipicar, nu plec nicăieri fără așa ceva. Anticipez oricând o partidă încinsă de sex în camera de alături de la hotel. Am avut experiența asta la Costinești, pe vremea când n-aveam dopuri de urechi. Și am spus să-mi cumpăr și nu plec nicăieri fără ele. Dar nu cred că ar fi fost de folos. Eu am avut căști. Aia, da. Da, la care am dat drumul la muzică, mai ales că zborul a fost un pic... Turbulent, să zic am țopăit un pic așa. Am țopăit un pic și nu mi-a plăcut deloc asta. Deci am ieșit de acolo, am ieșit amorțit tot și neplăcut. Și am mers cu avion mare. Deci nu mi-a plăcut deloc, am dat muzica aia cât se poate de tare. Culmea că domnul Paraschivescu, care explicase prietenii lui Răzvi, Oana, care-i treaba că el a scăpat de chestia. Am fost la psiholog. Nu știu ce, domnule, n-avea nicio treabă. El citea, făcea la... Mama, și când mă uitam la tine și la Alina, că voi doi citeați, dar concentrați, adică n-avem nicio problemă, iar eu nu puteam, eu tot închideam cartea aia și ziceam, Doamne, ce mi-a fi trebuit? Tu n-ai observat că noi nu dăm pagina?
N-am văzut, dar chiar mai. Nu, chiar am citit. Deci nu mi-a plăcut deloc. Am ieșit de acolo și am zis, nu-mi place. Dar la întoarcere a fost bine. La întoarcere a fost bine, n-am mai găsit căștile la întoarcere, le-am găsit. Dar l-am mai găsit nici pe Mitocan. Nici pe Mitocan, a găsit Alina căștile astăzi, mi-a dat telefon și zice, ți-am găsit căștile. Ți-am spus că o să le găsești. Zic, mi-am adus aminte unde erau și mi-am dat seama și cum le-a găsit. Deci le-am pus în buzunar la piept la cămașa albă și... Ele au intrat la spălat odată cu cămașa albă. Ok, și au intrat la apă un pic. Acum le-am lăsat să se usuce. Vom vedea ce s-a ales de ele. Okay. Da. Vrem să vă zicem așa, că o să mergem la Iași și vă mulțumim tare mult că acolo a fost totul sold out. Vă mulțumim și pentru Cluj. Vă mulțumim pentru... like, share și subscribe, ca să zic așa. Dați foarte multe like-uri, ne-a învățat și pe noi cineva. Deci dați foarte multe like-uri aici ca să urce mai sus să-l vadă cât mai multă lume. Vă mulțumim și pentru donații, ne bizuim pe ele și puteți face lucrul acesta. Și am zis că de săptămânile astea să le mulțumim și oamenilor pe unde am fost și pe unde am mâncat și pe... Am stat undeva cu nume... La Campeadorin. Campeadorin. Și am zis, mă, Iuliana, Iuliana este producătoarea noastră. Unde ne duci, mă, tu, Iuliana, la Campea? Nu știam de locul ăsta, dar are un mic dejun splendid. Splendid, serios. Da. Chiar bine. Da, bine. Chiar bine. Am luat de acolo și am ajuns cu el la București, am luat un de ăsta cu ciocolată. Ai luat, da? Pano șocola. Pano șocola. L-am pus în șervețel. Care îți mai dă dănuți ție. Îți dau, și am zis, promis. Am zis că lasă-l am înainte de conferință, că poate așa. Da. Dar n-am avut nevoie. L-ai mâncat cu mult înainte de conferință. Nu, l-a scos Alina la București și a zis, uite-ți mă, asta. Da. Și nu l-a mâncat nici pe ăsta, să vezi că l-a mâncat Vladimir. Riscant ce faci. Da. Fiind într-o... Și am mâncat... Deci i-am spus domnului Paraschivescu, o să mă ții minte, da? I-am zis așa, ne-am dus la restaurant, în centru, acolo, la terase. Ok, da. Și cred că Nuca se chema. Nuca, exact. Da, și i-am zis domnului Paraschivescu, când s-au luat comenzile, eram cu prietenii mei, Puiu și Ioana, veniți de în Austria. Ai făcut o copzăreală cu chelnerul. N-am făcut nicio copzăreală. Cum să fac copzăreală? Să te las flământ? Păi tocmai din cauza mea. Și l-am văzut când își lua notițe, chelnerul, știi? Și au fost câteva semne pentru mine că nu-și ia bine notițe. Pentru că s-a încruntat tare, i-au fost date comenzi încrucișate, 7 oameni la masă. Și pe astea le aduceți acum, pe astea le aduceți mai încolo. I-am văzut 2-3 broboane de sudoare cum ies așa. Noi imprudent am mâncat și supă. Da, noi am luat și supă. Poate că și asta a contribuit. Da. Și i-am zis lui Radu, ăsta încurcă comanda. Da. Zis, nu, pe fiecare cu dreptatea lui. N-a încurcat-o. N-a încurcat. Pa mea n-a adus-o. Adică a adus felul întâi. Când a venit cu felurile doi, a pus pe masă și a apărut relaxat. Da. Și iarăși mi-a apărut un semn de întrebare. Zic, mă, nu-ți aduce nimic ăsta, tu trebuie să mai ceri o dată. Eu stăteam în capul mesei ca să fiu cât mai vizibil. N-a folosit la nimic. Și la un moment dat omul a venit și a recunoscut că a uitat, nu și-a notat. A uitat, da. Dar... restul a fost ok. Ai bine am mâncat. Da. Mamă, și sigur. Cheesecake cu ăla. Da, voi ați mâncat dulciuri, sigur. Da, îți mai spune. Acum, la data la care apare... Rău de tot, rău, trebuie să le eviți. Am văzut și tiramisu, am văzut tot felul de... Il flotant, nu? Da. Lapte de pasăre. Da. Care era tradus acolo în meniu... Cum era mai? Lapte de pasăre. Nu, dar era în engleză. Poultry milk. Da. Ceea ce oricum e o barbarie, e o ofensă, dar da, eu la câte am văzut fried crab pe post de crăprăși și altele. Și Outlaw's Cutlet. What? Cotlet haiducesc. Outlaw's Cutlet. Și Gypsy Muscle. Muși țigănesc. Le știu pe astea, le visesc. Gypsy Muscle. Da. Dar a fost interesant. Ei, când apare episodul ăsta pe YouTube, adică joi, eu voi fi știut deja cum am ieșit la examenul de glicozilată și voi ști dacă voi putea să sărbătoresc sau nu. Cu ce? Păi nu știu. Cam la un baradișoa, cum zice francezul, am multe dintre care trebuie să mă hotărăsc pentru una, maximum două, și asta în prima zi de după, pentru că pe urmă redevin cu minte. Dar o zi îmi fac de cap, dacă iese bine. Sper să iasă bine.
În acest podcast, peste cam, știu eu, 15-20 de minute, o să vină Germina Nagâț, care este membru al CNSAS, CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. E un episod pe care l-am gândit pentru generațiile mai tinere. Trebuie să știți ce și cum s-a întâmplat în țara asta și mai ales de ce o ducem acum, cum o ducem. Doamna Nagâț e în măsură să ne povestească. O să avem și expresii imediat de comentat, avem neașteptări, avem fotbal, avem cărți. Tot ce trebuie. Cărți, da, avem cartea lui Radu. Înainte însă avem o propunere. Să vă uitați în jurul vostru când ieșiți în oraș. Da. E foarte important. Să vă uitați în orașele din România, care sunt inegale din cauza puterii financiare inegale și care au fațadele caselor când mai bune, când mai rele. Ne-am uitat și la Cluj. Da. E când mai bine, când mai rău. Noi astăzi avem un etalon, se numește Oradea. Da. Bine, n-am văzut tot orașul, dar ce-am văzut tot orașul. E la nivel occidental, e la standard înalt. Și avem, dacă vrei, și o lipsă de etalon, care este Bucureștiul, care e într-o situație mai proastă decât Oradea. Nu știu dacă este cel mai rău, da, nici eu nu știu, dar stă rău și pentru că este mult mai mare decât Oradea și atunci probabilitatea de clădiri cu fațadă drăpânată e mult mai mare. Și cele două afișaje, nu știu cum să le spun, care predomină în București, dar cred că nu numai în București, sunt unul permanent, atenție cadete în Cuiala, și unul sezonier, iarna, atenție ca țurțuri. Țurțuri, da. Fără astea două nu se poate. Asta cu țurțuri e valabil doar 3-4 luni pe an. Celălalt este... E permanent și dacă te duci în zona veche a orașului, în centrul vechi sau în cartiere, chiar trebuie să fii cu băgare de seamă. Înscriu-te în cuiala acolo, dar nu cade numai în cuiala. Nu cade numai în cuiala, cade stucatură, cade acoperiș, cade cărămidă. Adică sunt bucată multe... de tablă, sunt tot felul. Există un calcul făcut în ultimii 30 de ani în București, din clădirile astea istorice, au fost renovate 30 dintre ele, adică nu stăm chiar bine, adică 30 de clădiri aflate în stare gravă de degradare și aici venim și cu o soluție și cu o inițiativă care nu e a noastră. Da. Sunt oameni care au într-un fel drag de treaba asta, se și ocupă cu asta. Fiți atenți, dacă o să căutați pe Google și o să scrieți atenție cadete în Cuiala, site-ul e foarte bine indexat și o să intrați pe un site, acolo care este, e de fapt o campanie, un fel de, cum să zic, inițiativă prin care veți găsi oamenii care ajută să nu mai cadă tencuiala. Atenție, nu cadă tencuiala. Site-ul e, dacă o să luați așa, dar nu o să țineți minte niciodată, bico-cadetencuiala.versel.app. Vercel.app, da? Scrieți atenție ca de tencuiala. Există o companie în România, îi zice Bico, care face plasele acelea care susțin tencuiala. Și ce poate să facă? Că acum nu e doar de laudă. Te poți înscrie în programul lor și plasa aceea care e din fibră de sticlă și care susține tencuiala, fie că ești asociație de proprietari, fie că ești proprietar, fie că ai nevoie de ajutor în zona asta, fie că vrei să renovezi, vrei ca fațada să se facă cum trebuie, îți va oferi plasa asta gratuit. Adică tehnic o parte din lucrare. În București avem și o lege prin care proprietarii sunt obligați să recondiționeze dacă nu plătesc impozite de 5 ori mai mari, cel puțin în sectorul 2 se aplică mai cu sârg la primarul Radu Mihaiu. E și un program de creditare, e în stilul celui făcut de Bolojan la Oradea. Acolo s-a petrecut în felul următor. Dacă nu intri în program, impozite mai mari. Dacă intri în program, credit rambursabil fără dobândă pe o perioadă de ani, primăria te ajută și vin oamenii și refac fațada unde locuim împreună. Și sunt situațiile des întâlnite în care nu toți proprietarii vor să facă. Da, sunt predominante situațiile. Sunt multe situații. Și a zis, Doamne, dar cum facem aici? Bolojan a avut o idee deșteaptă și a zis, dacă tu ești dintr-o clădire în care stau 10 oameni și 4 vor să facă, 6 nu vor să facă, nu îți mărim impozitul dacă ăia patru, deci pentru cei patru, dacă ei contribuie cu suma pe care
ar trebui să o restituie la creditul respectiv. Mm-hmm. Dacă intră în program, cum ar fi? Și zice, domnule, noi avem inițiativa asta, vecinii nu au. Și atunci scap de impozitarea asta. E ceva ce ar putea să funcționeze și aici. Și acum voiam să te întreb, că de fapt tu ești mai expert decât mine aici, că eu le văd când mă duc la plimbare, când se întâmplă asta. Tu umbli așa pe stradă. Da. Unde ți cade cărămida în cap aici? Sau unde ți-ar plăcea să nu mai cadă? Mi-ar plăcea să nu mai cadă pe Lipscani, de pildă, pentru că trec destul de des pe acolo și înainte de cafenele sau restaurantele Rembrandt și Van Gogh, e un gang în care exista pe vremuri și o legătorie, nu știu dacă mai există acum. Eu o legătorie? Da, legătorie de cărți. Eu legam pentru tata acum ani de zile. Și țin minte că de câte ori trec pe acolo, văd acest anunț cu atenție, cade-te în cuiala. Și sigur, noroc că nu poți să mergi lipit de zid în așa fel încât să-ți cade-te în cuiala, pentru că apare spațiu de delimitare al uneia dintre cafenele. Dar același lucru l-am văzut în altă parte a orașului, la cinema Scala. Și acolo cade-te în cuiala, nu mai vorbesc lângă cinema Scala, la fostul atelier Ciclop, unde se reparau mașini. Da, și acolo, chiar în centru. Chiar în centru, e lângă Scala. Acolo nu, acolo am impresia că este o gaură neagră, dar oricum tencuiala cade și acolo, tencuiala cade și în blocul de lângă cel unde stăteau ai mei, în piața Chibrit, deci cu tot o altă parte a orașului. Sunt asemenea locuri și prin zonele de case, nu neapărat din centru vechi, dar chiar din Vatra Luminoasă, care e un cartier foarte spălat, chiar și pe la Panduri, în zona de blocuri, în cartierele de blocuri, din loc în loc vezi așa ceva. Și îți dai seama că ăsta a devenit un leitmotiv în arhitectura orașului. Da? Atenție, cade-te în cuiala. Deja nici nu-ți mai provoacă vreun fior sau vreo impresie proastă. Face parte din obișnuitul vieții de zi cu zi, ceea ce e periculos. Pentru că te obișnuiești cu ideea că oricum nu o să cadă nimic, e pus acolo, sunt trei cuvinte și un semn de exclamare și eventual și o virgulă, și te trezești la un moment dat cu un pocinog pe capul tău la propriu. Prin urmare, de asta spun că e o idee foarte bună asta, mai ales că te și degrevează, te ajută să te degrevezi de anumite cheltuieli pe care primăria ți le poate impune. Ba, chiar ți le impune. Ți le impune în numeroase situații dacă se aplică legea. Și oamenii ăștia de la Bico, încă o dată, felicitări că au ideea asta, de la atenție cade-te în cuiala, vor să facă atenție, nu cade-te în cuiala. Și dacă vreți să faceți, și până la urmă va trebui să faceți, asta e situația. Sau dacă știți prieteni care sunt în situația asta, domnule, intrați pe site-ul ăsta de la am spus, căutați-l cu atenție, cade-te în cuiala, intrați acolo, căutați să vă înscrieți, vedeți care sunt condițiile pentru mai departe, e o ună de ajutor, adică sunt niște lucruri, primești plasa aia pe degeaba, nu știu, e mult, e puțin, dar e important că vin oameni să te ajute. Și de fapt eu formă de, știi că m-am gândit, de ce să-ți asumi o pierdere din asta în momentul în care lucrezi în, când ai o corporație, când ai lucruri, fabrici de astea care fac bine, că până la urmă îți câștigi banii, nu? Pentru că degeaba trăiești aici și faci bani și ai succes, și asta e valabil pentru fiecare dintre noi, dacă lângă noi comunitatea nu arată cum trebuie să arate. Degeaba ai bani și succes într-un oraș care e mizeră. Sau unde cade-te în cuiala, sau unde copiii nu sunt bine primiți, unde nu este curat, unde nu este lumină. De fapt, bunăstarea se câștigă pe mai multe paliere. Nu-i vorba numai de a băga banul tău în buzunar și de a avea viața ta și pe aia te închizi. Dacă e urât când ai ieșit pe scara blocului afară sau când ai ieșit pe strada ta, dacă e urât, bunăstarea atunci scade. Și la noi, în orașele noastre, uite, vedeam Vlad Petreanu, citeam la el pe Facebook, a fost zilele astea pe la Brăila. Și a văzut chiar imaginea asta. Probabil că Brăila nu are puterea financiară a unui București. Poate nu are apropierea vestică a Oradei. Și a văzut multe clădiri lăsate în zona asta. Dar e un hotel, uite, nu mai știu cum îi spune. Nu știu dacă Pescăruș, habar n-am. Cu P, în orice caz, un hotel vechi, lăsat într-o paragină cumplită și care, dacă ar fi recondiționat, ar fi o clădire splendidă. Nu mai știu dacă iese și un pom
din el. S-ar putea să fie că am fost la lansări la Brăila, da. La Humanitas Brăila, am fost de 2-3 ori pe una dintre străzile importante din centrului Brăilei. Ai acest hotel, măi, pescăruși să fie, care este deprimant. Deci îl vezi, îți dai seama ce mândrețe de clădire a fost și te uiți acum și nu-ți vine să crezi. E un decupaj horror. Deci dacă ai vedea hotelul ăla într-un film horror, nu te mira. Hotelul acela de vis-a-vis de Gara de Nord aici? Și am uitat, este un hotel exact, Dunărea, cred că-i spune. Dunărea, exact, ăsta era pe lista mea cu magazinul Sora, care era la parter. A fost acolo? Și acolo, acolo era magazinul Sora, chiar pe diagonala gării. Da. Eu sunt de 23 de ani în București, hotelul ăla, e acolo. El a decăzut imediat după 89, hotelul evident că nu mai e folosibil, magazinul Sora nu mai există și toată clădirea este, nu la pământ, că nu-i frumos să spui așa ceva, dar este compromisă. Uh-huh. Acolo nu știu ce trebuie făcut ca să redescoperi, nu hotelul, dar să redescoperi imobilul ăla, să-i dai o formă cât de cât normală. Este o ruină, e o rană în plin centrul orașului. E chiar pe diagonala gării. Ce înseamnă magazinul Sora? Ce era acolo? Era un magazin, nu mai știu, erau tot felul de articole, de confecții, lenjerie, mercerie, nu era nimic cu profil alimentar din ce țin minte, dar asta, magazinul a funcționat până în 89. Bun, ce se găsea atunci în magazine? Nu mare lucru, dar el exista și avea clienți, intrau și ieșeau oameni de acolo. Și cum era clădirea asta? Adică era o clădire la fel de tristă veche ca acum? Da, sau? Da, cu aceleași culori mohorâte, dar hotelul Dunărea exista, funcționa, mai erau niște hoteluri acolo, sunt și acum Bucegi și încă unul, nu mai știu cum se aia cheamă, pe partea aia pe Viting, da. Nu sunt cele mai de încredere din câte știu eu, am mai și auzit relatări de la unii de la alții, exista și Astoria și cred că există în continuare Astoria, tot pare, lângă gară. Este, da. Da, e un hotel care avea două stele în condițiile în care, în momentul în care a stat acolo Umberto Eco. Cred că m-ai povestit episodul, la un târg de carte care se ținea la un precursor al Bookfest-ului, așa, care nu mai știu cum se chema, era târgul de vară, în orice caz se ținea la Teatrul Național. Cald, geamuri mari de sticlă, căldura mare de tot și dacă avea și Octavian Palăru sesiune de autografe sau o lansare de carte la Albatros, târgul era împărțit în două, că nu mai treceai prin coada aia. Rămâneai acolo până se termina evenimentul, de o parte sau de alta. Și a fost invitat și Umberto Eco. Și a venit. A dus, cred că, de Marin Mincu, așa cred, nu mai țin foarte bine. Și era o problemă legată de cazare pentru că hotelurile fusese ocupate, era nu știu ce mare convenție a medicilor. Și toate hotelurile de soi fuseseră ocupate 100%. Și atunci Eco a fost cazat la Hotel Astoria și a primit propunerea cu o detașare olimpiană. A spus, da, va bine cu zi. Bun, sigur, nu cad galoanele, Umberto Eco. În aceeași perioadă, o fostă câștigătoare a Cerbului de Aur, româncă stabilită în Germania, a luat la rând toate hotelurile din Poiana Brașov care i s-au oferit, sigur că stătea gratis acolo pe cheltuiala gazdelor și nu i-a plăcut nimic. Deci hoteluri de 4 stele, cu jacuzzi, cu aia l-altă, cu tot felul de lucruri, cu priveliște, cu room with a view, cu tot, nimic nu i-a plăcut. Toate i-au puțit, da? Poate Eco a fost ceva mai puțin pretențios. Nu-i dau numele, doamne, s-ar putea unii să deducă. Doamna a venit să stea la hotel, nu știu, eu n-am dedus, da. Vă știți. Nu, da. Eu știu că sunt suficient de bătrân să fi prins ediția din Cerbul de Aur la care i-a dar, luat trofeu. Orașul ăsta, că tu l-ai cunoscut și la începutul anilor 70, da? Adică atunci cât să-ți dai seama, el a fost bine vreodată, uite cum e inițiativa asta de a reface fațadele și poate de a-l face așa ca un oraș, știu eu, austriac sau din altă parte a lumii care a avut parte de prosperitate. Fațadele noastre au fost bine la un moment dat? Nu știu. Eu nu țin minte să fi fost. Bine, unele da, altele nu, dar nu țin minte să fi fost ceva unitar.
totul să arate șnur. Nu, asta senzația nu. De bine a unui oraș vestic din astea pe care le mai știi și tu, adică știi multe. Era distanță, pentru că noi suntem și la confluență între mai multe tipuri de spirit. Da. Spiritul austro-ungar, spiritul levantin, spiritul balcanic, prin urmare depinde care vânt bate mai tare și la noi se pare că a bătut mai tare vântul dinspre Răsărit. Cel puțin, astea sunt amintirile mele din București. Eu mergeam des prin București cu tata, care îmi povestea tot felul de lucruri și avea grijă să înjure și guvernul și regimul, pe Ceaușescu, de fapt, nu guvernul. Eu cred că e nevoie de un efort mai mare și susținut, care, desigur, va dura ani întregi, da, ca să refaci chestiunea. Decenii, nu ani. Decenii. Da, decenii, mai ales că spui tu că orașul n-a fost bine sau cel mai bine. Nu, de n-a când, fost, de când nu, n-a existat. Eu îl știu de la început, da, sfârșitul anilor 60, da, zona în care mergeam eu, unde a început și acum, chiar și în zona aia să cadă tencuiala, zona Arcul de Triunf, Cașin, Sandoaldea, străzile acelea pe care mă plimbam cu tata, nu erau perfecte. Erau frumoase, era un cartier elegant, select, liniștit, dar era nevoie de îmbunătățiri chiar de atunci. Ori prin alte zone de genul Uranus, care era iarăși un cartier foarte pitoresc, care azi nu mai există, Dudești. Dacă te duci în Dudești, vezi povestea asta cu atenție, cade tencuiala peste tot. E un cartier persecutat aproape. Și altele mai sunt. Deci nu, el n-a arătat grozav niciodată, adică nu poți să compari Bucureștiul cu Copenhaga sau mai știu cu ce, cu München. O mică șansă. Atenție, cade tencuiala, da? Ăsta este... Așa căutați site-ul, că denumirea e mai complicată, v-am spus, bico.cadetencuiala.versel.app, dar dacă scrieți ori atenție, cade tencuiala, ori atenție, nu cade tencuiala, vă puteți înscrie în program dacă vreți să faceți chestiunea asta și primiți plasa de susținere din fibră de sticlă. De fapt, asta produc oamenii ăștia. Plase de susținere le primiți în mod gratuit, ceea ce bănuiesc e un pas înainte pentru toată lumea. O să mergem către invitată, da, și lăsăm expresiile pe un pic mai târziu. Sigur. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Sunteți la Vorbitorincii, a venit invitata noastră de astăzi și, desigur, am dorit, la început am fi dorit așa să fim ceremonioși, serioși, dar n-am reușit. Suntem dulcei, ăsta este cuvântul. Da, am cedat. Am cedat și tu ai cedat, că eu cedez ușor la treaba asta. Da, nu spun. Da, eu am cedat. Nu spun nimic. Superficial, epidermic, așa. Tot ce veți auzi mă privește pe mine. Trei lingurițe am luat. Da. Trei lingurițe dintr-o portocală pita spectaculoasă pe care doamna Germina ne-a adus-o caldă aproape. Da. Să rămână, da. Și, cu multă plăcere. Și atunci să abandonăm subiectul pentru care v-am chemat, da, să vorbim despre lucrurile serioase. Deci, în primul rând, ce este cu această prăjitură? Această prăjitură tradițională grecească are un gust spectaculos, cum ați spus, e plină de portocale. Și are o rețetă simplă, o poți face repede, te dai mare bucătar că, repet, e spectaculoasă, dar nu e greu de făcut. Dar ziceți-ne și nouă, ca să le spunem și noi. Există o pagină de Facebook și un blog ținut de o doamnă din Salonic, grecoaică, care pune rețete tradiționale și le și explică foarte bine, adică le pune în varianta lor cea mai bună pentru oricine, cu ingrediente care se găsesc peste tot. Și de acolo mă mai inspir că am această nevroză a gătitului. Asta nu e o veste bună, că e ușor de făcut. Pare o veste bună, dar nu e. E o veste foarte bună pentru cine vrea să se bucure de o prăjitură autentică, să nu dea mulți bani pe ea la cofetărie și să o mănânce în formă. Asta e adevărat. Proaspătă. Adevărul că e cel puțin 10 lei felia, m-am uitat eu. Serios? Dacă nu mai bine, da. Da. Nu acum, da. Adică știu, m-am întrezit prin oraș că îmi face poftă chestia găsiți asta. Găsiți pe rețete culinare grecești, așa se numește, găsiți o mulțime de rețete splendide. Și cu carne și dulci și fără zahăr și cu de care doriți, de post. Cu carne dulci se poate? Da, se fac. Dulci cu se carne. Fac și dulci cu carne, cu stafida, de exemplu, sau cu sos de miere. Au. Da.
Excelent. Da, ați venit acasă la toți da, oamenii trebuie, potriviți. Da, da. Știam, am făcut investigații, ca să zic excelent, așa. Excelent, așa. Da. Și spuneați că ați luat și două premii culinare. Ei, da, niște premii nespectaculoase da. Pentru marele public, dar foarte dragi pentru mine. Ambele la Jewish Community Center, la un concurs de ciorbe. Concurs de ciorbe, da. Ciorbăria. Da? Da, și la Dulcinea, o ediție care nu s-a mai ținut de mult. A fost o prăjitură cu blat de migdale și mălai și cremă mascarpone. Ce chestie! Mascarpone. A fost o prăjitură, într-adevăr, foarte bună. Haideți să o luăm treptat, așa, întâi cu ciorba. Așa, cu ciorba. Ați pomenit de niște perișoare. Da, da, perișoare așa. De brânză am pus așa. În ea. Și am luat premiul special al juriului. Sunt singurele diplome din casa mea de pe pereți, nu țin alte diplome, deși am mai multe, dar pe astea două le țin, mai ales că era șef Hădean în juriu. Ah, okay. Și când iei premiul de la da. Șef Hădean, deci îți da, iese da. Pe la cusături, pur și simplu, îți mai încapi în piele. Ce în orice tare. Caz, abia aștept să... Să mai țină ca să mă duc. Am lipsit o ediție. A fost pandemia, pe urmă da. am lipsit, am chiulit eu, dar nu motiv. Așa că perișoare de brânză perișoare e exact de brânză. Ceea ce da, că sunt e? Niște da? Biluțe da. De brânză okay. care seamănă leit cu niște perișoare. Nu se desfac în ciorbă. Okay. Și sunt foarte bune. Pentru cine nu vrea carne. Dar care-i secretul că nu se desfac? Păi pui niște chifle muiate în vin alb, de exemplu. Aha. Aha. Pare bine. Deci, da. Da, simplu, e foarte simplu. Apropiat. Da. Zicea bine Oscar Wilde, rezist la orice, numai la tentații. Nu. Și ciorba în sine e cu... Ciorba în sine era cu legume. Așa. Și am făcut o velută, cum se numește în franceză, așa. Adică am trecut-o prin sită și era o cremă, practic. Aha. Și am botezat-o haios, ciorba la greci vegetarieni, pentru că nu era cu carne. Da. N-aș fi putut să folosesc brânza. Știți că sunt niște restricții culinare. Fiind la Jewish Community, nu puteam să încalc regulile kosher. Și am făcut fără carne, dar era foarte gustoasă. Bună asta. Deci chiar am mâncat un minestrone senzațional aici, în București, la Buongiorno, vi salut pe calea asta. Ești bun, bun așa, ca să vină la completare cu ciorba dumneavoastră. Da. Și asta prăjitura cu mascarpone. Da, asta are un blat de pudră de migdale și mălai. Este o rețetă combinată de mine dintr-o rețetă a Nigelei, dacă știți pe Nigela Lawson. Lawson. Așa. Da. Dumnealui știe tot. Eu știu, dar eu doar mănânc. Da. O splendoare de femeie și de bucătăreasă și a dat-o această rețetă italiană veche, bazată pe migdale și făina de mălai și însiropată. Să face un pic crocant blatul ăla? Nu, e moale? E moale. Sperai să fie crocant. Nu e crocant, da. E foarte plăcut. Și însiropat tot așa cu portocale sau lămâie, limetă. Și deasupra face o cremă simplă de mascarpone, nu e mare lucru. Ce tare! N-ați zice că doamna Nagâț este principalul cercetător al securității? Nu sunt principalul. Da. Așa, pe recunoscut dar... în opinia publică. Nu, e nevoie să te îndulcești cumva, adică pe ce stai cufundat în grozăvii. Așa este. Da. Vedeți, cine știe, știe. Păi da. Eu nu e pot bine. Să brodez, nu pot să cos, am multă dioptrii și ce să fac? Trebuie să fac ceva cu mâinile. Ce tare. Și atunci mă duc la bucătărie, ceea ce se cam vede. E plăcut la dumneavoastră la arhivă. Stau să mă gândesc așa când stăteau colegii. Oare ce mai gătit șefa? Sunt amabil. Nu, ei, că și ei gătesc, să știți. Am mulți colegi foarte pasionați de gătit. E un pic de concurs acolo. Mai ales între colegi. Aduc tot felul de cozonaci ăștia extraordinari, explodați. E un pic de concurs, să știți, la investigații. Uite, de conspir chestia asta. Acum vă rog să mă iertați. Și noi suntem pasionați. Și noi suntem pasionați de ce gătesc alții. Da. Noi cu mâinile noastre n-am putea găti niciun ceai. Sau... La CNSAS vă primim cu pâine și sare. Cu cozonac. Cu cozonac. La etajul 3, unde sunt investigatorii, foarte interesant și sunt bunătăți pe masă aproape tot timpul. Să venim și noi odată, că am înțeles de accesul publicului. Dacă vă lasă să urcați până la 3, sala de lectură e la parter. Și dacă vrem să ne vedem dosarul? E simplu, chiar e simplu. Și vă sfătuiesc să faceți asta și să cereți și pentru rude.
Okay. Aveți voie până la gradul 4 de rudenie. Mm-hmm. Uite, tata părinți, era bunici, interesat. Da, da, faceți asta pentru ei. Da. Eu m-am gândit mulți ani dacă să mă duc sau nu să greu, nu mă duc. Nu e greu, știu. Nu e rapid, dar greu nu este. Dar e mega birocratic? Sau? Nu e mega birocratic, dar trebuie totuși, pentru că noi nu considerăm că am încheiat preluările, trebuie să mai respectăm niște proceduri care sunt de ani de zile, și anume să scriem și la foștii deținători, să vedem dacă ei mai au ceva de dat, și apoi să fiți invitat, căutăm și la ceea ce avem deja. Asta durează, corespondența asta. Dar altfel e foarte simplu, prin mail, nici nu trebuie să vă deplasați, trimiteți totul pe adresa de pe site, cu o copie după buletin și dacă e pentru părinți, bunici, ceva, acordul lor dacă trăiesc, dacă nu, un act de deces. Nu, la mine nu mai trăiește nimeni. A, trebuie un act de deces. Dacă nu mai trăiește, da. Tata era interesat de chestiunea asta, voia să vadă, el a fost pompier în perioada comunistă și voia să vadă cum funcționau realitățile securității de la Vaslui. Voia să vadă din pură curiozitate sau avea niște bănuieri? Nu știu dacă are, nu mi-a spus niciodată. În ce îl privește pe bunică miu, acolo sunt niște bănuieli îndreptățite, să spun așa. Bunică miu fiind unii dintre aia care se ascundeau tot timpul ca să nu ia pământul, să nu-l bage la colectiv. Și se ascundeau noaptea în vie când venea, cum s-ar chema, gazul. Da. Gazul, da. Când venea gazul să ridice, că noaptea veneau să, sigur, să ridice. Așa se face. Da. Așa se face meseria, sigur că. Da. Asta e o poveste care bănuiesc că vă sună comun, des întâlnit. E foarte, foarte frecventă și foarte tristă de fiecare dată. Mie mi se pare printre cele mai triste din arhivă, pentru că sunt foarte multe dosare care țin de dramele de la țară. Oamenii care s-au opus cooperativizării sunt nenumărabili. Nu putem efectiv să-i numărăm. Este și un dosar de problemă, așa se numesc astea tematice, uriaș, care se numește chiar așa cooperativizarea, și nu știu cine o să aibă vreodată puterea să se aplece asupra subiectului statistic, adică să înceapă să facă statistici. S-au scris multe despre dramele colectivizării, dar aș vrea să văd la un moment dat un bilanț cât de cât încheiat asupra ororilor de la țară, pentru că n-a fost numai până la terminarea cooperativizării în 62, în momentul confiscărilor cu forța, cu bătăi, cu toate, tot ce s-a întâmplat acolo. Are ecouri și după, pentru că oamenii sunt forțați să muncească într-o cooperativă și comentează, se plâng, compară. Asta e fenomenal, că vezi România rurală din anii cei mai buni ai comunismului, oficial, da? 65-89, nu mai e securitatea stalinistă, nu e cea care făcea orori, nu e așa? E securitatea bună. Securitatea națională, reformată, deschisă către drepturi constituționale, legalistă, lucra numai ca la carte, ca la lege, și care totuși îi ține sub teroare și la mulți ani după ce s-a terminat, sigur. La mult timp după ce s-a terminat nenorocirea anumită cooperativizare, pentru că oamenii la țară vorbesc și mai liber decât la oraș. Sigur. Din diverse motive. Dosarele astea de urmărire ale țăranilor sunt făcute oarecum bicefal, adică au și prezența securității de la centru și postul de miliție. Legătura informatorilor se face loco cu șeful de post, care recrutează și împreună cu securistul, dar urmă lucrează și singur. Și se iau informații, cum să spun, la firul ierbii, despre toți care mârâie în front și spun cât de greu o duc, și cât de greu o duceau se vede mai bine decât într-un dosar de urmărire la oraș. Pentru că la țară erau interdicții groaznice, n-aveai voie să sacrifici animale la un moment dat, nu aveai curent, asta pot să vă spun și din experiența mea de profesor debutant la țară, că se lua lumina mai rău decât la oraș, era beznă de beznă. Am fost acolo, da. Ați fost și știți cum era, nu curent, nu lemne, nu, deși ți s-a luat pădurea, da? Da, trebuia să te încălzești cu ceva. Cu ce? Da. Așa. La unde am predat eu, putelii, nu. Era criză de lemne, comuna chemându-se Făget.
Era foarte bună ironia. Ceau păduri de fac de jur împrejur, dar nu erau lemne. Dar trebuie să ne amintim cum s-a plătit datoria externă. Datoria externă pentru industrializare, urbanizare, etc., în jur de 11 miliarde. Să nu uităm cum s-a plătit datoria externă, da, nu? Da, 11 miliarde aproape, cu produse, principal cu produse agricole, nu cu produse de înaltă tehnologie, deși avusesem o industrializare accelerată, urbanizare, având tehnologic, mă rog, pe care ni-l amintim cu oarecare strângere de inimă, că a fost erau ușor ridicole raportările oficiale și toate, și s-au plătit cu ce? Cu pământul și cu roadele lui, și astea în timp ce țăranii cumpărau pâinea de la oraș de la sau oraș, pe cartelă, exact. Da, da, și da. Trebuiau să dea ouă la schimb pentru gaz și nu aveau butelii și nu aveau becuri și nu aveau lemne și nu aveau curent. Asta o spun dintr-o experiență directă pe care am avut-o ca profesor la țară. Așa se trăia la țară. Da, mă bucur că o spuneți. Mult mai rău decât la oraș, dacă se putea imagina asta. Da, da, da. Mă bucur că o spuneți, pentru că încă avem detașamente de nostalgici care preaslăvesc virtuțile vieții de înainte de 89. Și, sigur, pentru unii există explicații, că au avut conjuncturi favorabile, dar pentru grosul populației s-a trăit prost, spre oribil. Da? Spre oribil și mie țăranii mi se par cei mai păcăliți, cei mai mari păcăliți de comunism, pentru că dacă la oraș oamenii s-au mai ales cu un apartament, cum a fost el, din fondul de stat, pe care l-au cumpărat cu bani puțini după 90 și să zicem că s-au ales cu ceva, la țară cu ce s-au ales? Cu niște pensii mizerabile, nu se pot numi pensii, după CAP, cu niște retrocedări dubioase, incomplete, practic au îmbătrânit muncind un pământ care trebuia să fie al lor, când s-a întors la ei nu-l mai puteau munci, fărâmițat, dat în altă parte decât l-au avut și așa mai departe. Vă aduceți aminte anii 90 cu procesele interminabile și cu scandalurile pe retrocedarea pământurilor. Și ei au rămas să trăiască din nimic. Alea nu sunt pensii, repet, sunt o rușine, pur și simplu. Și asta se adaugă la servicii de sănătate, mai slabe decât la oraș, lipsă de multe ori și așa mai departe. Deci un trai precar. Nu mai vorbim de sate dărâmate, să ne aducem aminte de Operațiune Vilaj Rumen, mii de sate care au fost puse la pământ. S-au născut niște orori urbanistice, nu știu dacă ați văzut, poate prin anumite localități de lângă București, dar sunt și în Harghita, Covasna, Nardal, niște blocuri, puteți să vedeți de pildă în Pride, niște blocuri vis-a-vis de mină, unde pe fațadă există niște scripeți. La etajele 2, 3, 4, niște scripeți și am dat ce sunt aia, la ce folosesc. Păi cu asta urcă lemnele la etaj ca să se încălzească iarna și iarna e lungă acolo, că nu au încălzire centrală, sunt cu sobe. Deci le-au dărâmat casele și i-au pus să locuiască la etajul 3 și 4, cărându-și lemnele pe scări sau cu scripeți. Trebuie să povestim un pic, pentru că noi am gândit prezența noastră, Germina Nagăț, pentru publicul nostru mai tânăr. Da. Și uite, asta să zicem un pic de Operațiune Vilaj Rumen, să spunem ce a însemnat ea în străinătate și ce se întâmpla în România. De fapt, a existat un astfel de răspuns al străinătății și al unor intelectuali români și francezi și englezi. Și programe de înfrățire. Francezi, belgieni, englezi, au fost foarte mulți. Ce se întâmpla în România? Ca să scape care a salvat demon. Satele. Da, exact. Care a salvat satele. A fost, ține de politica dementă, nu îmi pare rău că nu pot vorbesc frumos. Când mă gândesc la ce s-a întâmplat, a lui Ceaușescu, de sistematizare, care a afectat nu numai orașele, în primul rând Bucureștiul, 30% din Bucureștiul vechi, interbelic, a căzut, ci și satele. El vroia, practic, să mute modul de viață de la oraș la țară, dar fără confortul și fără facilitățile urbane tipice, apă, curentă, gaz și așa mai departe, străzi, nu mai zic. Și pentru asta, de fapt, intenția era să câștige teren agricol și mai mult decât câștigase statul prin cooperativizare și să se renunțe la loturile
puținele loturi individuale care erau pe lângă case. Și ideea, bineînțeles, n-a fost contrazisă de nimeni din aparatul central. Ce surpriză! Da. Ce surpriză, da. A fost pusă în practică în multe localități, chiar și lângă București, sunt în Otopeni, de exemplu. Sunt părți din comună unde se vede asta. Alte comune mai mari. Și s-a procedat ca și la oraș, buldozer, bloc, numai că bloc unde? În localități unde n-ai gaz. În localități unde nu ai apă curentă. Da? Yeah. Și cu fosă septică, bloc cu fosă septică și cu pompă și cu hidrofor și cu... Deci sunt niște... au ieșit niște lucruri care ar trebui studiate sau poate chiar se studiază, nu știu, la facultățile de profil. Niște orori, pur și simplu. Astea pe care vi le-am deschis le-am văzut și într-unul din ele am și locuit foarte scurt timp, cu scripeți ca să poți să-ți cari lemnele pe geam, pentru că pe scări era mult mai greu. După protestul mai multor intelectuali români și unii emigrați, alții din România, Doina Cornea, de exemplu, a fost una dintre vocile cele mai importante care au făcut cunoscut această nenorocire. După acest protest, occidentalii au reacționat foarte bine și au găsit această soluție a înfrățirii, adică au scris autorităților române comune din Belgia, din Franța, din Anglia, noi protestăm împotriva distrugerii satului cu tare și vrem să ne înfrățim cu localitatea respectivă, fără să fi pus piciorul. A fost o formă de solidaritate extraordinară. Doina Cornea a scos niște scrisori către fiica ei care trăia în Franța, prin interpuși, dar pe unele le-a scos în niște păpuși, a răsucit scrisorile foarte, foarte bine și le-a scos în niște păpuși de tradiționale, de-astea, de suvenir. Le-a scos prin interpăpuși. Exact, interpăpuși și așa a ajuns în Europa cunoscută drama, în Europa Occidentală, drama distrugerii satelor românești. Dar spuneți-mi, vă rog, iertați-mă, dacă Ceaușescu ar fi nesocotit povestea asta cu înfrățirea, unde s-ar fi ajuns? Să zicem că nu l-ar fi interesat. Nu prea aș permitea să nu-l intereseze, pentru că totuși a ținut chiar până în ultimul moment la imaginea lui externă, a protejat-o cât a putut de compromitere. Okay. Nu prea avea de ales, adică ar fi încercat să păstreze aparențele în timp ce făcea nenorocirile cu pricina, dar i-a mai pus o frână, asta e limpede. Și s-a mai întâmplat ceva, poate puțină lume știe, după Revoluție imediat, aceste localități înfrățite s-au mobilizat minunat, s-a trimit ajutoare. O bună parte din ajutoarele care au venit atunci în România, și țineți minte ce val de ajutoare a fost, veneau de la aceste localități înfrățite, erau gata să ajute. Chiar și înainte să cadă Ceaușescu, doar că nu reușeau tot timpul să treacă de graniță. E, cum s-a deschis granița, ajutorul a fost substanțial. Există un moment în acest podcast care el este atipic, momentul. Așa. Trebuie să zicem și două vorbe despre invitată. Da, pentru că prezentările la noi se fac pe parcurs. Cândva, la un moment dat. Cândva, la un moment dat. Avem chestiuni, ați spus lucruri foarte importante despre mine, pe care puțină lume le știe. Asta cu ciorba. Cu ciorba, da. Să știți că rețeta aia nu am dat-o. Dar cine știe, poate vă dau. Da, mulțumim. Sunteți singurul invitat care face perișoare de brânză. Da, asta clar. În orice caz. Da, e adevărat. Și n-ați dat-o, dar am mâncat-o. Adică nici problemă. Da. Germina Nagăț este membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Înainte de asta a condus direcția de investigație a CNSAS. Zice așa, nu sunt istoric, nu sunt nici scriitor, sunt șoarece de arhivă. Aici e... Da. Da. Ne explicați mai încolo de ce ați zis asta. Este născută la Oradea, absolventă de istorie-filozofie, secția de filozofie a Universității din București, doctor în filozofie din 1999. Între 89 și 91 a fost profesoară de
filozofie și științe sociale la liceul agroindustrial din Ostrov, județul Constanța. Da. Aveați bloc acolo, nu înțeleg că ăsta e blocul de care... Acolo nu erau, da, cu lemne trase pe scripeți, că blocurile țineau de întreprinderea de vin alcool. Asta, la Ostrov e cu... Care avea, da, gaz. Da, da. Vin alcoolul avea, da, gaz, da, da. Era singurul loc unde m-am putut încălzi, a fost în bucătăria unei colege de cancelarie, care îi mulțumesc și acum, pentru că eu când am ajuns acolo n-am avut de unde să cumpăr lemne, trebuia să cumpăr în primăvară ca să am lemnele în toamnă și nu știam că voi fi acolo, evident. Da. Și m-a, că acolo era cu repartiție. Da, da, am mai, da, povestit să... Am găzduit în bucătărie și m-am putut încălzi. Încă sunteți norocoasă că ați prins cumva foarte lângă... puțin. Da, și cumva lângă București, adică, mă rog, pe vremea... Asta ajunge mai nu, ușor. Vă îndoiți. Bacul la Ostrov, nu, pe vremea nu, era mai să greu, nu? Mai credeți asta. Nu? Asta această ce? Păcăleală sinistră am luat-o. Eu puteam să iau pe tren undeva, nu. Da. Deci acești 137 de kilometri se fac în 5-6 ore. Adică mergeam cu trenul până la Dragalina, de la Dragalina la Călăraș, de la Călăraș la Bac cu autostopul, Bacul și de pe partea cealaltă iar autostopul, da, 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 până în comună. Autostopul însemna orice căruță, orice, da, camion care trecea pe lângă combinatul Călăraș. Sună cunoscut. Nu erau alte mașini, adică lumea n-avea, da, benzină. Da, și te urcai în ce puteai. Era, da, pe rație benzină. Da. Și dacă nu se ridica ceața, nu trecea nici Bacul. Și atunci stăteai câteva ore pe marginea apei în vânt și cu o umiditate îngrozitoare și așteptai să ridice ceața ca să poți să te duci la școală. Da, astăzi, acolo, bine, e, astăzi acolo e frumos, știi, că te duci turistic, iei Bacul, da, e și aproape autostradă, Bac, Călăraș. Nu știu, nici nu vreau, da, să aflu, am coșmaruri și acum... Trebuie să vă povestesc o, primul meu contact cu această localitate pe care eu am ales-o. Adică puteam să aleg ceva mult mai bine dacă mi-aș fi pus problema cum se parcurge bucățica aceea mică de pe har. Nu mi-am, eram complet inconștientă, în fine, părea aproape. Am ajuns în cancelaria liceului, asta a contat, că am ales un liceu, am zis vreau să fiu profesor de liceu, nu? Nu contează că e agroindustrial, și mi-au spus, a, păi vorbim noi la iarnă, când a înghețat Dunărea, acum a înghețat în 81-80 și se trece cu sfoara, cum cu sfoara, zic, păi un tractor pe partea asta, un tractor pe partea cealaltă, cu farurile pe gheață și te legi cu sfoara și treci, te legi de tractorul ăsta, ajungi până la tractorul celălalt. N-am aprins așa ceva, că a venit revoluția, mulțumesc lui Dumnezeu, și nu m-am mai întors deloc. Îmi pare rău că am plecat în felul ăsta, dar era traumatic să mă așez pe malul apei, sincer. Cât ați stat acolo? Foarte puțin, din fericire. Am stat trimestrul întâi, 89, pe care l-am petrecut două săptămâni spre trei la catedră, restul pe câmp. Da, am început cu strugurii. A fost totuși, bine. Totuși. Am continuat cu porumbul de pănușat. Așa. Și ultimul a fost bumbacul, care mi-a rupt inima, pur și simplu, cred. Pentru că erau copii, eu eram dirigintă la o clasă mică, aveam și niște ore la școala generală ca să-mi completez norma și ăștia mici erau juliți pe degete, da, pentru că bumbacul are o măciulie cu țepi și trebuia să scoți chestia aia de acolo. E un bumbac de foarte proastă calitate, mizerabil. Și am stat până în noiembrie pe câmp. Da. Asta a fost școala în comunism, după care multă lume oftează și spune, da, știu, ce minunată ce bine era. Da, da, da. Fără să numere școlile cu toaletă în curte, școlile fără apă curentă, mai sunt și acum, să cu suplinitori de necrezut, adică putea să predea oricine la o adică, așa. Da. Da, așa a arătat învățământul glorios. Când aveam noi, rupeam olimpiadele și făceam și dregeam. Recolta era asta. Primul meu trimestru la școala din Făget, liceul din Făget, care pe atunci era comună, a însemnat practică agricolă de la 1 septembrie până de Moș Nicolae. Și am avut două săptămâni. Decembrie, da. Da,
Pe 6 decembrie, am avut 2 săptămâni. Asta e prima mea amintire. Iar prima amintire de iarnă este că mi se spusese că în Banat e o climă mediteraneană, că în Iugoslavia sunt mandarine, portocale și așa mai departe, portocali. Și prima amintire de iarnă este un ger de minus 24 de grade, la care nu mai plecau locomotivele din gări. Da. Frumos altfel. Da. Deci cum s-au schimbat vremurile astea. Și aici era foarte frumos ca peisaj, era pește. Da. Foarte adevărat, dacă îți place peștele. Da. Și cam atât. Copii foarte buni, foarte drăguți, dar tare chinuiți, îți rupeau inima, mm-hmm, pur și simplu. Mm-hmm. Trebuia să-i vezi cărând coșurile alea de banițele alea de struguri, câte doit aproape că le târau. Mm-hmm. Da, a scos Ioana Pârvulescu cu niște ani în urmă o carte Și eu am trăit în comunism. Da. Și poate că ar fi interesant o nouă carte, da, despre experiența didactică din comunism. Da. Nu neapărat navetă, dar ce însemna școala atunci, care erau condiționările, care erau prioritățile, cum te simțeai tu ca profesor care vine din București sau dintr-un oraș mare și trebuie să-și aleagă un post în mediul rural sau semirural, cum gestionezi situația asta, pe ce te sprijin, pe cine te sprijin, dacă există cineva. Da. Să mai zicem, ați venit apoi la școala centrală din București, da, da, drept în buricul târgului, da, cum ar fi de la Ostrov. Da, acolo. Da. Lângă Unicovero. Da, da, aproape, da. Uite, domnule, da. Da. Avem și noi repere culturale. Da, exact. Am ținut locul fostei mele profesoare de filozofie, care după Revoluție a plecat la o bursă și am nimerit în cu totul și cu totul alt peisaj. Da. Cireș japonez. Post-revoluționar, nu? Cireș și japonez, da, sunt problema. La școala centrală. Da, da, da. Am prins toată euforia aia post-revoluționară. Da, 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 da. Să fuma, domnule, pe trotuar era... Orice era, da, permis. Am văzut chestii de neuitat. Cum ar fi? De neimaginate. Păi, ce să vă spun? Se împărțise deja societatea destul de evident între monarhiști, penețiști... Cine peseniști era cu Rațiu, cine, de exact, da, și cine era cu Câmpeanu, și au fost bătăi între eleve. Mi-amintesc că eleve de clasa 12-a, una dintre ele azi e jurnalistă, care a bătut-o pe o monarhistă din colegă... Deci, păruieli politice, păruieli în școală. Fizice, ai, 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 fizice, da, de necrezut, da. Mă întreb dacă respectiva jurnalistă ar fi de acord să depănăm această amintire vreodată împreună. Ce tare! Da. Deși astăzi e combatantă? E foarte combatantă, da, da. Era okay. Clasa 12 atunci și... Stătea, mi-amintesc, stând în prima bancă, arăta bine, pot să zic, și fată de jurnalist, ea. Și eu mă cam împiedicam, sunt cam miuap, așa, mă împiedicam de picioarele, că și le scotea în afara băncii. Da. Și la un moment dat m-a întrebat, după ce m-am tras o piedică, de ce am craci frumos, nu? Nu pot să urc chestiile astea, sunt inubliabile. Da, da. În fine, dar era o atmosferă, într-adevăr, extraordinară. Erau foarte interesați de politică. Cred. Atunci copiii, ceea ce acum nu știu, nu mai am acest alt tip de politică. Astăzi copiii, mă uit la fiul meu, el e un reper pentru mine și tot la Liceu Bucureștean de Centru, nu neapărat de politica României, ci de curente politice, dacă vreți, adică și mai ales cele importate. Foarte racordați la ce înseamnă progresism, da, woke, dar culture, da, și la ce înseamnă conservatorism în România, care este profund disprețuit. Uh-huh. Și uite, de exemplu, Partidul Aur este o țintă importantă pentru fiul meu. Da? Și Partidul Republican și familia Trump. Da, Vladimir, pot, da, să zic asta în public. Vezi, Vladimir, este și Partidul Patria, să-i spui lui Vladimir. Are sediul la Lizeanu. Da, la Lizeanu, foarte acolo. Spectaculos, da, da, reprezentant îmbrăcat, da, minunat în, da, roz. Da, 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 da. Vladimir face raiduri pe... Mm-hmm. Pe Twitter, pe Twitter, okay, unde a fost banat de Donald Trump, așa, de echipa lui Donald Trump, pentru viziunile, da, sale. Da, da, da. Pentru viziunile, da, sale, trage câte un raid și după asta vine foarte mândru și zice, i-am zăpăcit astăzi. Da, ok. Da, bun, asta e bine. Da. E totuși un copil care reperează măcar extremele. Adică, da, știe, da, da, de unde până unde se întinde plaja. Sunt, există o preocupare, dar sunt racordați la alte elemente, adică la cele din afară. Cred că de acolo și au input foarte mare. Da, dar din păcate îi votează aici și asta mie mi se pare foarte riscant.
Adică e minunat să fii racordat la cei afară, dar la vot te vei duce aici, dacă te vei duce. Și dacă nu te vei duce, nu e bine. Și pe urmă trebuie să alegi. Și nu cunoști actorii politici. Eu am această impresie că habar nu au despre ce vorbesc. Da, noi, foarte posibil. Noi adulți așa știm. Eu știu. Ce opțiune avem, tu știi. Bine. Păi, și eu știu, dar nu am voie să spun. Da, nu. Nici nu mă mai spun. Sper că nici nu mă întrebați. Nu, că niciodată nu. Nu, e prima dată că simt o derută adâncă. Mi-am făcut sistem de vot. Te-am auzit, ai spus asta și la Cluj. Mi-am spus, dar e prima dată. Eu o să-mi folosesc votul util. Okay. La primărie mă duc și văd ce e mai aproape de sufletul meu, ce probleme am eu acolo, pe care le vreau rezolvate și văd cine are capacitate. La europarlamentare, chiar o să mă uit pe chestiunile alea, să văd cine e cel mai racordat la... Și aici votul la europarlamentare, sincer, mie e cel mai ușor. Na, cine este racordat la valorile Uniunii Europene, merge. Mm-hmm. Cine nu, știm cine nu e racordat. Da, știm ce nu e. Cred că aducerea problemei la forma e cea mai simplă. Ajută într-un moment de dărută. Adică, sigur că ai nemulțumiri peste tot dacă te străduiești. Adică dacă faci un examen în detaliu, nu o să iasă nimeni cu 100 de puncte din 100. Să vezi tu la președinție cum se... Dar măcar, vorba dumneavoastră, știm că sunt două direcții și trebuie să ne păstrăm pe una fermă. Care va fi tot rău mai mic. Până la urmă, fatalmente, nu? Nu știu. Nu crezi? Nu cred. Vedeți bun bine? Nu, să spuneți după înregistrare. Dacă vedeți bun bine, să vă transmiteți. O să zic, dar nu sub forma lui, cum să zic, că noi așteptăm binele sub forma providenței, nu? Exact, pe care poți să pui mâna. Ori nu mai funcționează așa nicio clasă politică. Știu asta, nu e vorba de încredere. Câteva idei și... Idei plus încredere. Măcar să fie sincere, da. Adică să fie niște idei pe care să contezi. Nu să auzi peste 2 ani un discurs cum s-a întâmplat. Opus față de cel pentru care ți-ai dat votul. Da. Nu știu la cine vă referiți. Așa. Nimeni nu știe. Mai am aici de zis, după care ați plecat la facultate, la Institutul de Filozofie al Academiei Române. Da, la institut a fost norma de bază. Da. Și după care asistent universitar asociat la Facultatea de Filozofie de la Universitatea din București, după care începeți o lungă carieră la CNSAS, vreme de 18 ani ați condus Direcția de investigații. Să investigăm așa. Mă gândeam că o să termin prezentarea când terminăm și înregistrarea cu invitatul. Trebuia să spun, pentru că doamna Nagâț nu este o vedetă, cum mai aducem aici, ca lumea să-și coreleze mesajul public. Dar, în schimb, este unul dintre... acum aveți rang de demnitar, nu? Adică cred că așa e la lege, că sunteți ceva secret. La lege nu e clar. Nu e, undeva nu prin e zona clar, secretarilor dar, de stat. Dar așa, prin zona, da. Prin zona. La lege nu e clar, dar... Deci, că aveți o carieră publică de acum, impresionantă, de funcționar public impresionantă și funcționar public important în ceea ce înseamnă România. Și căreia îi datorăm... funcționarului public, zic, îi datorăm niște lucruri importante din istoria noastră recentă. Deci ca demnitar nu mă pot autodefini, dar sigur ca funcționar public, pentru că asta am fost și sunt suspendată din funcția publică pe perioada numirii în colegiu, deci nu mă consider nici de cum un demnitar, nici nu mă interesează titulatura, în fine. Da, deci am plecat din cercetare după 9 ani, pentru că nu se mai întâmpla nimic important în zona care mă interesa pe mine, colectivul de este că se desființase, am fost acceptat așa cumva ca un fel de intrus într-un colectiv de epistemologie, nu-mi pare rău, dar nu era ce mă interesa pe mine. Plus că trebuie să o spun că nu suntem aici ca să evităm lucrurile neplăcute. Exista pe vremea respectivă în institut o politică din asta de nepromovare a unor persoane sub conducerea academicianului Surdu. Domnul cu pentada. Domnul cu pentada, la un moment dat, la o ședință de Consiliu Științific, a spus foarte răspicat: doamne, muierile prea au ce să facă. Facultatea de electrocratiță. Da, așa. Și fostul meu șef de colectiv, domnul Grigore Smeu, care era o persoană foarte onestă din toate punctele de vedere, mi-a spus:
du-te unde găsești, pentru că aici n-ai să promovezi, nu poți să faci nimic. Îmi dădusem doctoratul, publicasem, tradusesem, nu conta. 8 ani n-am promovat. Nu mai pot să stau, nici nu am colectiv unde să lucrez. Sunt așa un fel de atom liber pe aici. Și am auzit de CNSAS cu varianta sunt bani în buget, o să scoatem o revistă bilingvă, română, engleză și o să fie extraordinar. Ăsta era domnul Mircea Dinescu care mi-a spus, măi, vino acolo. Eu l-am cunoscut prin soția lui cu care am fost colegă la secolul 20 și mi-a spus, s-a înființat chestia asta și uite, caută, dacă știi și limbi străine, da, excelent, mi-am pus CV-ul. Dar cu gândul că voi lucra într-un colectiv redacțional în care, în fine, nu s-a mai întâmplat nimic, dar absolut nimic din proiectul așa, pentru care m-am dus. Și am lucrat câteva luni într-un compartiment care se numea Direcția de Analiză și Sinteza Informației. N-aveam șef, era ceva foarte volatil așa, niște grupe care citeam, ne antrenam să citim dosare chiar la SRI. Că n-aveam sediu, n-aveam unde. Am stat la Parlament, adică birourile demnitarilor erau la Parlament și alea tolerate în două cămăruțe, nu știu ce, și noi învățam să citim, că trebuie să înveți asta, nu se studiază nicăieri, într-o clădire de pe strada Eforie. În două serii, că nu încăpeam, adică unii dimineața, unii după amiază. Și, în fine, s-a închiriat un sediu. În 2001, ceva am povestit acum, se întâmpla în 2000. Ții minte sediul ăla din 2001? În 2001 până în 2007, în decembrie, am avut un sediu închiriat de pe Piața Liberă, cu bani foarte mulți, de la o firmă privată. Deși legea spunea că CNSAS-ul trebuie să primească un spațiu din fondul de stat. Aiurea, n-am primit nimic și ne-am chinuit acolo până în decembrie 2007. Când s-a scos, s-a făcut o organigramă, s-au împărțit niște posturi pe departamente, s-a scos acest post la concurs de director și eu am depus un proiect, era un concurs de proiecte de organizare a acestei mase mari de 120 de persoane eram, analiza și sinteza informației și organizare în cum vrem noi, cum vedem lucrurile și eu am fost convinsă că, domnule, o să pun proiectul și o să ia altcineva, dar măcar să spun cum văd lucrurile. Asta e, am câștigat eu, am avut contracandidați, n-am fost singura, cred că au fost vreo 10 în total, am avut sentimentul că a fost un concurs cinstit, deci cu probă scrisă, cu interviu, cu proiect de organizare și așa am ajuns acolo, aproape fără să îmi dau seama ce se va întâmpla. De câteva dintre lucrurile din proiect sunt și acum, s-au pus în aplicare. Am avut un director general cu minte foarte deschisă, o doamnă foarte pricepută, care din păcate a plecat din CNSAS la Iași, dar a fost de la zero. N-am avut computere, nu aveam nimic, absolut nimic. Trebuie să știe ce mai tineri. Deci era, CNSAS-ul era o instituție vitală în arhitectura statului la începutul anilor 2000. Mi-aduc aminte când erau ședințele Consiliului, cum stăteam presa în față, cu orele se stătea acolo până când se ieșea la declarații, cum ar fi. Da. Din păcate, legea propusă de Ticu Dumitrescu și cunoscută sub numele ăsta a fost... A avut părți foarte bune, dar și părți mai puțin abile din punct de vedere al procedurii și a devenit vulnerabilă din cauza asta. Pe motiv de procedură a și fost atacată de Dan Voiculescu la Curtea Constituțională, da, nu i-a ieșit, că a ieșit mai bine acum. Pe vremea când dumneavoastră erați ziarist și stăteați cu orele în fața CNSAS-ului, exista un mare dezavantaj al legii și anume că decizia colegiului CNSAS nu dădea detalii. Adică nu prezentai speța în niciun fel, era doar concluzia. Cineva a fost sau nu a fost colaborator. Concluzia care se obținea ca și acum prin vot. Diferența între atunci și acum este că, indiferent ce ai găsit, devine public. Și dacă e adeverință de necolaborare și are un preambul, adică prezinți situația arhivistică a persoanei în detaliu, și dacă trimiți la tribunal, procesul e public,
adeverința poate fi contestată și devine la rândul ei un proces care și el e public, deci nu mai există nicio suspiciune asupra votului, motivării politice, domnule, jocuri de culisă care se fac acolo. Asta este principalul câștig al schimbării legii. Din alte puncte de vedere sunt pierderi. Definiția colaboratorului și a ofițerului, agentului de securitate erau mai bune amândouă în vechea lege, adică mai osită, mai lată, mai largă, ca să poți să prinzi mai mulți. Acum, în sita asta, cum să zic, se opresc mulți care primesc aceste adeverințe cu preambul și nu sunt declarați colaboratori, dar pentru opinia publică e greu de înțeles de ce. E un criteriu în lege care te incomodează foarte tare. Mai țineți minte primul dumneavoastră dosar? Da, nu cred că îl uită cineva. Deci veteranii din Direcția Investigației și din CNSAS, că mai sunt și alte direcții. Și-l amintesc, e un dosar de urmărire, a fost un dosar de urmărire cu multe volume ale unei persoane publice, nu o să-i dau numele, care a fost groaznic. Deci știu că am avut o senzație de rău fizic, deși e banal el, acum privind retrospectiv și comparându-l cu altele, nu pot să spun că am văzut nu știu ce orori, am văzut orori în altele. Dar ăla, pentru că, de pildă, conținea transcrieri de tehnică operativă, nu știam ce înseamnă asta. Adică toată lumea știa legenda cu microfonul, pune perna, dă drumul la duș. Dar când le vezi transcrise, toate oftaturile din casă, toate... Domnul respectiv avea o soție care avea un amant, el, bineînțeles, habar n-avea, lucrurile alea erau transcrise, ea comenta cu maică sa situația cu amantul. Deci era o persoană urmărită, da? Urmărită, era da, o persoană, săracu, da, o persoană urmărită. Publică urmărită. Da, da, o persoană publică trăia la momentul în care am exersat noi pe dosarul respectiv. Cred că a și candidat, că de-aia l-am avut. Și pe urmă am văzut dosarele de rețea, care iarăși mi s-au părut îngrozitoare, dar mai îngrozitor decât să vezi tehnică operativă unde sunt toate oftaturile și toate uneori, alteori sunt rezumate, dar primul contact n-a fost cu un rezumat, a fost cu o transcriere de felul ăsta și cred că nimeni din colegii de atunci nu uită dosarul ăla. Adică îi puseseră microfon în toată casa? Da, avea în toată casa și în telefon, deci era și o interceptare ambientală și de convorbiri telefonice și se transcria tot. Adică a intrat în viața ta. Da, cineva, deci a intrat și asta cu tine. Da, fără ca asta tu cu să știi. Tine fără ca tu să știi, da. E o senzație și vă spun, când găsești chiar despre propria ta familie, asta o spun eu acum citind dosarul de urmărire ale părinților mei, să văd teouri cu tata care se certa cu una la telefon, adică am avut așa o chestie, sau filaj, mama mea, de exemplu, a fost filată în grădina botanică, arăta foarte bine, prin 77, în anul cutremurului, am avut așa un șoc, că era maică mea și totuși nu venea să cred că sunt pozele cu ea, adică... Dar era filată din ce motiv? Avea o colegă de etnie maghiară care a emigrat, s-a căsătorit cu cineva din Ungaria, un ministru, adică o persoană... Dumneavoastră fiind orădeni, da. Da, și maică... Bine, eram în București când se întâmpla asta, da. Și pentru că ele două vorbeau maghiară la servicii, unele colege nu înțelegeau ce bârfesc astea acolo și e turnătorie la greu și s-au dus să se plimbe, mama lucra la UCECOM pe Plevne și s-au dus în grădina botanică să se plimbe, era primăvară și frumos afară și au luat poze în grădina botanică la greu. Mama n-a vrut să-și vadă dosarul, n-am putut să-i duc asta, zic că e imposibil să vadă așa ceva și să citească, e exclus. O înțeleg, eu m-am uitat, ce să zic, mi-a dat voie, dar iată, se întâmplă să ai acest șoc al intrării în viața ta, a părinților tăi sau a bunicilor. Scuzați-mă că mă întreb, erau turnători în jurul părinților dumneavoastră? Da, sigur. La tata n-am văzut, că tata are un dosar mai subțire, clar că lipsesc notele, dar la mama cred că pot să și ghicesc cine erau după scris. A, nu v-ați dus să... Nu. Ea trebuie să facă, deci cât trăiește, ea are voie să facă cerere de deconspirare. A, dumneavoastră v-ați văzut dosarul? N-am dosar. A, n-aveți dosar. Mă gândeam, era interesant. Eram tânără, dar alții mai tineri ca mine au, da? În fine, n-am dosar.
n-ați ronchil de pește de la Ostrov de acolo. Nu, nu că nu-mi place peștele, din păcate. Ați nimerit bine acolo. Da, am nimerit din greșeală. Nu-mi place peștele, am ghinion în privința asta. Dar... Am găsit o interceptare a unei scrisori de la, foarte comic, de la British Council, că am întârziat cu cărțile. Și nu-mi venea să cred că au putut să oprească chestia asta. Și primul turnător, doamna Năguț, pe care l-ați văzut, aici a fost prima persoană publică urmărită, dar primul turnător, vi-l aduceți aminte? Da, mi-l aduc aminte. Nu o să ți-l spune. Ba da, o să-i spun că e public. Nu. Deci primul dosar de rețea adevărat pe care l-am văzut erau alegerile din 2000 și a fost dosarul domnului Ionescu Chintus. Celebru. Celebru, da. Celebru la data respectivă. Mircea Ionescu Chintus, da, da, și președinte al PNL și președinte de onoare al PNL. Da, ăla e prima rețea adevărată pe care am văzut-o. Adică mi-a rămas în minte. Ceva, nu mai știu, probabil că s-a publicat la data respectivă, asta e pentru, și pentru mine și pentru oameni. Era ceva realmente spectaculos, făcuse... Era spectaculos că erau 180 ceva de note informative și scrise de mână și dânsul când a fost audiat, că așa era procedura în vechea lege, a spus că nu-i aparțin. S-au făcut expertize, s-a dovedit că erau ale dânsului. Erau foarte frumos scrise, scria caligrafic. Dar era și veninos ce scria? Era... Neutru? Nu era veninos, am văzut veninos, adică șopârle adevărate. Nu era neapărat veninos, era mai degrabă malițios în unele momente, dar... Și pe cine turna, scuzați, puteți spune asta? Felurite personaje din jur, nu era nimic, nu cred că era selectiv. Cred că despre cine era întrebat, adică... Era bulk, cum se spune asta? Da, păi la 180 și ceva de note, vă dați seama că nu erau despre aceeași persoană. Da, dar mă gândesc, deci, poate fi avut rând, dar mă gândeam că avea un obiectiv important, nu? Nu, deci acel proces pe care CNSAS l-a pierdut, dânsul a contestat decizia colegiului și a câștigat, dar a câștigat pe procedura, n-a intrat niciodată pe fond. Procedura fiind că trebuia invitat oficial la audiere și invitația n-a fost oficială, a fost la telefon. Evident, și dosarul dumnealui a fost studiat de foarte mulți cercetători, au scris, s-a publicat o parte din el, dar în fine, lucrurile au rămas oficialmente, domnul Chintus a zis instanța că nu a fost, n-are legătură, că nu s-a judecat pe fond, pur și simplu. Acolo au mai fost cazuri celebre. A fost un caz celebru de om care și-a turnat o rudă. Sunt mulți care... Enorm de mulți. Există și această situație care omenește, e greu de înțeles. Păi, asta spun. Dar să știți că are nuanțe, adică poți să torni și fiind absolut convins că faci un bine. Adică mai bine spun eu și împachetez lucrurile așa încât să nu fie periculos decât să spună altul și să spună cu răutate aceleași lucruri. Mă gândesc că Dan Voiculescu nu intră. Nu, nu intră. Eu mă refeream la... S-a publicat chiar pe Facebook, pe pagina noastră de instituție. Chiar vă recomand că săptămânal cel puțin... ce mai bună, dar e spectaculoasă. Da, e foarte bună, da. S-a publicat săptămâna trecută o notă informativă a unei mame despre copilul ei. Și evident că rămâi stupefiat, adică ce, Doamne, iartă-mă, în capul unei mame? Păi în capul unei mame este că nu vreau să-l prindă grănicerii și să-l împuște. Sau nu vreau să fugă și să nu mai știu de el, nu știu ce. Adică există și omenește situații de felul ăsta care nu sunt încadrabile. Tehnic și birocratic, sigur că e o notă informativă, sigur că e o delațiune, dar... Nu sunt toți o apă și un pământ și asta e un câștig. Adică poate că unii ar vrea, domne, judecăți din astea foarte iacobine, alb, negru, nu înveți mare lucru din astea. Da. Trebuie citite cu atenție, văzute de ce s-a întâmplat asta, ca să înțelegi mecanismul. Pentru că de acolo înveți, din mecanismul ăla înveți. Mie îmi pare rău de Mona Muscă, sincer. Ea a semnat niște note la adresa unor studenți străini sau ceva de genul ăsta făcuse, dacă deci, ce pot să vă spun este că dacă astăzi cu
actuala definiție s-ar reevalua acest caz, nu ar fi o încadrare la colaborare, asta pot să vă spun. Cum v-am spus, definiția asta este mult mai restrictivă. Deci ține și de ghinionul istoric, de a fi verificat pe o altă definiție. Nu știu decât două persoane care s-au retras din spațiul public după o istorie de asta, pot ori fi și altele, dar astea două au rămas în mintea mea, Mona Muscă și Cookie. Cookie Sebastian. Și Carol Sebastian, da. Care și s-a montat o mizerie. Cred că știi cazul. Știu că a fost șantajat, a fost șantajat când era student, da, pentru că o sarcină, ceva de genul. O sarcină unei partenere străine. Și ideea era, semnezi la noi și îți vezi de facultate și de viață. Da. Nu semnezi la noi. Și a fost pus să-l toarne pe cel mai bun prieten al lui, pe Andrei Bodiu, săracu, la care s-a dus și căruia i-a spus, am primit... Sunt obligat să te torn. Și Andrei a spus, toarnă-mă. Eu asta o știu de la el. Și știu că, până la urmă, Cookie a semnat niște informări care erau analize literare, de fapt. Adică oamenii cereau algocalmin, cereau ceva să le treacă durerea de cap. Da. Nu știu dacă așa este până la capăt. Nu mi-amintesc detaliu cazul ăsta. Da, e adevărat că el a dispărut. El a dispărut public. Da, el n-a mai fost jurnalist. A mai fost o vreme consilier al unui politician sau al altuia și după aia nici nu mai știu ce face acum. Da. Da, și există și reversul, că le pui în față cele mai mari orori și spun, da, domne, mi-am servit țara care există. Exact. Am fost vigilent. Da. Din păcate, vedeți, judecățile astea expeditive, iacobine, unele neserioase, pur și simplu, adică nici nu se apleacă asupra detalii, nici nu interesează detaliile, nu fac bine și compromit și ideea de deconspirare, că lumea reține scandalul de pe prima pagină și spune, doamne, că voi sunteți o instituție pentru tabloide, pentru tot felul de, pentru nostalgici, legionari, pentru tot felul de nebuni. Nu e așa, pentru că totuși cele mai multe cereri la noi vin de la persoane obișnuite, da? Care au avut fie părinți, fie bunici, fie ei înșiși au avut drame în viață și e dreptul lor să știe, mi se pare absolut o minimă reparație, n-ai lustrație, nu ai sancțiuni pentru cei care au făcut niște lucruri cumplite, măcar lasă-i să știe, măcar recuperează istoria asta pentru cei care habar nu au de ea și au impresia că a fost cu internet și cu televiziunea 24/24 ziua, tot timpul și nu e adevărat. E o minimă reparație accesul la dosar. La fel, dreptul de a ști cine te-a turnat. De ce să trăiești toată viața cu o idee greșită? Că se întâmplă și asta. Au fost situații când s-au făcut de conspirări, oamenii au primit acasă, că așa e procedura, au primit numele în clar și au spus, nu, domne, sunteți în eroare, nu e cine spuneți voi. Știu eu cine m-a turnat cu tare și nu le vine să creadă că de fapt e altă persoană. Au fost asemenea cazuri. Da, și vin la noi cu hârtia și, băi, mai uitați-vă o dată, că nu poate să fie cine scrieți puneam voi aici. Puneam capul jos pentru el. Da, exact. Pun capul jos, că nu se poate. Și, vedeți, e o biografie a fiecăruia și a colectivității în același timp, care iese în cu totul altă lumină și în cu totul alte detalii. Unde am fi fost acum sau pe unde am fi fost acum cu lustrație? Ar fi fost foarte bine, așa să vă spun de ce. Ce înseamnă lustrația? Înseamnă că o vreme, nu pe veci, o vreme, 10 ani, 5 ani, nu știu, anumite personaje și nu toate... Fac un pas în spate. Nu sunt compatibile. Ce înseamnă un pas în spate? Nu sunt compatibile cu anumite funcții publice, da? Funcțiile alese, în primul rând, da? S-a spus atunci că, domnule, asta e nebunie, nu-i democratic. Nu-i democratic să interziști securiștilor. Ion Iliescu a spus că este o lege stalinistă, legea lustrației. Nu este democratic. Întreb acum. Avem o lege care lustrează o singură categorie profesională de grup, adică toată. Căci mai există elemente de lustrație și în legea magistraților, dar o singură categorie este lustrabilă
in integrum? Funcționarii publici. Interesant. E democratic sau nu? Eu zic că e democratic. Deci codul administrativ din 2019 a preluat din statutul funcționarului public incompatibilitate. Te-a găsit instanța colaborator sau ofițer, te retragi din funcția publică. Nu contează că e la țară, că e la oraș, că e șef, că ești conțopist la primărie. Nu ai asta la politicieni, nu ai asta la aleși locali. Dar la securiști, ai? Deci, nu. Cu ei începem. Stați că ajungem și la ei. Deci, pot să candideze, bine mersi, ofițeri să fie aleși în Parlament, în structuri locale. Pot să fie în Parlamentul European. Deci, așa. La primărie pot să am un primar fost ofițer de securitate, dar un conțopist funcționar public nu pot. Păi cum vi se pare asta? Da. Nu-i delirant? Păi nu e delirant asta... să fii închis și să câștigi alegeri la primărie? Da, cazuri. Deci, altă incompatibilitate care lipsea din lege, iată. Să dea dreptul mort statul să român câștigi. Este foarte exigent cu funcționarii publici, care, ce știm, sunt mulți, sunt indolenți, sunt incompetenți, sunt corupți, sunt nu știu ce. Ok, așa o fi. Dar, pe urmă, acești funcționari publici sunt așezați ca subordonați unor indivizi care au făcut poliție politică la greu și nu ilustrează nimeni. Deci, iată, ce ar fi însemnat lustrația? Ar fi însemnat puțină curățenie, nu le interzicea nimeni să facă orice altceva în privat sau în alte tipuri de funcții care nu sunt funcții și demnități publice de o anumită vizibilitate. În privat s-au descurcat, bine mersi, cred că nu neagă nimeni asta, și au pus mâna și pe funcțiile din stat, da? Aveți un citat, ați vorbit cu doi cevele în august și zice așa: cu cât arhiva securității e mai bine studiată și produce efecte în spațiul public, cu atât devine mai clar că n-a fost vorba doar despre senzația că securitatea a controlat și controlează încă lucrurile. Acum, cu documentele în față, putem vorbi despre certitudini. Da, mențin fiecare cuvințel din Da, nu, că nu vreau să pun la încercare, vreau să-mi explicați care e certitudinea. Păi, ce să vă spun? Gândiți-vă puțin, suntem la 15 ani de la schimbarea legii. În 2008 s-a schimbat, da? În bine, zic eu, per total în bine. Și avem aproape 3600 de procese deschise, da? Medie cam 240 pe an. Ce înseamnă asta? Funcții publice. Alegeri, candidați în alegeri locale, parlamentare, aleși sau numiți în structuri din astea teritoriale. Ăștia toți sunt oamenii, fie cu epoleți, fie fără, care vin din fosta securitate, într-un fel sau altul. Și avem în 15 ani, în ăștia cei mai recenți. Deci, cred că este clar la ce m-am referit. Deci ai 3600 de spețe, de indivizi, de persoane, care fie au fost ofițeri, fie au fost colaboratori. Sigur, ofițerii sunt în principal verificați la cererea celor care își văd dosarul. Dar sunt și peste 100, că am numărat recent, care, repet, au fost candidați. Da? Acum, în anii ăștia. Deci persoane care provin fie din vechea securitate, fie din rețeaua ei. Fie din rețeaua ei, da, mai ales la alegerile locale. Dacă vă uitați în rapoartele de activitate ale CNSAS, o să vedeți că avem pe un mandat din ăsta electoral, avem sute de candidați pe care îi trimitem la tribunal, colaboratori. Și lângă ei, cinstit ar fi să numărăm și pe cei care au adeverințele cu preambul despre care am vorbit mai devreme, care datorită unei construcții greșite a legii, într-un punct foarte nevralgic, definiția colaboratorului, vă explic imediat de ce e nevralgic, nu pot fi trimiși la tribunal, dar au fost informatori. Deci umbra securității 33 de ani mai târziu. Nu e umbra, că e chiar securitatea, nu vă supărați. Deci umbra înseamnă să am în cărți. Când îi am pe ei în carne și oase, candidând, că la alegeri, iertați-mă, nu-i limită de vârstă. Poți te duci la 70, la 60, un capitan de securitate avea 30 ceva de ani, da? Mai punem 30, are 60, ce îl împiedică să candideze? Nimic.
Da? Deci eu ce număr aici când spun că e la timpul prezent? Îi număr pe cei pe care CNSA să-i trimite în fiecare an. Și, repet, grosul vine dinspre alegeri, alegerile locale. Și îi număr și pe cei care nu se încadrează în definiție, dar au totuși o relație de colaborare clară, de furnizare de informații clară. Să explic cum e cu definiția. Ca să înțelegeți că CNSA deconspiră, de fapt, mai mult decât se vede în cifra de acțiuni trimise la tribunal. Această definiție are o conjuncție. Cine este colaborator? Cel care a denunțat actitudini sau activități împotriva regimului și a încălcat drepturile omului. E absurd, pentru că prima e inclusă în a doua. A denunța înseamnă a încălca un drept care general este pus după și. Dar și-ul este acolo, nu poți să-l ignori. Asta înseamnă cumulativ. Dacă am o persoană care spune vrute și nevrute despre viața ta privată, tot ce vreți, dar nu spune, ascultă Europa Liberă, înjură regimul, spune bancuri, ceva de felul ăsta explicit antiregim, nu poți să-l trimiți la tribunal. Poate să dea sute de note informative și să ia și bani. Și atunci ce faci? Îi dai o adeverință cu preambul, povestești tot ce ai găsit. Angajament, note informative, tot, recompense. Povestești tot și la sfârșit tragi concluzia. Nu se încadrează. Lumea ne înjură. Păi cum, domne, nu se încadrează? L-ați spălat. Nu poți să faci un text explicativ într-o notă de subsol și, stimați cetățeni, nu vă spăla, nu l-am spălat, dar e și ăla și juridic, se aplică așa și pe dincolo. Nu poți să faci chestia asta. Și mai are și Curtea Constituțională o intervenție, pe definiție, în 2012, care pune o piedică și mai enervantă, că spune notele și rapoartele întocmite de ofițeri nu pot fi folosite ca probe unice. Pare de bun simț și rezonabil, dar sunt surse și categorii de surse ale securității care nu au scris, dar au vorbit abundent. În draci, pardon de expresie, și ofițerul a scris sau a înregistrat. Și atunci cu ăștia ce o să facem? Nu putem să-i trimitem că pierdem. Cum am pierdut, de exemplu, dosarul Breban, acțiunea împotriva scriitorului Nicolae Breban, s-a pierdut la înalta curte, câștigată la curtea de apel, pentru că între cele două etape ale procesului a intervenit definiția modificată de Curtea Constituțională și s-a pierdut pentru că asta e. Nu a scris domnul Breban cum n-a lui, a scris ofițerul care a înregistrat conversația. Nu putea să scrie domnul Breban, că nu stătea cu căștile să se înregistreze pe sine. Dar iată, iarăși la CIE, la Centrul de Informații Externe, sursele nu prea scriau. Se vorbea și nota ofițerul de legătură. Sau dacă scriau, nu s-au păstrat. Pe microfișe, pe jacheți, cum se numesc ele, nu sunt holografe decât rar. Și atunci pe ăștia nu poți să-i încadrezi legal. Arhiva e predată? Mi-l tot aduc aminte pe fostul șef al SRI, domnul Helvi, care mai venea și mai zicea și mai luați nu știu câți kilometri sau că nu-i mai țin, așa zicea, că nu-i mai țin. Nu i-a ținut, ne-a dat. Nu pot să zic că nu ne-a dat, dar vedeți că arhiva n-a fost numai la SRI. Aici e problema, că noi avem părți de arhivă pe care umblăm să le căutăm. Au fost acele luni de până la înființarea Serviciului Român de Informații, când arhiva a fost la armată sau prin alte părți și noi acum ar trebui să putem să reconstituim ceea ce SRI-ul nu mai are. Dar mai și ars ceva? Arsurile, ca da, să zic da, așa, da. Sunt multe și atârnă greu, dar au procese verbale. Deci dacă vorbim de distrugerile... Da, și nu, adică nu nevoia de ordine a dus la procesele verbale. Păi nevoia de, cum să zic, de a da explicații pentru ce nu mai există. Adică tu trebuie să ai ce ai deschis și ce ai deschis notezi într-un registru și într-o evidență informatică. Nu deschizi tu dosare de capul tău, anunți la centru, există în oglindă niște elemente care... Și sigur că dacă au dispărut la Revoluție, trebuie să dai explicații pentru ele. Adică nu poți așa să ai niște găuri de mii de cote
Aha. Să zicem, într-o unitate mare, pot fi și 10.000 și să nu știe nimeni de ele. Totuși. Da, adică asta nu e o exprimare, adică au dispărut mii. Nu au dispărut, au fost distruse. Au fost distruse. Au fost distruse. Toate, macerare, ardere, tocare de la casă. Asta înseamnă că mii de oameni în România care au colaborat... Sau care au avut dosar de urmărire, că nu s-au distrus numai cele. Okay. Da, s-au distrus și cele de urmărire. Ce era în fișet? Deci ce era în lucru? Mm-hmm. Nu s-au distrus din arhivă. S-au distrus din sediile... unde se lucrau dosarele. Aha, da. Aha. Un dosar încheiat, indiferent de ce tip este, nu stă în sediul central al securității, da. Stă în arhivă. Eventual e și microfilmat și ai puțin noroc că ai. Asta și... înseamnă că, de fapt, s-au distrus dosarele cele mai interesante, cele nu, care erau pe 88-89. Sunt cele mai interesante. Sunt dosare interesante și dintre cele închise. De exemplu, dosarul lui Dorin Tudoran, care ar fi fost distrus dacă era în țară și nu era emigrat la data respectivă. Un dosar spectaculos, am dat un exemplu. Dar dosarul domnului Pleșu, de exemplu, dosarul Anei Blandiana, multe dosare de personaje foarte importante ale societății noastre și de atunci și de acum nu mai sunt. Și există procesul verbal de distrugere. Pot să vă spun că dosarul domnului Pleșu avea 8 volume. Și eu sufăr foarte mult pentru distrugerea aia, pentru că mă gândesc ce tehnică operativă, discuțiile dintre ei, dintre cei din grupul de la Păltiniști sau dintre prietenii, adică s-au pierdut niște lucruri care sunt culturale, extraordinar de frumoase, de importante. La Gabriel Liceanu nu cred că s-au pierdut. Gabriel Liceanu are și o carte, dragul meu, Turnător. Da, ăla pe baza, dosarul pe baza căruia este scrisă cartea, este un dosar închis care s-a păstrat în arhivă, din fericire. Da. Dacă era deschis ceva la Revoluție, nu mai. Dar i-a zis numele? Da, sigur. Da? El a spus, lucra la Humanitas. Da, a fost coleg la Institutul de Filozofie și când s-a privatizat, s-a creat, a povestit în carte scena de film. El practic l-a transformat pe turnătorul lui într-un acționar și îl mai ducea și la muncă cu mașina. Da. Lua de acasă și îl ducea cu mașina. Sunt omenește niște chestii, cum să spun, de neuitat. Fiecare are niște experiențe cu proprii lui turnători dacă și-a găsit dosarul. Adică vezi la sala de lectură niște lucruri, vă spun, înveți enorm, nu te plictisești nicio secundă. Eu sunt neimportant, dar o să mă duc. Te-a făcut curios, nu? Da. Păi, am avut curiozitatea asta pentru latentă. Cine? Pentru el. Da, așa, nu. Pentru dumneavoastră nu e important dacă sunteți important. Bine. Important pentru ei. Da, nu văd ce miză aș fi putut însemna acum nu știu câți ani. Să știți că am auzit această chestie de atâtea ori. Ok. Că nu știu, aproape că aș pune pariu că dacă s-a păstrat și nu era în lucru, la momentul respectiv, s-ar putea să vă surprindă. Bine, eu poate sunteți în dosarul de obiectiv, dacă erați într-o comună. Dosarul comunei, exact. Și comunele au dosarele lor. Ce da, simplu. Comunele, încerc să-mi aduc aminte. Nu, am niște bănuieli. De fapt, una sau două, dar din București. Numai dar să fie doar bănuiele care trebuie. Știți? Da, nu știu asta. Dar o să mă... Ce că ai povestit tu că ai băut odată la Făget cu colegii tăi? Poate găsești partea aia pe care nu o ții minte, știi? Dar țin minte tot. Țin minte tot. Astea pe nu-i văd. Găsește. Nu-i vezi? Dacă sondez atent, văd și acolo unul sau doi capabili să facă așa ceva pe cei mai mulți, nu? Recomandarea mea este să nu plecați cu nicio idee la lectura dosarului. E cel mai bine. Lăsați-vă surprins. Poți să scrii o carte dacă... Aș vrea să se întâmple asta. M-aș bucura enorm să vină cât mai mulți, să ia copii. Aproape că aș zice o poezie. Luați dosare la copii, nu dați banii pe proștii. Pentru nepoți, pentru copii. Deci e păcat, e păcat. S-a deschis așa de greu această arhivă. Și afli lucruri despre ai tăi. Adică e o cronică pe care ți-au scris-o alții. Nu e cea mai corectă. Nu e adevărat. Dar sunt lucruri în ea de folosit. Sunt lucruri pe care altfel n-ai avea cum să le afli, nu? Mm-hmm. Vă invit și eu la o mărturisire, la o notă informativă vă rog, verbală. Sigur. Ce mai fac Pisulina și Arabal? Aoleu.
Nu știi tu. Nu știu. Ei nu mai sunt. Nu mai sunt. E o poveste din 97. Ah, ok. Sau... Să spun că o să apară un volum care, nu știu dacă se cheamă Ce vreo și-a mai făcut pisica mea, ăsta e titlul de lucru, și în care mai mulți domni și doamne, printre care și doamna Germinana Gâț, își povestesc pățanii feline. Cu pisici. Cu pisici. O pisică și un câine, da. Da, Arabal era câinele. Da. Foarte frumos, eu am citit o săptămâna trecută și m-am mișcat. Da, mă bucur. Mă bucur. A fost o poveste mișcătoare ea în sine. E totul adevărat din povestirea. Da, așa. De-aia așa am putut părea. Să o scriu. Nu sunt autor, nu pot să ficționez. Nu-mi iese. E la virgulă, este adevărat ce am scris acolo. Păi am impresia că asta e linia generală a volumului. Da, cam toți au scris ce au trăit. Din experiență. Nu pot să vă fantazez cu pisici. Da. Cine îți dă ție dreptul să bați câmpii în jurul pisicilor? Pisica trebuie tratată cu respect. Absolut. Da. Țineți minte proclamația de la Timișoara, căci s-a legat de ilustrație. E punctul 11 al proclamației. Știți cum a fost interpretat, citit pe postul public la București? Yeah. Nu mi-am amintesc. Drept un proiect secesionist. Deci erau invitații la descentralizare economică și așa mai departe. Da. Și... crainicul de știri de atunci, Cornelius Roșianu, că îl țin minte până mor, am și scris despre el, a prezentat punctul acela ca pe un proiect secesionist și aici vine marele clișeu, ruperea Banatului de trupul sfânt al țării. Da? Deci eu trebuia să merg la rudele mele din Lugoș cu pașaport, cam asta era ideea. Asta a fost ordinul, mă rog că n-a venit din mintea știriștilor. Mă întreb dacă am sta acum de vorbă cu autorii acestor dezinformări ordinare și manipulări ordinare în fața unor elemente de legislație pe care le-a propus partidul cel mai ostil de conspirării și deschiderii arhivelor, cum ar reacționa? Care a fost partidul cel mai ostil? Păi, după România Mare, care nici nu poate fi socotit partid, cred că FSN-ul, PDSR-ul, toate denumirile lui istorice. Ați găsit și la liberali și asta... Bine, să fim serioși, nu-i nimeni scutit, după cum s-a văzut chiar din procesele CNSAS. Nu vreau să spun că e cineva... Am o curiozitate. Vă urăsc oamenii ăștia? Cine, securiștii? Nu, că ofițerii de securitate, să zicem că aia era treaba și ei oricum să așteptau, nu? Ăștia pe care îi prindeți, că ofițeri de securitate la ei e clar. E de la om la om, sincer. Adică am văzut și oameni stânjeniți, sincer, și oameni care, dacă ar putea să facă mărturisiri publice și să cumva să se reabiliteze în proprii ochi, ar face-o, sunt convinsă. Nu sunt toți o apă și un pământ. Insist să spuneți lucrul ăsta și dumneavoastră de câte ori puteți la securiști alt. Păi nu, că aia zic că erau ofițeri, știau care e viața lor și au asumat. Nu, dar dacă e o ură sinceră, din partea aia vine. Deci de acolo. Da. E și declarată, nu e nicio... Vă demobilizează caracterizările de pe Facebook? Nu. Că sunt tot felul. Nu, Facebook-ul e problema, Facebook. Deși, sigur, ca diseminare e o problemă. Iubirile astea... tandrețurile astea cu toate ghilimele pământului se vor la tribunal. Au fost colegi ai mei, consilierii juridici care au fost amenințați în față și nu e simplu. Traian Băsescu vă urăște? Nu cred. Cum mai e pasionat? Nu cred că are de ce să ne urască. Eu n-am avut impresia asta cât a fost în funcție în orice caz, dar nici după ce a fost deconspirat, pentru că el n-a negat niciodată. Deci spre deosebire de alții care l-a condamnat comunismul, Nu securitate. Nu cred că se aștepta să se întâmple acesta, dar sigur că știu, și securitatea. Evident, dar spre deosebire de alții de mari de conspirație ai CNSAS-ului care au spus tot timpul, nu, domnule, n-am scris eu, nu sunt eu, sunt false, sunt nu știu ce. El n-a negat niciodată. Și era și absurd să nege. Deci ar fi fost o lipsă de inteligență crasă. Deci nu e cazul, nu-l putem bănui de așa ceva. Deci el nu cred că are motive să ne urască. Are motive să fie poate enervat de efectele perverse ale deschiderii arhivei, dar ură nu aș crede, nu cred. Da. Cred că nu mai are miză domnul Băsescu. Cred că și le-a rezolvat pe toate între timp. Nu știu. Deci nu e cel mai
cum să zic, pare că cel mai răsunător caz al nostru sau cel mai greu caz al nostru, dar funcția cea mai înaltă. Din cauza asta, dar ca, cum să zic, ca evoluția verificării, nu e cel mai greu. Am avut cazuri mult mai grele și ne-am judecat 7 ani, adică a fost... Dar Dan Voiculescu. Dan Voiculescu a vrut să ne desfințeze și nu i-a ieșit, adică acolo nu... Momentul 2008 a fost un cutremur, trebuie să spun, și e foarte periculos, pentru că dacă s-ar fi reușit ce se dorea atunci, adică închiderea arhivei, nu știu cum și când s-ar mai fi redeschis, sincer. Deci ordonanța 24, trebuie să spunem că a salvat CNSAS-ul, e o instituție, 200 de oameni, nu e moarte de om, dar arhiva... Nu știu pe ce mâini și cum ar fi încăpuși și ce s-ar mai fi aflat din ea și unde. Cine o gestiona? Doamna Ana Gâzdea, există un muzeu și cred că ne apropiem și de final de asta. Dacă un om obișnuit care nu are nicio treabă, gândiți-vă că sunt tineri născuți după 90, există ceva unde poate să vadă, în afară de pagina noastră de Facebook, care e foarte bună zilele astea, și unde am găsit tot felul de mărturii cu elevi, tot felul de turnătorii din astea sinistre. Sunt niște bilanțuri puse, dacă vă uitați, pe 19 septembrie, dacă nu mă înșel. 19 septembrie, parcă. O postare care a trecut prea discret, după părerea mea, este un extras din baza de date a CID-ului, a Centrului de Informatică și Documentare, care prezintă activitatea înregistrată acolo pe o zi, pe o singură zi. Câte avertizări, câte deschideri de dosare de urmărire, câte... Uitați-vă pe... printați-o, că așa se vede greu poate pe ecran, și vedeți cu ce se ocupa securitatea într-o singură zi. Și mulțiți cu 365, mulțiți cu 10, cu 20, cu cât vreți dumneavoastră, să înțelegeți amploarea dezastrului. Aia a trecut foarte discret. Mie mi-a părut rău, că pentru noi a fost un moment absolut de răscruce anul trecut, când am primit această evidență. Eu personal sunt fascinată de ea în continuare și colegii de la investigații, că vezi contabilitatea aia a lor, sinceră. Nu mai trebuie să bănuiești, să deduci, să nu te duci și citești frumos toate isprăvile pe zone, pe orașe, pe... ce vrei. Minunat. Da. Nu scăpăm de ei, nu? Nu știu. Dar depinde de noi. Deci n-am răspunsul. Da. Dar cred că depinde de noi. O să-mi spuneți bine ce să mai facem acum după... Păi dacă în 2019 am dat un cod administrativ care zice că funcționarii publici recrutați, uite, chiar și unii recrutați ca elevi, dacă sunt incompatibili, de ce nu e prea târziu și pentru alții? Asta voiam să vă întreb. E o rană veche. Ce era colați pe vremea când era un liceu? E o rană veche, da. Intră dacă sunt după 16 ani recrutați și dacă informațiile pe care le-au dat întrunesc acele criterii din definiție. Altminteri, nu. Sunt mulți? Da. Mii. Eu aș zice 10.000, dar o să pară bombastic. 10.000 de... Pentru cei 40 de ani de comunism, cu siguranță, și pentru cei 25 ai lui Ceaușescu, cred că am dreptate. Adică dacă pluralul e de la 2 în sus, cred deci că am dreptate. 10.000 de copii de liceu? Ce pot să vă spun cu preciz este că procesând practic foarte puțin din niște dosare colective care sunt compuse numai din așa ceva ce aveți dumneavoastră pe tabletă. Adică fișa colaboratorilor și angajamente. Din rândul elevilor. Au plecat la parchet până în 2022, în decembrie, 6.000 și ceva și, repet, e abia începutul. Nu avem aceste dosare din toate județele. Deci nu avem dosarele colective ale tuturor județelor și doar pentru acestea puține pe care le avem am strâns 6.000 și ceva de copii și alte spețe sunt individuale, deci ar putea fi contabilizate și ele dacă această muncă a parchetului va duce undeva și va continua, căci noi ne-am întrerupt anul ăsta, nu am mai trimis. Copiii ăia au pe la 50 de ani? Da, 40 și 50. Da. În orice caz sunt oameni tineri în activitate. Uh-huh. Și unii dintre ei sunt, vă spun, nu deduc din experiența directă, foarte stânjeniți de această problemă, pentru că ei nu știu unde vor fi categorisiți, ca victimă sau ca făptași. Da. Unul dintre ei m-a abordat și mi-a spus,
sunt un om de afaceri de succes, am tot ce-mi trebuie în viață, nu știu, aș vrea să candidez, să mă implic în viața orașului, e din Focșani, și nu știu, eu sunt colaborator sau nu. Și-a văzut dosarul, a luat copii și m-am uitat prin dosar, n-am avut inima să-i dau răspunsul, pentru că el e recrutat la 16 ani și o săptămână. Da. Un pic dincolo de graniță. Un pic dincolo de nu știi unde să introduci speța asta. Are 16 ani și o săptămână. Am uitat să vă spun că și-a dat milițianul în judecată pentru un abuz. Adică mi-a explicat cum a fost recrutat. L-a căutat după școală și i-a spus, tata era șofer de tir, și a spus dacă nu semnezi tata nu mai pleacă în cursă. El a semnat și a avut câteva întâlniri, a dat, nu sunt multe note informative din ce mi-amintesc, și și-a dat în judecată milițianul și a pierdut procesul. Fapta s-a prescris, dar care faptă? Aștept să văd motivarea, l-am rugat să-mi aducă motivarea, ca să înțeleg și eu ce vede instanța ca fiind prescris. Cum arată în ochii instanței prescrierea a ce? Abuzului care? În baza cărei legi? Protecția copilului, a minorului, există într-o formă sau alta în legislație, chiar și într-un stat comunist. Păi trebuie să închem. Da, chiar cu această poveste care să vă lase să vă gândiți mai mult la ce am trăit în comunism. Nici n-am simțit cum au trecut. Și mai erau de întrebat anonimic. Da. Am vorbit ceva. Deci din momentul în care a plecat doamna Germinana Gâț și până când ne-am reapucat de podcast, există o pauză, dumneavoastră nu o vedeți. Da, din fericire. Dar ea a fost umplută cu portocala pita, așa, cu vaietele lui Radu, că nu se poate, că stai să vezi, că unde o fi. Am examen joi. Care examen joi, că nu știu ce, dar nu se pune aia pe 3 luni în urmă. Să sperăm că nu atârnă. Da. Da. S-a mâncat. Da. Ăștia toți în spate mănâncă. Deci, da, știu, și tu ai mâncat, de ce? Că mâncă te linci pe buze. Problema este că în momentul în care eu am ieșit din interviu cu doamna Nagâț, da, dispăruse jumătate de tavă, ceea ce... Da, nu din cauza mea. Nu, dar tu te-am lăsat să păzești cu ochiul acolo. Nu-i vezi când vin și eu câte o felie. Nu, pentru că de unde stau eu nu am câmp vizual direct cu tava. Zic că îți bate becul în ochi și... Nu de asta, dar chiar nu văd tava. Acum văd... găleata asta de la KFC. A, da, că avem, avem și așa ceva. Ești martor că m-am abținut, da? La ce? La KFC. Ca să fim preciși în tot la ceea ce facem. La KFC, iar da, din portocalopita, care e delicioasă, am luat de 3 ori, 3 lingurițe, atât. Așa atât este. Da, o bucățică. Eu miros tot la portocale, zici că sunt... Da. Simți, nu? Da, ești mediteranean. Da. Mă, de vreo că e bună, n-aș e știu că... E bună, e bună. Dar și ce drăguță, doamna Nagâț. Da, ne-a dus, era caldă mai. Știi ce a făcut? Ea s-a uitat la podcasturile noastre și a zis ce a fi cu oamenii ăștia. Da, unul are burtă, altul are diabet, ia să le gătesc ceva. Da. Și a făcut cu mâna ei portocalul. Foarte bună, foarte tare. Stimați invitați... Da. Băi, data viitoare avem un super invitat, un om celebru, o mare personalitate... Stimate domnule invitat, ce vrei să-i transmiți? Să nu vină cu mâna coasă. Cum ar fi să-i spui acestui mare... Să ne aducă niște fractali. Da, nu te conspira acum. Nu te conspira, okay. Da, așa. Dar fiind atât de celebru, să nu veniți cu mâna goală, veniți cu o marmită de... De? Fasole. Continuă-ți gândul. Fasole. Ai voie fasole? Nu vrea. Nici fasole? Da. Cu o marmită de broccoli. Am mâncat un minestrone, ți-am zis, m-am dus la Bongiorno. Băi, băiatule, am picat pe jos cel mai bun minestrone. Unde deci, asta? La Bongiorno. Bongiorno unde? Că sunt mai multe. Lângă City Grill, pe Primăvere. Ah, îl știu. Da. Unde și... mănâncă tot felul de celebrități. Eu eram singurul celebru la ora. Hai, mă! Glumesc, nu știu, era multă lume, habar n-am, dar nu m-am uitat. Și i-am zis că e minestrone, așa cum am fost eu obișnuit în viața mea. Supa aia de legume...
care aia e, știi? Da, dar am luat-o că am zis că trebuie să mănânc supă de legume. Hai că supă de legume sună așa oarecum neinteresant. Minestrone. Minestrone, oamenii ăștia îl fac cu stoc de pui și parmezan. Okay. Bun, deja se schimbă abordarea. Altceva. Deja să schimbă abordarea. Am ca și eu o supă făcută din stoc de vită la Mahala. Bun. Dacă am vorbit numai de mâncare, da, ne-a tras prinde revelion aici. Că orice am vorbit, la un moment dat plecăm, plecăm către astea. E o plăcere firească, da. Da, bă, pentru noi? Și nu numai pentru noi. Cea mai firească. Da, Să trecem la expresii. Să trecem la expresii. N-am apucat să le trec în documentul nostru, dar le avem aici pe telefon. Pentru că, iată, vorbind despre mâncare, noi de fiecare dată ne dăm rama pe față. Da. Aș da rama pe față. E o expresie care are de-a face cu banii, cu monedele din vechime, din alte secole, și se știe evident că monedele erau cu atât mai valoroase cu cât erau făcute dintr-un metal mai prețios, și ce metal putea fi mai prețios decât aurul? Niciunul. Veneau pe urmă, ca importanță, monedele din argint. Și fiindcă la un moment dat apărea un fel de criză monetară, să-i spunem așa, apăreau și falsificatorii care fabricau monede din aramă și le poleiau cu un strat, cu o poșghiță foarte subțire de argint, mai rar de aur, dar de obicei de argint. Pe monedele alea, pe o față era un simbol al cetății, al țării, al provinciei, pe fața cealaltă era chipul domnitorului, voievodului, ce-o fi fost el. Prin trecere dintr-o mână în alta de multe sute sau mii de ori, poșghița aceea de argint dispărea, se destrăma, se făcea nevăzută și rămânea ceea ce era de fapt, rămânea arama. Și de multe ori vedeai arama asta și pe ea ștanțat, imprimat chipul voievodului. Și de aici vine expresia aș da aramă pe față. Fața era acelei figuri politice care apărea pe monedă. De aici aș da arama pe față înseamnă aș arăta adevăratul caracter, adevărata fire după ce dai la o parte aparențele. Poleiala. Nu o să mai știe copiii din ziua de astăzi din cauza cardurilor să joace cap și pajură. Stema sau banul. Stema sau banul. Da. Și acum se mai dă cu banul la meciuri. Da. Asta e. Liniuță jucai? Nu. La perete? Nu. Nu? N-ai jucat liniuță? N-am jucat liniuță, n-am jucat nouă pietre, deși știam cum se joacă. Nouă pietre zice țiglă la Vaslui. Ok. Nici capra, lapte gros, din astea nu prea mă amuză. Dacă la mine trebuia să aibă minge ca să treacă drept sport. Știi ce tâmpiți eram lângă blocul nostru? Pot bănui. Era un bloc care era mai șmecher, mai cochet așa, și care avea balcoanele făcute cu o piatră de mozaic mică, verde. Nu chiar mică. Da, așa, cât să fie un pătrat de, știu eu, 4x4, o chestie de genul ăsta, sau 3x3, și alea erau cele mai potrivite bucăți de piatră pentru a juca acest țigle sau nouă pietre. Că făceai un turnuleț pe care îl dădeai jos cu o minge tenis în general și pe aia te fugăreai pe acolo. Și de tâmpit ce eram, acum realizez, știi, de ani de zile, mergeam cu o șurubelniță, care era mai curajos, și dădea jos, îi lua omului mozaic că nu le păstrai pe alea nouă, desfințai balconul ăla, deci, vandalism, adică. Exact. Și ieșeau oamenii săraci ăia și nu înțelegeam noi de ce, aruncau ăia cu apă, nu noi, făceau scoală, îți dai seama. Pentru că balcoanele alea la un moment dat se nenoroceau, știi? Se duceau, da. Exact. Ai niște draci erați, niște împielițați. Câte mai trebuie? 6? Facem rost. Completăm. Ca în armată, așa se spune, că nu se fură, se completează. Se completează. Mai avem Calul Troian. Calul Troian este și o poveste firește legată de Troia, de războiul troian provocat, să nu uităm, de Paris, și nu Paris, că Paris e altceva, de Paris care îi dă mărul aruncat de zeița discordie de Eris, nu fusese invitată la nuntă, îl dă Afrodite în loc să îl dea Herei sau Atenei, în ideea că, în schimb, Afrodita o va face pe Elena din Troia să se îndrăgostească de Paris. Elena din Troia este pricea, este casus belli, cum se spune, din cauza ei pornește acest război între troieni și greci sau ahei,
Și unul dintre cei mai inteligenți și mai scusiți oameni din tabăra grecilor era Ulise sau Odiseu, da? Care scornește acest șiretlic al unui cal mare de tot, de lemn, pe care îl lasă, în momentul în care ei pleacă, grecii pleacă, lasă acest cal, sau se facă pleacă de fapt, lasă acest cal pe malul lângă cetate, lângă porțile cetății, în semn chipurile de recunoaștere a înfrângerii sau ca un semn de bunevoință din partea zeilor. Și în calul acela sunt multe zeci de războinici foarte pricepuți dintre greci, care așteaptă să fie introduși în cetate ca să facă prăpăd. Avertismentele nu sunt luate în considerare, nici avertismentul Casandrei, care prorocea nenorociri într-una, nici al preotului Laocoon, al marelui preot, care spune cu ocazia asta: mă tem de greci și atunci când fac daruri. Timeo Danaos et dona ferentes. Și oamenii decid că acest cadou merită să fie introdus în cetate. El este introdus în cetate. Din burta acestui cal de lemn ies războinicii care fac prăpăd în Troia. Calul troian sau pionul otrăvit desemnează o stratagemă prin care tu reușești să compromiți planurile cuiva printr-o mișcare foarte subtilă, foarte insidioasă. De aici expresia calul troian nu se caută la dinți. Da. Calul lui Traian și valul lui Traian. Da. Valul lui Traian e altceva. E altceva, da. Da, și nu e expresie. Nu, e localitate. E Dobrogeană. E și localitate, dar e și punct istoric, adică îl definește un parapete, nu? Da. Exact. O parapetă. Vedeți că am spus trei prostii în ultimele trei minute. Deci să nu vă luați după ele. Da. Cuiul lui Pepelea. Da, cuiul lui Pepelea este tot o expresie interesantă. La un moment dat, un oarecare Tepanfile a strâns la oaltă un set de povestiri populare în care figura și acest Pepelea. Care era un personaj aparent prost, care însă avea o prostie jucată. El era mult mai inteligent decât cei cu care intra în relație. Dar asta era forma lui de a le, de a le lua pulsul, cum se spune. Și într-una dintre povestiri, acest Pepelea vinde casa părintească unui anume Arvinte. O vinde, însă lasă în casa părintească un cui și spune: ăsta e cuiul meu. Ceea ce înseamnă că eu pot veni oricând, am nevoie de cuiul ăsta, chit că ți-am vândut ție casa. Și Arvinte, care nu era cel mai inteligent dintre pământeni, spune: bine. Și atunci, toată ziua, bună ziua, Pepelea vine ca să-și lase haina în cui, după trei ore vine ca să-și ia haina din cui și așa mai departe. Și asta nu este doar o metodă de tracasare, ci este, și ăsta e sensul de fapt, este un motiv inventat pentru a compromite planurile cuiva. Ăsta este cuiul lui Pepelea. Și Alexandrii mi se pare că a scris două povestiri. Una se cheamă Arvinte, iar cealaltă se cheamă Sânziana și Pepelea, după cum Victor Ion Popa, cel cu Tache Iancheș Cadâr, are și el o piesă care se cheamă Pepelea. Astea sunt explicații. Astea sunt expresiile de astăzi. Ne notasem noi undeva, dar uite, poate avem timp să zicem atunci când vine vorba despre cărți. Două vorbe despre Marin Sorescu, pentru că, așa am zis, mai recuperăm niște personaje din trecut. Da. Unul dintre scriitorii foarte valoroși din, de pe vremea comunismului și de după, o perioadă, pentru că n-a trăit mult după momentul decembrie 89. A fost și ministru al culturii, mi se pare, la un moment dat. L-ai cunoscut? Nu l-am cunoscut, i-am cunoscut o parte din creație, ca să zic așa, o bună parte dintre poezii, ciclul La Lilieci, Unde fugim de acasă, care la este la Lilieci fugim, da. 1, 2, 3 și 4. Răceala, care este o piesă la care am fost de vreo 3 ori și care e o splendoare. Eu nu mai țin minte, acum nu o pot povesti, dar țin minte că era o distribuție bună cu Ion Caramitru, cu Virgil Ogășanu, o piesă splendidă și cu câteva șopârle, să nu uităm, eu am văzut-o prin anii 80, cred.
Pe urmă, țin minte un roman care mie mi-a plăcut, un roman al lui Marin Sorescu, care nu era cunoscut drept un romancier de meserie, Trei dinți din față, care cred că s-a și reeditat. E un personaj talentat, într-adevăr, nu foarte comod ca interlocutor, cu momente de surprindere a asistenței, a interlocutorilor, cu o oralitate foarte bună, cu o poezie de-asta decupată, pe de-o parte, din realitatea, să zicem, Olteniei, dar cu demersuri și cu demersuri culturale de anvergură, de înălțime. Cea un autor care a plăcut, care nu știu cât a fost de prizat de regim, acum am ideea că regimul comunist priza autor, pe unii priza, da. Sorescu era dintre cei care au făcut școală și în poezie și în teatru. Matca, la fel, e o piesă foarte bună a lui Iona. Deci un autor chiar bun și s-a vorbit destul de puțin după 90 despre el, iar în ultimii ani cred că nu s-a mai vorbit deloc. Sunt curios dacă o fi prin manualele școlare. Este. Chiar n-am idee. Da, este și eu n-am să dădea și la bacalaureat la un moment dat. Okay, da. Dar să dădea cu dramaturgie, dacă nu mă înșel. Poate întreptind să băga și mine, poezie. Pe mine Răceala m-a încântat ca piesă și mi-a plăcut romanul lui Trei dinți din față. Chiar e un roman, hai să nu zic simpatic, dar un roman bun, un roman care după gustul meu se ține, cum se spune. Depinde unde ne ascultați. Dacă sunteți pe sunete, o să urmeze niște muzică. Dacă sunteți pe video, o să urmeze de-a dreptul cărțile. Cum se spunea pe vremea lui Ceaușescu, dacă deschizi radioul, auzi un țăcănit. Dacă deschizi televizorul și vezi. Așa se zicea. Bă, inteligența artificială o să poată la un moment, sau o să-și propună să ne recreeze și pe noi? Sper că nu. Sper că are mize mai mari. Pot astăzi cu inteligența artificială să-ți chiar una bănăluță să creăm pe cineva care să arate ca tine și să vorbească ca tine. Da? Și ca mine, dacă le poate combina. Da. Nu, deci, să nu creeze niște vorbitorinci alternativi, că atunci e ceva asta mai complicat. Da? Există și deepfake care face asta. De ce să faci așa ceva? De ce să vrei să-ți propui așa ceva? Cine să vrei să-ți propui? Nu, oricine. Poți să știi ce-o fi în mintea oamenilor. De fapt, da. Până la urmă, nu știi cum vrea să se... Unii oameni vor să intre în lumi din astea cu totul aparte, să se înconjoare, poate ori să vrea să trăiască cu cineva ca tine în casă. Oh, nu-i văd bine. Cred că am... Păi nu, că îl setează să fie de bine. Mă dresează cu ocazia asta. Dar nu ești tu. Nu sunt eu, da. E o întreagă discuție, cred că am mai purtat-o la un moment dat aici, că sunt programe care pot să facă un tip de hologramă sau ce-o fi, care să îți semene. Va fi o întreagă discuție despre etică în viitor. Da. Da. Cred că sunt niște aspecte etice aici. Sunt niște aspecte, îți spun de unde e plecată, că acum încerc să-mi aduc aminte și discuția. Știi cine se mișcă cel mai repede pe zona asta și n-a zice entertainment-ul, mai este o industrie care merge al naibii de repede. Da, este vorba de este industria filmelor pentru adulți. Da, știu, la ea mă gândeam. Da. Care la un moment dat este foarte aproape să-ți ofere femeia visurilor tale care s-ar putea să și existe. Mă, să nu ne ofere pe noi în filme de astea, pentru atunci deja totul capătă un aspect de burlesc definitiv. Da. Poate sunt oameni care vor să râdă. Poți să râzi la un film porno. De fapt, dacă mă gândesc, lucrurile se leagă, pentru că eu am citit în anii 90 unul dintre marile succese ale literaturii porno, așa zise, Pisica în cizme, care se vindea inclusiv la pasajul universității acolo, lângă stația de metrou, la scările rulante, care nu mergeau nici atunci, nu merg nici acum. Era atât de prost tradus încât te clătinai de râs. Deci trebuia să te excite. Nu te excita, te făcea să râzi cu lacrimi. Așa că, Nu știu pe asta, nu? Da. Chiar nu știu. Să știți că în anii 90, diversificat, pentru cei tineri, trebuie să știți că în anii 90 apăruseră pe tarabe o sumedenie de... Da, casete de la polonezi. Da. Pirate, reviste, evident. Reviste... Deci apăreau discuri, casete poloneze cu discuri care încă nu apăruseră în Occident. De ele piratau deja și ni le pasau nouă. Aveai asta, literatură pentru adulți sau ziare pentru adulți. Sigur. Cum sigur. Era alea? Cum? Lasă, asta era bordelul MOV, nu?
Infractoarea MOV. Da, da, erau și două. Mai era, nu era și Academia Infractorilor? Sau? Așa, Academia, da, a fost. Și stai că era, da, ziarul lui Dumitru Dragomir, revista Atac la persoană. Deci așa, da, s-a chemat. Da, stați nu până în anii 2000. Eu știu, dar să intitulez o publicație, da, Atac la persoană, și culmea, exact asta să facă. Da, asta face. Da. Și țin minte o copertă, o pagina întâi, nu copertă, dintr-un număr, Marius Tucă s-a culcat cu propria lui mamă. Așa scrie. Nu. Da. Țin minte revista asta. Da. Uite, ce au niște infamii enorme. Da. Așa se lucra. Anii 90 era haiducie, da, încă nouă. Da. Hai să trecem la cărți. Așa. Da, alea chiar bune. Spuma filelor. Prieteni, ați revenit la Vorbitorincii, ediția cu portocalopita. Grație, doamne, Germina Nagăț. O să fie greu de terminat episodul ăsta. Că mai e o bucată acolo în tavă. Mai e o ștea jumătate de tavă dacă au mâncat, cât stau eu aici cu spatele. Nu, acum nu-i mai văd. N-a venit e adevărat nimeni, că, nu? Da, niciunul nu e în câmpul meu vizual. Da. Nu aud mult făituri. Dar îmi pot închipui. În fine, ia, sau de mișcare. Să verifică tot la greutate. Așa, bine, facem cărți. Încep cu ai trei. Încep, da. Încep cu Burhan Şenmez, Piatră și umbră. A apărut în colecția Nancy a lui Bogdan Alexandru Stănescu din cadrul editurii Pandora M, grupului 3. Piatră și umbră e o carte tradusă, o carte grea, tradusă foarte bine de Veronica de Niculescu, una dintre cele mai bune și mai harnice traducătoare de la noi. E povestea unui cioplin, unui pietrar, a unui om care face pietre funerare. Avdo îl cheamă. Și e povestea lui de când, copilărind, cântă pe străzi în Turcia și deschide ochii spre lume și este preluat de un meșter care îl învață această artă de a face pietre funerare. Și cartea este frumoasă din mai multe motive. Unul, pentru că îți dă un fel de istorie neoficială a Turciei din ultimul secol și ceva, în care afli lucruri pe care nu le afli din manuale și nici măcar din ziare. Afli lucruri de adâncime, de substanță, despre politica Turciei, despre felul în care sunt tratate minoritățile acolo. Unele lucruri le mai știm și noi, dar afli noutăți despre viața mondenă a Turciei prin intermediul câtorva personaje din carte, despre religie, despre persecuții, despre ce înseamnă regimul polițienesc și unde poate duce el, despre toate lucrurile astea. Un alt motiv de frumusețe, zic eu, este că nu avem de-a face cu o relatare lineară. Există un fel de navetă cronologică și cartea începe în 1984 într-un cimitir. Pe urmă se duce în 59, în 65, în 72, în 39, cu câteva sute de ani mai devreme, în 85, în 2002, anul cel mai apropiat de noi, de ziua de astăzi, și în care vezi turbulențele prin care trece acest Avdo și odată cu el și alți oameni, Elif, iubita lui care moare ucisă, o aparentă fiică adoptivă care este urmărită de un comisar pentru niște lucruri pe care echipurile le-ar fi făptuit, și toată povestea asta are și un aer de roman de aventuri și un aer picaresc și un aer de roman, de idei, de roman chiar cu tentă existențialistă. Mi-a plăcut tare mult. Burhan Şenmez a fost la Iași, la Filit, a avut o discuție foarte frumoasă cu Radu Vancu într-una dintre seriile Filitului la Teatru Alexandrii din Iași. Este președinte din 2021, este președintele Pen Clubului Internațional. Este un autor curd care
a fost publicat la noi cu Istanbul, Istanbul, a apărut la Polirom, mi se pare, și cu Labirint, care a apărut chiar la Anansi. Autor foarte bun, avocat de meserie, a avut parte, a scăpat dintr-un accident grav prin 1996, a trăit și în străinătate multă vreme, a fost un autor vânat pentru părerile lui politice, pentru atitudinile lui față de regim. Știm că Turcia e un spațiu foarte, foarte complicat, ceea ce se vede și din romanul ăsta, care este un roman splendid. Există mici probleme de traducere, dar cred că Vera, traducând atât de mult și atât de parolist, pentru că este foarte punctuală, a mai scăpat niște lucruri pe care corectura nu le-a văzut, printre altele Tibru și Tibru din Roma și Eufratul nu sunt râuri, sunt fluvii, river înseamnă și una și alta, police station nu e stație de poliție, secție de poliție, și train station nu e stație de tren, e gară toată ziua, bună ziua. Dar altfel... Hai că e și stație. E și stație, da. E și stație. E gar. Dar e o traducere foarte sensibilă și încărcată de poezie și cred că nu e ușor de tradus. Apropo, cartea e scrisă în engleză, că de asta Vera o traduce. Vera a tradus, Nabokov a tradus autori grei, mulți, și este unul dintre oamenii care țin standardul sus, standardul Breslei, și care e într-adevăr nu numai o traducătoare foarte bună, ci și o autoare foarte bună. Mi-a făcut mare plăcere și îmi face plăcere fiecare apariție nouă a ei. A publicat la Polirom de obicei. Quilt este cartea cea mai nouă pe care a publicat-o cu puține luni în urmă și recomand Piatră și Umbră. De ce Piatră și Umbră? Unde găsim Piatră și Umbră? În cimitir. Găsim multă piatră și găsim destulă umbră, dar nu este doar umbra concretă pe care o lasă un copac, ci este și umbra care este lespedea sub care stau regimurile autoritare, autoritariste sau dictaturile. Dar e o carte splendidă. Radu Paraschivescu, astăzi este mâinile de care te-ai temut ieri. Acesta este și tricoul meu pe care l-am primit cadou de la Radu și este adus din Athenry. Din Athenry, da. Da, care este localitatea unde s-a născut acest cântec, personaj al lui Radu în această carte. Mulțumesc pentru tricou, ți l-am luat. Se va purta mai mult vreme. Trebuie să povestesc, nu e prima dată când povestesc despre am mai făcut-o. Așa. Stau la cotitură. Ce vrei să spui? Spune ce vrei tu. Mă îmbii? Nu. Nu faci pressing? Nu, no. Nici măcar de întâmpinare. Ești cu tactica aia care no. Așteaptă adversarul? Mm. Știi că am văzut o analiză despre Roberto De Zerbi, analiză Așa. Pe bune, okay. În care De Zerbi explică rolul condusului mingii cu talpa? Da. Da. Ok. Da, pentru că are o întreagă teorie că... Da, mult timp ai. Da. Măcar să zic, dacă tot am apucat să zic ideea, are o întreagă teorie despre construcția jocului din spate și dacă echipa adversă nu vine în pressing, el a stabilit împreună cu jucătorii săi încă de când era în Serie C, că trebuie să construiască niște spații prin care adversarii să fie atrași în terenul lor. Bun. Da. De aprofundat. De aprofundat, zic, da, e articol pe bune în publicație foarte serioasă și el a prezentat asta în fața mai multor antrenori, inclusiv Guardiola. Rolul tălpii, Guardiola îl admiră. E... Da, am auzit. Așa. Cartea are și fotbal în ea. Că de asta ai vorbit de zero. Mi-am adus aminte de ce ai zis. Ai zis că nu faci pressing. Tu ai început. Nu eu. Dar e o carte despre un cântec. Cine o să vă zică că aceasta este o carte despre fotbal, nu o să vă zică cel mai bine, sau nu o să vă zică conform plăcerii lui Radu, pentru că nu este o carte despre fotbal, chit că ea se termină glorios cu, da, cel, termină mai frumos, cu finale, da. Cel mai frumos meci de fotbal din Liga Campionilor, care o să rămână probabil așa și în istorie, pentru că emoțiile de acolo au fost foarte mari. Și probabil că de acolo Radu Paraschivescu a văzut cum poate construi această carte, pentru că la finala dintre Liverpool și AC Milan s-a cântat un cântec
care nu e cântecul obișnuit. Al Bine, ale... cântecul iconic al lui Liverpool este You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone, da. Și englezii mai au un cântec, care este Fields of Anfield Road. Fields of Anfield Road, derivat din Fields of Athenry, ceea ce scrie și pe tricoul tău, și care este numele baladei. E o baladă care se cântă în Irlanda, e o baladă care vine de zeci de ani încoace, e o baladă care vorbește despre istoria lor, despre foametea prin care au trecut, despre suferință, despre legăturile din poporul sau dintre irlandezi, cât de puternice sunt legăturile dintre ei și, dacă vreți, într-un fel și de dușmania față de englezi. Cântecul ăsta e transformat într-un personaj de Radu care îi scrie o poveste. Cum ar fi putut să apară, și aici e o chestiune de imaginație, acest cântec, unde s-a născut el și de ce s-a născut el. Și asta o să vă duc în timp. O să vă duc în timpul celei de-a doua foamete a Irlandei, cea de-a doua consemnată, cea cu consecințe majore, cu milioane de morți, și după care o să vă duc împreună cu un deținut în Australia, în Tasmania mai exact, Tasmania, da, unde devine un cântec de temniță, cântecul ăsta, dar tot cu oameni care se sprijineau în el și pe lângă el puteau să creeze împreună, și o să vă descrie niște peisaje apocaliptice de acolo, din zona asta australiană, pe care, apropo, le-ai studiat, te-ai uitat pe internet, adică ereditatea aia am, de acolo. Am citit mai mult, n-am apucat să merg acolo, evident, foarte departe, dar am citit mult, nu am uitat doar pe internet, am citit, adică și în cărți pe tema asta. E o carte, la un moment dat, al doilea capitol, e o carte de ocnă, adică... Păi da, este un jurnal de temniță. Este un jurnal de temniță. Al unui condamnat, al celui care în prima treime a cărții fură porumb și este prins și închis. Și aflați acolo poveștile acestor oameni, că cine să mai întoarcă la acești oameni după 200 de ani și toate nenorocirile pe care le-au trecut acolo. Într-un fel, fiind și ei înglobați în poporul australian, să zic. Da, da, așa, da. Care, mulți glumeți spun că s-a construit pe ocnașii majestății, pe borfașii. Da. Majestății sale, da. Probabil că au rămas și aia care îi păzeau totuși. Bănuiesc că da. Că au și aia realizări. Colonia aceea de la Hell Gates a fost închisă de multă vreme. Există și niște reglaje cronologice pe care eu le-am făcut și pe care le și anunț în materialul introductiv în lămurire, după cum există și balada The Fields of Athenry în engleză și alături traducerea mea în română cu tot textul, că sunt trei strofe și un refren, și m-am străduit ca ea să respecte traducerea, să respecte numărul de silabe, ritmul, prozodia, tot, în așa fel încât să poată fi cântată și în română, dacă îi dă cuiva prin cap. Da, și este cântecul Fields of Athenry a fost compus în 1979 de Peter Mooney, zis și Pete St. John, și eu i-am construit o poveste. Am spus, da, dacă acest cântec s-ar naște în timpul foametei din anii 1850 și de aici am început povestea lui, firește că e o născocire a unui cântec care este cântec de revoltă socială în prima treime, cântec de ocnă, cum ai spus și tu, în a doua treime, și cântec de peluză în ultima treime. Și veți vedea cum a ajuns jurnalul ăla de ocnă să inspire un fan al lui Liverpool, sigur că și aici e multă poveste, multă invenție, și să-l facă să depună diligențe pentru ca Fields of Anfield Road de data asta să devină un cântec al galeriei lui Liverpool, și chiar a devenit. Adică cine caută pe YouTube Fields of Anfield Road găsește cântecul ăsta cântat în baruri cu paharul cu halba în mână. E pomenit Kenny Dalglish, e pomenit Stevie Highway, sunt marile glorii ale lui Liverpool. E o poveste de suferință, de dragoste, de boală, victorie într-un final. De boală, de vinovăție, de ispășire, de succes, de foame, pentru că unul dintre personajele fără contur sau cu contur doar auditiv este cântecul în sine, iar celălalt personaj e foamea. Să nu uităm că sunt chipuri ale foamei în cartea asta, foamea adevărată, aceea care îți rupe stomacul în prima treime, foamea de libertate, pentru că asta e condiția jurnalului de ocnă, e jurnalul unui om care știe că nu va mai fi liber, și foamea de succes legată de finala AC Milan, mă rog, Liverpool AC Milan 3-3 și cu Don Carletto, antrenor la AC Milan pe vremea aia, și cu Benitez la Liverpool. Grande, Don Carletto l-a bătut acum și pe Xavi. Da, cu multă baftă, mă rog. Lăsați.
că am studiat, să știi. M-am uitat, dacă vrei, derivăm, dar nu e. Hai, nu. Asta zic la fotbal. Nu spui la fotbal. Deci îți spun ce a făcut Don Carleto cu Jude Bellingham, că tot îți place ție. Da, mi se pare un tip care n-a avut nevoie de acomodare. Adică a venit și pare de acolo din peisaj de câțiva ani. Da, tot datorită lui Don Carlo, să-ți explic de ce, dar mai încolo. Hai să rămânem la cărți. Da, cartea o găsiți... A apărut la Humanita, să spunem și asta. Fără traducere. Căci fără traducere. E. Fără și traducere, da. O să aibă și o lansare la... A avut o lansare pe 24 octombrie și o să mai aibă o lansare pe 25 noiembrie la Gaudeamus. Da. Bun. Mai zic? Trebuie să știți că la preț se adaugă 2% timp literar. Cu asta e descurajat pe tot. E scumpă? Măi, nici nu știu cât costă. Habar n-am. Nici nu scrie pe ea. Zici? Da. E un cod de bare acolo care înseamnă prețul. Bănuiala mea este că e în jurul a 40 de lei pe acolo. Mie îmi place cartea. Asta zic. Mă bucur. Bine, așa. Și îmi place cum se termină. Eu am râs, am zis, glumesc, dar cred că am avut discuția asta și la Cluj, nu? Se termină cu bine. Da, dacă privești așa. Dacă ții cu Liverpool, se termină cu bine. Liverpool se termină cu bine. Da. Acum mea, că asta e spectaculos, că ai un final știut de toată lumea. Majoritatea bărbaților care o să citească finalul știu către ce ne îndreptăm. Da, asta face da. Lucrurile cu atât mai interesante. Păi dacă ne îndreptăm către ceva care știm, ce să facem noi acolo când o să ajungem în punctul ăla final? Domnule, o să fie superb. Da, în punctul ăla final ajungi printr-o poveste care nu e o poveste de stadion, e o poveste de spital în care un tânăr, un copil canceros își deleagă toate resturile de viață către Liverpool și are promisiunea unei poze cu Xavi Alonso. E povestea unor femei cu apariție episodică, una dintre ele este soția acestui om care lucrează într-un anticariat și care, prietena de fapt, și care îl părăsește pentru că își dă seama că omul este monoidee și că singura lui idee este Liverpool, deși el lucrează într-un anticariat. Și în anticariatul ăla lucrând dă peste o carte care este de fapt jurnalul de Ocnă din partea a doua, publicat peste ani, peste decenii de cineva și asta îi dă lui ideea de a face din Fields of Athenry, Fields of Anfield Road. Asta e cartea. Să mergem mai departe. Mergem, da. Sanaka Hiragi, fotograful amintirilor pierdute, în colecția Folio a editurii Litera, o traducere, iarăși, foarte ok a Iolandei Prodan, este povestea unui vama dintre viață și moarte, de fapt, și ai trei mini-romane într-unul. Personajul comun este un domn vârstnic, Hirasaka, îl cheamă, am citit cartea acum 2 săptămâni, și este un om care primește în încăperea lui, căruia îi se aduce de un băiat cu cozorocul la spate, așa, mă rog, un cărucior, îi se aduc tot felul de cazuri, dosare, ale unor oameni care se pregătesc să moară. Și el este agentul, este intermediarul între viață și moarte. Este un roman cu o bună doză de fantastic și de, cum să zic, de filozofie, de fapt. Cele trei personaje nu seamănă ca vârstă, nu seamănă ca ocupație, nu seamănă ca nimic. Ai o nonagenară, ai o elevă, o copilă și un interlop. Și în funcție de vârsta la care au ajuns, în momentul în care sunt convocați pentru trecerea dincolo, sunt puși să-și aleagă fotografii din fiecare an de viață. În fiecare zi a fiecărui an există câte o fotografie cu ei. Și ei sunt puși să-și aleagă cea mai reprezentativă fotografie a fiecărui an. Și astfel se reface povestea, ea intră într-un dispozitiv care nu știu dacă există sau nu, bănuiala mea că nu există, și în felul ăsta îl pregătește pe acel om pentru trecerea dincolo. Fiecare om își dă seama ce urmează, își dă seama că a ajuns în prezența cuiva care este agentul trecerii dintr-un tărâm în celălalt. E o carte foarte sensibilă, o carte cu substrat filozofic și o carte despre cum ne despărțim de lumea asta, ce lăsăm în urmă. Putem fi mulțumiți de ce am făcut, putem avea reproșuri față de ce am făcut, interlopul firește că își reproșează multe lucruri. Fata este
de o frăgezime care sigur că te întristează, te crispează pentru că ai în față pe cineva care n-a apucat să-și trăiască viața. Nona Genara este un om împlinit din multe puncte de vedere, care afișează deja acea seninătate a bătrânilor care au văzut și au trăit multe. Carte interesant. Foarte, foarte subtilă și foarte bine scrisă și bine tradusă întâmplător. Fotograful Amintirilor Pierdute, Sanaka Hiragi, o mai arăt odată, colecția Folio a editurii Litera. Bravo! Vezi că dacă modifici literele un pic la Interlop, iese Interpol? Interpol, știu, eu am făcut jocul ăsta. Da, de multe ori. Interesant. Da, păi și la pleonasm, dacă le amesteci, îți dă neoplasm. A, nasol. Știu. Că nici eu nu știu. Iată, de la editura Corint, în colecția Istorie cu blazon, primim această carte, Ce am văzut în România mică, anecdote istorice, text îngrijit de Sorin Cristescu. Bun, v-a să zic că ce e această carte? Așa. Drăguților, această carte este o comoară. Pentru că domnul Sorin Cristescu recuperează, dumnealui e doctor în istorie și, mă rog, a tradus mai multe volume, în general legate de Casa Regală sau a și scris despre ei. Domnul Sorin Cristescu recuperează pe un gazetar faimos al anilor dintre 1870 și 1920. Gazetarul ăsta se numește Archibald, semnează cu pseudonimul ăsta. În realitate îl cheamă Gheorghe Rădulescu. Este un gazetar afiliat Partidului Conservator. La datele respective afilierea era mult mai puternică și face de-a lungul timpului niște ziare care sunt tehnic ziarele conservatoare ale vremii. Ce face el? Cartea e scrisă prin 1920 și un fel de memorie, mă rog, să constituise România Mare, și domnul Archibald zice să facă o cărticică la vârsta de 70 de ani în care să culeagă unele întâmplări simpatice sau cu sens sau cu tâlc ale unor oameni pe care i-a cunoscut. Tache Ionescu, Alexandru Lahovari, regii României, pentru că avea acces în politică mare, un acces nesmintit, să zic așa. Limbajul are nevoie, aproape uneori are nevoie de o traducere și aici sunt puse multe, multe note de subsol unde trebuie să te duci să cauți cuvinte. Iar întâmplările sunt absolut fantastice. O să zic atât. E practic o recuperare a lui Caragiale, care mi se pare foarte importantă, pentru că îi face un portret din două, trei povestiri în care îl descrie pe Caragiale într-un mod spectaculos. Zice așa, nu vă dau spoiler, dar vă dau esența. Caragiale scria foarte greu. Foarte greu. Dacă nu avea textul perfect, dacă nu-i plăcea textul ăla, nu-l lăsa, nu-l dădea. Na. Este angajat de Gazeta Conservatoare, așa, cu suma de... și mai știu dacă 100 de lei sau 400 de lei îmi scap acum per text. Așa. I se plătesc banii și nu vine cu texte. Trebuia să aducă cât un text săptămânal, domnia sa. Okay. Dar nu aduce textele săptămânal și trimite bilete prin băiat. Ca să zic așa, coane, nu vin, da, nu știu ce. Și știi, aoleu, i-am dat lui ăsta atâția bani, nu știu ce. Ba chiar are tupeul, zice Ghiță. Grecoteiul ne păcălește. Da? Chiar are tupeul să ceară bani în avans, să zic așa. Și la un moment dat, după a cincea săptămână, spune Rădulescu, apare cu un text pe care îl aduce personal, zice, îl văd și acum în palton, așa, și vine și ne-l aruncă pe birou. Luați-l. Și Rădulescu împreună cu șeful Partidului Conservator, nu mai știu cine era data respectivă, sper să nu zic o prostie, sau cu Lahovare, care avea un rol acolo, se uită pe text și zic, bă, să fiu a dracu cât de din a pus ăsta, zice, își merită toți banii pe care i-a luat, atât de mare era talentul lui. Sunt mai multe referiri aici, ce e și o anecdotă superbă. Știi, vorbeam cu cineva zilele trecute, cred că eram împreună, sau nu, Cristian Preda povestea la lansarea lui despre găștile de bătăuși care reglau votul aici. Și asistăm la următoarea scenă care se petrece la Iași. Erau alegeri în partea moldovenească, da? Uitați că de aia zice România Mică. Multe dintre întâmplări sunt înainte unire. Da? Erau niște alegeri în partea moldovenească și, mă rog, în adunarea aceea a boierilor moldoveni care votau și așa mai departe, unul dintre vorbitori iese la tribună și, mă rog, în prealabil, trebuie să fac această precizare, în prealabil, forțele de ordine pe care fiecare le avea erau dispuse...
prin sală, așa. Știi? Erau dispuse aici. Da. Bătăușii urmau să plece pe teren un pic mai încolo. Și unul dintre vorbitori se duce la tribună și în mod ironic către adversarii săi spune: a stocmit cete de Băutăuși care au făcut și care au dres și care o să facă și care o să dragă. Puteți să spuneți voi acum, pentru noi ceilalți, unde sunt bătăușii mei? Și să ridic o voce din sală, spune: aici suntem cu noi. Contează pe noi. E o incursiune într-o lume de mult pierdută, care arată că România nu era mult mai bună în moravuri decât cea de astăzi. Da. Sigur că am mai îmbunătățit, dar știi ce se vede, printre altele, în materie de politicieni, deci o carte despre politicieni, calitatea intelectuală bună a politicienilor noștri, care erau boieri din tată în fiu, cu școli înalte pe afară și care știau și aveau și niște valori față de, sau niște valori pentru România. Recomand La Corint, Archibald Gheorghe Rădulescu, o să vă facă plăcere. E și o lectură de asta care, nu știu, mai mult de 2-3 zile, nu, ai piedici, că mai trebuie să vezi câte un cuvânt din ăsta pe care zici, mă, ce vrea să zică omul ăsta aici, că nu se prinde, se poate face o colecție de cuvinte din astea pe care nu le înțelegi. Așa. Și închei cu o carte ușurică oarecum, dar foarte frumoasă, Michael Finkel, Hoțul de artă, o poveste adevărată despre pasiune, obsesii periculoase și un delir de hoții monumentale. Ăsta nu-i băiatul ăla care a furat? Da, ăsta e povestea lui. Este povestea lui, apărută la editura Baroque Books and Arts a soților Dana și Mihai Moroiu, pe care îi salut și pe această cale. Traducere foarte bună de Simina Bălășoiu și un citat care deschide cartea, citat unui deloc întâmplător, din Oscar Wilde, care spune că estetica este mai presus de etică. Sigur, e amendabil citatul și e supus în discuției, ca multe dintre vorbele de duh ale lui Oscar Wilde. Am vorbit noi și la conferința de la Cluj despre România furată, mă rog, și am dat definiția lui Coluși atunci, care spunea că a fura un lucru înseamnă a-l găsi fără să-l fi pierdut nimeni. Știi? Cam asta era definiția lui pe care o dădea furtului. Aici avem de-a face cu un anume Stefan Breitwieser, un tânăr alsacian care, în colaborare cu prietena lui, cu iubita lui, Ann-Catrin, fură. E un tip cu o înfățișare victoriană, poate nu întâmplător, citatul ăsta e din Oscar Wilde, un tip elegant, nu chiar dandy, dar elegant, prezentabil, care însă are această teorie că opera de artă din muzeu este condamnat. Este o operă moartă. Și unde trebuie să stea? Și aici e partea fără logică a poveștii, pentru că el fură nu ca să le ducă, mai știu eu, în casele oamenilor sau să le lase pe câmp, ci le duce la el acasă. Acolo condamnarea încetează, acolo ele se simt în largul lor, după mintea acestui tânăr. Și omul nu fură din mari muzee. Sunt câteva muzee mai importante, dar de obicei fură din muzee mici, că ele sunt în Franța, în Elveția, în Belgia, nu contează, lucrează în colaborare cu iubita lui, care îi ține de șase, cum se spune, și după un studiu prealabil al locului și al felului în care se comportă paznicii, el merge la punct. Are și câteva lucruri interesante, un Cranach, de pildă, un tablou de Cranach, o gravură de Dürer în palmares, are câte un potir, câte o sculptură de dimensiuni mai mici, un obiect de artă, o navă de război miniaturală. Nu are preferințe, aparent. Este într-o competiție declarată la un moment dat cu tatălui, care era și el colecționar de artă, dar nu pe calea asta ilicită, și firește că declanșează atenția poliției, care merge pe urmele lui. La un moment dat este prins în Elveția, este condamnat, îi se dă o condamnare mică pentru că n-a stricat nimic, n-a devastat, n-a vandalizat, ci pur și simplu a intrat, a luat și a plecat. A completat. Da. Și îi se pune în vedere că o perioadă de timp n-are ce să mai caute în Elveția, numai că diavolul ăsta al
nu știu cum se spun, al furtului, al furtișagului, îl îndeamnă să ajungă iarăși acolo, unde de data asta lucrurile se schimbă. El devine un hoț compulsiv, animat de această idee nevaccinată, că o operă de artă moare, se sufocă dacă e lăsat într-un muzeu, la un loc cu altele, îi se ia spațiu vital. Opera de artă nu trebuie să stea în muzeu. Muzeul este o enormă conservă, prin urmare, opera trebuie luată de acolo și dusă în locuința lui, care e foarte mică. El stă la etaj într-o cameră, într-o căsuță cu mama lui, mama lui care încet încet își dă seama ce are acasă, și cu iubita lui, de care se desparte, cu care se reîntâlnește, se desparte apoi definitiv. De o carte după care s-ar putea face un film interesant, ar putea fi chiar o comedie din categoria Cum să furi un milion. Uh-huh. Și mă gândesc la dexteritatea acestui om, pentru că Michael Finkel chiar povestește la unul dintre interviurile pe care le-a avut cu acest personaj, care există de adevăratelea, că la un moment dat personajul l-a întrebat dacă nu observă nimic. Și s-a spus, nu, ce să observ? Și la un moment dat, uitându-se atent, spune, aoleu, laptopul. Ah. Și laptopul era la el băgat în pantalon deja, adică i-a ajunsese o fracțiune de secundă cât, fiindcă se aplicase să noteze ceva, și iaca, s-a produs. Iuțeala de mână și nebăgarea de seamă, ca la circ. Ce bun! Ca la scamatori. Da. Deci Hoțul de artă, Baroque Books and Arts, traducere de Simina Bălășoi. Și acum vă invităm să vorbim despre alți oameni talentați. Așa. Cei mai talentați. Fotbal și Fotbal Amuc. Fotbal Amucul de astăzi, prieteni, despre sintagma, expresia născut talent și mort speranță. O să vedem. S-a retras Gabi Tamaș după o excelentă activitate fotbalistică. Una Gabi care Tamaș a face 40 de ani acuși. Da. Acum, peste, nu știu, în ziua când apare podcastul sau o zi mai încolo, cam atunci. Da. Acest demn urmaș al lui Cornel Dinu pe partea de frapieră. Da. Pentru că domnul Dinu aici nu fac nicio răutate. Da. Domnul Dinu singur a povestit în memoriile sale cum frapiera se pune între scaunele mașinii. Sigur. Și așa vin fotbaliștii de la Târgoviște la București, și că fotbaliștii sunt născuți să dea un sutar la florărese. Da, asta e o amintire frapantă apropo de frapiere. Da. Și domnul Dinu nu s-ascunde că s-a mai servit câte ceva, numai că domnul Dinu avea 5 biblioteci în fața lui Gabi Tamaș. Da. Ai una. Și una, dacă are și tot, tot e ceva. Da, Dinu e un om instruit categoric. Aici avem de-a face cu o formă de risipire în cazul lui Gabi Tamaș, care sigur, la o primă lectură, este un fotbalist împlinit, care a jucat mult, care a jucat în general bine și care a bătut destule țări în căutare și în găsire de angajamente. Indiferent că e vorba de Rusia, de Anglia, de Franța, de mai știu eu, de Israel Anglia, și așa mai departe. A jucat în Anglia, da. Plus câteva echipe din România. Acum, el cred că și-a gospodărit prost calitățile, sau nu atât de bine pe cât ar fi putut să o facă, și asta l-a privat de accesul la o echipă mai importantă, mai mare, la o echipă de prim plan. Gabi Tamaș, cu toată considerația pentru el, n-a fost la nicio echipă de prim plan. A fost la Auxerre, a fost la Celta Vigo, a fost pe la Dinamo Moscova. A fost la Galata la un moment dat. A fost la Galata la un moment dat, hai să zici. Dar n-a fost nici pe departe ce au fost la vremea lor Petrescu, Hagi, Popescu și așa mai departe. Chiar Sabău. Bun, dar aici intervine felul lui de a trăi, care este un fel plezirist, hedonist, cu aplecare spre plăcerile vieții, ceea ce este absolut firesc, cu un model parcă împrumutat din modelul englez de băut noaptea și venit a doua zi la antrenamente, numai că acolo există o școală a băutului care îi face pe fotbaliști să fie ulucă de beți noaptea și foarte bun dimineața la antrenament, nu se știe cum. Dar știi că cel mai lung contract al lui a fost tocmai în Anglia? Da. La West Bromwich. Da. 3
ani a stat asta acolo. Asta, într-adevăr, e o probă de longevitate, pentru că, în general, Tamaș nu a stat mult. Da, a stat câte un sezon peste tot. Un sezon sau la CFR Cluj un antrenament. A, da, spunem că trebuie, și asta. Da. A trecut și pe la CFR Cluj, a avut dar un antrenament, ce, cred. Ce antrenor a fost de la data afară? Nu mai știu cine era, dar în orice caz, el a făcut o lată de când a ajuns acolo, a tras-o în chef, a și fost prins pe camere când a încercat să intre într-o ușă de bloc și n-a reușit și atunci a spart-o. Da, da, partea de jos, nu da, partea de sus, că e înțelept, adică pragul în dreptul unei uși. Asta nu putea să nu lase urme. Interesant că la conferința de presă de dinaintea retragerii, el a vrut să facă deosebirea dintre Beat și Mahmur. Eu, Beat, n-am venit la antrenament. Mahmur, da. Dar e o diferență, eu nu sunt alcoolist, a zis el, cu un care eu cred că nu există. Că mi-am trăit viața, categoric. Și aici are dreptate. Dacă te întâlnești cu el în deplină luciditate, întâmplător pe stradă, cum a fost cazul meu, m-am întâlnit cu el la Cluj anul trecut, e un om cu care poți discuta liniștit, zâmbitor, foarte ok. Până când îl prinde microbul. Da, el a avut doi microbi în viață, dar... Nu-i singurul pe care îl prinde. Da, e adevărat. Fotbalul cred că i-a dat o stabilitate. Să vedem de aici încolo ce urmează. Să vedem. Pentru el promite antrenorat, din ce am înțeles. Da? Da. Să vedem. Asta e chiar o încercare. Păi asta e puțin, că și Mutu a fost și încă este antrenor și dacă nici Mutu n-a făcut excese, sigur, Mutu a prins alte echipe. Nu la nivelul ăsta, dar Mutu a și avut alt nivel de echipe la care Mutu a jucat. Mutu a făcut excese de, nici nu știu cum să zic, că n-am un termen potrivit, nu neapărat de alcool. Nu de alcool. De viață și personală. De viață totuși. Personală da. Și de legături periculoase, să zic da, așa. Da, Butorovici. Ăsta e ăla din Serbia. Din Serbia, nu, după un 0-5. Da. Mai e întâmplarea la Mutu, întâmplarea cu Chelnerul bătut, sau da? Ce mai era. Da. Și în România, și în Italia episod, adică... Da. Ai consumul de droguri, ai consumul ai de droguri, dar nu știm, dacă, nu știm dacă era un consumator, dacă ia apărarea, nu știm dacă era un consumator mare. Nu știm, de asta. Nu știm. Dar ai totuși un om care iarăși nu și-a cheltuit cu maximă eficiență resursele și totuși a marcat peste 100 de goluri în seria. Și nici n-a câștigat vreo cupă europeană, ceea ce ar fost meritat. Da, dacă talentul său era dedicat fotbalului în exclusivitate. Sigur. Și un om care i-a plăcut viața și e absolut ok să-ți placă viața. Și când ești octogenar sau nonagenar, dar aminte când ai 20 ceva de ani. E viața lor. Da, e sigur. Mare păcat că... pe planul carierei puteau mult mai mult, adică realmente dau, puteau mult mai asta e neplăcut, că a ajuns să dai cu piciorul mai bine în carieră decât în minge. Atunci lucrurile devin un pic delicate și nu mă gândesc numai la Tamaș. Tamaș e astăzi pe buzele noastre pentru că se retrage, dar sunt atâția oameni care și-au bătut joc de ei. Pentru mine e cazul Mitea care este... simptomatic. Ce poți face cu talentul? Ce poți face ca să-ți bagiocorești talentul și șansele mai bine? Într-o lipsă de educație cruntă. Da, într-o lipsă de educație pe care ar fi putut să o remedieze în momentul în care a ajuns la la Ajax, care era și un factor de educare. Exact, dar Ajax e un club care a reușit cu educația multor oameni tineri. Da, Steven Pienaar spunea că în momentul în care a ajuns la Ajax, la vârsta de 15 ani, era un dilimandros. Da. Și că Ajax a reușit să-l pună pe picioare și să-i pună mințile în cap cu un program de educație juvenilă foarte bine pus la punct. Mitea s-a dus foarte tânăr la Ajax și dacă un club precum Ajax nu reușește să te pună acolo unde înseamnă trebuie. Înseamnă că e greu de recuperat ceva. Înseamnă că e foarte greu și sunt întâmplări epocale și neplăcute cu Mitea, care a ajuns să cheltuie bruma de bani pe care a câștigat, bruma, comparat cu fotbalul. Da. Că dacă așa te uiți, a fost un român bogat care a reușit să facă praf o căruță de bani și nici nu mai știu ce mai face astăzi. Nici eu nu mai știu. Nu se mai scrie nimic despre el. Acum câțiva ani fusese pomenit ca variantă la nu știu ce echipă, dar nu mai. A fost prins în niște clinciuri mondene, amoroase, ceea ce iarăși e firesc că vorbeați, trăiești viața, dar nu se cere nimeni să te sacrifici pe altarul fotbalului. Ți se cere doar să ai acel
instinct de conservare și acea minimă grijă pentru viața ta și pentru cariera ta, în așa fel încât mai târziu să nu regreți. Nu știu dacă acum Mitea regretă anii pierduți prin spelunci, cu sau fără lăutari, cu sau fără domnișoare. Ăsta e Luțu cu lăutarii. Luțu, cele... știu că e cu lăutarii, nu, dar da. Bănuiesc că nici Mitea n-a stat toată viața numai în muzeu. A mai fost și el pe la un restaurant, că l-am văzut eu de vreo două ori. Și să nu mă întreb ce căutam eu acolo, eu mâncam acolo și oricum eu nu jucam fotbal de performanță și el mânca printre altele. Da. Și toată lumea e bine. Adrian Cristea, pardon. Este iarăși un exemplu de zestre negospodărită bine. Fotbalist talentat, fotbalist interesant, care ar fi putut face mult mai mult decât a făcut. Așa e și el la un moment dat cotropit de monden. Da, chiar de monden în cazul lui. Da. Și uite, ai brânză bună în burduf de câine. Cam asta e vorba care li se aplică. Da? Asta e mediul educațional din fotbalul românesc care nu a reușit. Dar întotdeauna sunt scăpări și noi le vedem pe astea că sunt pe măsura talentului. Sigur. Adică niște fotbaliști. Cristea a trecut la un moment dat și pe la Națională. Da. Și cred că și Mitea a prins câteva jocuri la Națională. Nu mai zic că Tamaș a jucat zeci de meciuri la Națională. Da, păi Tamaș până că avea ficatul bun și, sincer, cred că aveau și o educație mai bună decât pe care îi pomenesc. Mm-hmm. El avea un singur dușman pe care n-a știut să-l stăpânească. Aici, în cazul lui Mitea, sunt mai mulți dușmani. Da. Există un articol pe Wowbiz despre Mitea. Nu au reușit nici ei care să pricep la lucruri de astea să-i stabilească cu ce se ocupă acum. Da. Are aproape 38 de ani. Pare că e căsătorit. Da. Zice, fostul fotbalist care nu are o ocupație stabilă. Da. Da. E ce trist. E o formulare tristă, dar el e primul care ar trebui să-și reproșeze. Dacă își reproșează, că s-ar putea el să fie fericit, cine știe. Mă îndoiesc, după ce ai fost la Ajax. Da, nu știi cum funcționează resorturile. Ce zici? Păi și Alin Stoica începuse bine. Era un jucător foarte bun. Era un jucător care a marcat pe Bernabeu, în poarta Realului, că țin minte asta. Era un jucător care promitea, pe care eu l-am văzut când mă duceam la meciurile Stelei, că mă duceam, deși țineam cu Poli, mă duceam în Ghencea să văd echipa, era echipa aia mare. Și îl vedeam pe Tudorel venind cu gâgălicea aia după el, bretonată așa, și dădea și el cu piciorul în minge. Nimic nu anunța că o să apar un fotbalist care o să fie băiatul lui Tudorel Stoica. Dar el, din păcate, e mai degrabă băiatul lui Tudorel Stoica decât fotbalistul Alin Stoica. A fost pe la tot felul de echipe, și pe afară, și prin țară. A dat rateu după rateu, nu prea i-a plăcut nimic. A găsit motive de critică și de supărare față de aproape oricine. Și aici, la capitolul nu i-a plăcut nimic, seamănă binișor cu un alt om care cred că nu și-a luat talentul în serios, cu Radu Niculescu. Radu Niculescu, dacă îl mai ține minte, a fost pe la o grămadă de echipe, nicăieri n-a fost bine. Acolo era... Asta câțiva ani la Național, unde cred că a fost bine. La Național, Național nu era o echipă cu o amprentă foarte puternică, dar și acolo mi se pare că a avut de obiectat împotriva antrenorului. În altă parte nu i-a plăcut cartierul, în altă parte nu i-a plăcut echipamentul, în altă parte nu i-a plăcut colegii, în altă parte s-a îndrăgostit și a trebuit să plece, nu știu, cred că era un contract la Mallorca și nu s-a dus pentru că se îndrăgostise. Deci și el a fost așa un fel de mă duc să caut stăpân, de Doamne să nu găsesc. Dar altfel, cam așa. Foarte talentat. Ce jucător, ce forță, ce execuție. Nu știu, avea gabarit, era un stângaci bun de tot. A prins și el Naționala. A încercat Mircea Lucescu să-l ducă la Galata, să-l potolească. L-a și dus, a și marcat Niculescu un gol important, mi se pare, dar am impresia că l-a fost cântecul de lebădă. Gata. Mircea Lucescu avea talentul ăsta să ia să repare niște jucători. Cum face Hagi astăzi, probabil, pe același nu model. Nu iese nici lui de fiecare dată, nici lui Hagi. Hagi nu mai are materialul de care am vorbit. Hagi, dacă te uiți la jucătorii lui Hagi, cred că niciunul nu este de nivelul pe care l-am pomenit acum. Poate Răzvan Marin. Posibil. Poate Răzvan Marin. Da. Dar e un om cu minte. Serios. Care a dat un rateu la Ajax. Nu.
cine știe din ce motive, că nu le înțelegem pe toate, da, da, în mod evident, dar un om serios care Ajax, joacă... Ajax, care acum e pe ultimul loc. Da, e o întreagă poveste acolo, am studiat-o un pic, au vândut tot ce era de vândut, da, au avut niște probleme financiare, au încercat să le repare, nu cu cei mai bine aleși jucători. Dar dacă noi am avea în România, de exemplu, mai mulți jucători precum Răzvan Marin, adică să fie în aceeași zonă, să joace la jumătatea sau partea a doua a clasamentului din Serie A, să ai 11 jucători care joacă în zona aia. Da, să știi că am avea o echipă strălucită. Mai bună decât strălucită, nu? Dar mai bună decât ce avem acum. Decât ce avem acum, da. Probabil că în orice caz, da. Paul Gascoigne. Asta mai lipsa. Din enumerarea asta. Ei, da, da, acolo măcar în Anglia. Umor. În Anglia există tot felul de personaje. Teddy Sheringham. El e cel mai mare. Teddy Sheringham. Stan Collymore. O să stau să verific într-o zi dacă plus toți cei de la Arsenal care au înființat clinici de dezalcoolizare. Deci cum că capitanul Adam, fundașul? Tony Adams. Tony Adams. Tony Adams. Da. Paul Merson. Un pic acolo este o întreagă glorie. Constelație de alcoolici. Pandit la televizor. Da. Dar Gascoigne, o știi pe aia. La Lazio, cum să nu știu pe Gascoigne. Gascoigne a dat o minge peste gardul terenului de antrenament de la, cred că era la Tottenham atunci. O știi pe asta, nu? Mi se pare că ne spunem și că... Și s-a dus, a sărit gardul, s-a dus pe minge și nu s-a mai întors la antrenament. Și a găsit ceva, un local. A găsit un local, a plecat acasă și a văzut de viața lui și a doua zi când a venit la antrenament, care era pe aceeași oră, a venit tot peste tot gard, acolo, din peste partea aia altă, cu o minge și zicând am adus-o. Da, am căutat ceva după ea. Da. Acum e, trebuie să accepți că la așa umor... Da. Asigur. Da. Și în spațiu britanic să nu uităm că a fost și George Best. A fost ceva, un personaj absolut ieșit din calapod. Adică, da, George Best și-a atins potențialul de fotbalist. Păi, și-a atins, era un fotbalist strălucitor. Da. La Man United, cu trupa aia cu Dennis Law, cu Bobby Charlton, care s-a stins. Best, care a spus la un moment dat, e celebră declarația lui, că m-am lăsat de băutură și de femei. Au fost cele mai urâte 20 de minute din viața mea. Asta a făcut în conjurul planetei. Da, era un excesiv. Deci englezii au, ei care par așa o nație ponderată, la capitolul fotbal au o grămadă de excesivi. John Terry, care tot așa întârzia în nocturnele astea care nu se mai terminau și a doua zi punea capul la bocan. Și Steven Gerrard a făcut vreo două. Știi fotografia aia, circulă des pe internet, că eu mă uit pe diverse grupuri de fotbal, aia cu John Terry înscrind împotriva lui West Ham. Ele de la West Ham, nu? De acolo venea. Și toată familia lui ține cu West Ham, adică aia era. Și a dat gol și în colțul de tribună era unchiusul, care era cu degetele pe sus, știi? Așa, da, hai să vorbim despre niște mâncăruri care ne plac, dar despre care nu avem voie. Uite la el cum face. Da, acum vă povestim. Oale, pulcele și tigăi. Să știți că am primit portocalul Pita și el din păcate, din fericire, nici nu știu cum să zic. Da. Eu repet, trei lingurițe am luat. Am cat o felie, după care n-am mai luat. Da. Că prea avea o formă care cred că implică și ou. Da, în fine, vedem noi dacă are ou sau n-are. Vedem mai târziu. Bună, în orice caz. Băi. Da. Bine, la mine mâncărurile, ce am zis, mâncărurile interzise, despre asta vorbim. Da, pe despre... Pe dulciurile, mai... Am mâncat, nu numai ele. Am mâncat un cheesecake din ăsta interzis la dumneata. Da. Trei linguri am luat, nu mult. Da, bine, pentru că le-ați împărțit, ați avut mai multe deșerturi și le-ați împărțit. Okay. Da, la Cluj, domnule, a fost o nenorocire. M-am ținut tare. S-a ținut, n-a luat M-am uitat la toate deserturile, n-am luat nicio linguriță din nimic, am fost îmbiat și nu doar o dată, de mai multe ori am stat cu minte. Il flotant n-ai luat? Il flotant n-am luat. Zeamă, și am luat zeamă cu toții de acolo. Nu, n-am luat. Păi eu de obicei rezist. Acum am aprins cermina în agâț pe picior greșit pentru că prăjitura era caldă, mirosea
foarte bine. Da. Și simțeam nevoia de ceva dulce. Dulcel, se spune. Da, dulcel. M-am cam abținut așa în ultima vreme. Da, s-a abținut. Da, m-am abținut. Da, da, mai, da. Am mai mâncat... Nu mănâncă nici cartofi. Păi n-am voie, deci aș mânca cartofi prăjiți. N-am voie cartofi în general, sau mă rog, am voie, dar câte puțin. Dar n-ai mâncat roșiile, pe mine asta m-a uimit, când mi-ai zis să-i da roșiile alea deoparte din puiul ăla mediteranean. Da, dar am mâncat restul. Da. Roșiile, după anumită oră, deja nu mai sunt indicate pentru mine. Și încerc să respect niște norme de alimentare sănătoasă. Și încerc să stau cu minte pe cât se poate. Da, cartofii aș mânca într-una sub toate formele, și copt, și prăjit, și la cuptor, și cu rozmarin, și fără rozmarin, și cu usturoi. Rețete, știi? Hey, cred. Ai văzut că mi-am luat piure de... Și piure. Nu știu, mi-am luat un piure de nap, păstârnat, nu știu ce, am avut niște piureuri, dar n-am luat de cartofi. Țelină, de cred că eu am mâncat piure de țelină de două ori, cu bună știință. Deci, ai voie? Da, am voie. Și mai ales că nu, asta a fost la prânz, n-a fost seara. Dar altfel, carne mănânc, însă la interdicții sunt dulcele. Iarăși, nu există interdicție absolută. Deci nu există în viața ta să nu te atingi de ciocolată. Te atingi din când în când, dar subțire, puțin. Eu nu pot să mănânc ouă. Și asta e o problemă. Ouă, așa cum sunt ele, dar nici prin alte preparate, dacă sunt foarte multe, știi, sau ai o cantitate mare. Și n-am mâncat o omletă, de când, nici nu mai știu de când, cred că să fac mai bine de 10-15 ani să mănânc o omletă. Da. Eu am mâncat la Iași, la Filit. N-am mâncat omletă, mi se face rău. Iar la Campeador am mâncat ochiuri. O omletă din aia în care pui brânză, în care pui un pic de cărniță, niște ardei, nu știu, niște... Poți să pui ciuperci, poți să pui multe. O omletă din aia, știi, care se umflă, pufăie, să faci așa ca la, la Bread and Spices sunt tot felul de omlete acolo, inclusiv una care are și roșii și ardei și ciuperci. Dar nu și după brânză. Asta sufăr cel mai tare. Cel mai tare sufăr după niște ochiuri cu caș, ceapă verde eventual, peste care dai niște piper. Cu pâine proaspătă mănânci, hai de capul meu. Sau ochiuri cu mămăligă și cu un pic de brânză. Hai de capul meu, este mâncarea mai... Deci de astea n-am mâncat de mulți ani, de mulți ani n-am mâncat. Tu știi de ce n-am mâncat eu de mulți ani? Ce? Strugure. Băi, și mie poftă. Adică sunt fructe care nu-mi trezesc nicio poftă. Prune, de exemplu, n-aș avea voie, dar nu... Prună e ok, e mișto pruna. Eu n-am voie prună. N-am voie stafide, n-am voie pere, că sunt foarte dulci. Perele sunt bune doar dacă stari. Da, știu. Un pic pârguit, așa. Da, strugure n-am mâncat de ani. Se poftă de strugure? Da. Ce chestii? Da, strugure albi, pai de mine. Bun de tot. Am avut acum, când ne-am oprit la Campeador și am scos acolo. Știu, nu. Erau în fața acolo, am luat 3 boabe. Foarte bine. Că am zis că să mănânc cu... Așa e când îți permiți. Da. Am simțit, nu. Râvnesc după și e în principiu interzis sau quasi interzis cozonacul. Bă, culmea, Pasca. Cozonac poți să mai mănânc câte o felie, dar nu toată, că nu e chiar atât. Pasca. Ce fel de pască? Pasca și cum mi-a trimis mama ta atunci cu ciocolată și pasca tradițională. Da, că e dulce. E dulce. Și are și stafide aia clasică. Da. Aici intru eu în discuție cu Marius Constantinescu, că el nu suportă stafidele în pască. Eu sunt adeptul stafidelor în pască, dar ce folos? Da, când se pun stafide se face brânza aia cu ou, altceva ce nu pot să mănânc, și cu coaja aia groasă nu e. Dar fii atent, pască... de asta cu coajă subțire, de cum adam, cu ciocolată sau cu smântână. Ei, știu. Știu, mă. Altă treabă, bre. Nu așa. Tabu. Și aici, în domeniul tabu, șnițele, pizze, foarte rar. Șnițele. Foarte, nu poți. Nu pot să mănânc șnițele. Și la Ploiești există un restaurant de șnițele unde mama îi duceam înainte de a afla treaba asta. Păi și aia toate șnițele din lume. Șnițele mari, șnițele mici, șnițele mijlocii, șnițele cu cutare, șnițele îmbrăcate în cutare, șnițel cu pesmet, șnițel fără pesmet, șnițel cu carne. Și tu nimic. Nimic și nici eu, nici fimiu, că nici ăla nu poate să mănânce, iar copil care să nu mănânce șnițele este o distrugere. Da, știu. Da, asta e. Da. Și ar mai fi multe. Da, în principiu dulciuri la mine, plus pizza foarte rar, paste, răruți.
Răruț și anume până în prânz, adică la prânz, nu seara, sub nicio formă seara, grisinele alea de la Unicovero. N-aveam voie să le mănânc vreodată, la ora aia mai ales. Puteam să mănânc una, două, dar tot la prânz, dar noi cenacul facem seara. Acum de 2-3 luni... Dar ei aduc și niște morcovi acolo. Da, da, da. Din aia sunt ca iepurile. Nu, mănânc ronței din ăla, ronței. Și m-am cumințit de vreo, de 2 luni, de 3 luni, n-am mai mâncat grisine din acelea. Da. Nici la cenaclu nu l-au mâncat alții în jurul meu, am stat cu minte. Da. Uite, păi mine e miercuri. Na, mă rog, acum când vorbim noi în direct. Da. Te gândești cu groază. Mă gândesc să văd. Da, oare să văd, da. să mă duc. Să nu mă duc, s-ar putea să am ceva chiar mai bun de făcut. Da. Asta e interesant. Da. Dar despre asta vom povesti cu altă ocazie. Deci încheiem glorios și de această dată. Să nu vă speriați să spunem asta la sfârșit, căci o să înceapă să apară episoade din Leaders. După discuția asta, încă nu sunt programate, dar sunt programate ceva înregistrări. Și o să vedeți, ăsta e un proiect nou de ale noastre, în care o să vedeți oameni care nu intră pe partea culturală, cum e vorbitorincii, intră pe partea de transformare economică și de idei a României. Și de business, da. Și de mult business, da. Oameni, am cunoscut în ultimii ani oameni formidabili, care au idei de reașezare a României foarte conturate, foarte bine conturate, și o să-i vedeți, pentru că dorința noastră este să facem o rețea binelui, care să vină de aici, de la vorbitorinci, și după care să meargă pe scene în diverse țară, în diverse părți din țară, să le vorbim oamenilor, să fim cea mai mare rețea a binelui din România. Așa să fie. Da. Și mai povestim despre asta. Cel mai repede o să-l vedeți pe Iancu Guda, care este un om care ne numără banii, cum ar fi. Mm-hmm. Da, ne și învață. Bine, dacă ne-ar și da, dar asta e altă discuție. Mai încolo. Și eu o să-l întreb. Da. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treabă. Vorbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Thank you.